Bă, Alice, m-ai trezit din somn, Alice. Unde m-ai adus tu aici? Vrei iar să facem concurs de construit? Nu te-ai săturat să facem concursul ăsta de construit? Așa, întotdeauna, ce mai vrei să mai construim astăzi? Pă, pune, vreau și o sătură, dar nu se poate cu tine. Trezește-te, bă, Rafaele, mai rapid, hai, cu spor de viață, e concurs de construit, trebuie să te grăbim aici. Păi sunt trez, nu vezi că sunt trez, aici am venit și da, ce concurs de construit, la ce m-ai adus? Aia, chiar sunt curios, la ce concurs m-ai adus de data asta? Că, pă, bune, adică mă chemi așa în continuu la concurs de construit, dar nu-mi spui înainte, mă spui fix când ajungem aici sau nici aici nu-mi spui. Păi, bă, Rafaele, concurs de construit de bază ascunsă. Cum adică bază ascunsă? Ce bază ascunsă? Bază secretă? Da, bază secretă, de aia, cum ai făcut. Și de data asta mă lași doar o rundă, adică nu facem de nou versus pro? Ah, păi e perfect, mă, dacă facem doar o rundă. Hei, facem de nou versus pro. Aolea, iar mă pui la două runde. Hai, mă, Alice, mă mai ce trezești așa din somn și chiar mă pui la două runde. Bine, mă, hai, du-te la tine, du-te în partea ta. Eu o să încep. Acum atești, Alice, Alice, că astăzi o să facem bază secretă de noob și bază secretă de pro și o să fie foarte tare, deoarece o să bat. Bă, Alice, m-a trezit din somn. Aie, trebuie să o bat 100%. Scrieți voi acolo în comentarii cine a făcut mai frumos la baza de noob, cine a făcut mai frumos la baza de pro și scrieți acolo în comentarii cine a câștigat tot meciul și ambele runde. Adică care construcții v-au plăcut mai mult și dați și acolo note la fiecare construcție. Deoarece, Alice, eu zic o să te bat 100% și spune și mie așa, ce pai tu de gând? Ah, deja te-ai apucat, mă, ce faci aici? Bă, păi, bă, Rafaele, n-ai zis că începem cum? Păi nu, n-am zis că începem, n-am zis că începem. Sau hai, apucă-te că avem timp, facem timp destul, că nu este pe cronometru, adică nu este ca în ăla cu dar sunt la minut sau cu voi, ta fiate. Alice. O să te bat 100%, dar vreau să-mi spui ce o să faci tu aici. O idee așa, ce o să faci tu, chiar sunt curios. Ei, da, nu pot să zic chiar tot. Eu baza ascunsă și acum din câte vezi am făcut o ușă. A, da, și asta e baza ascunsă, nu? Da, uite, e foarte ascunsă. Nu mă vezi dacă stau așa. Nu, chiar nu te văd, sincer, la modul cel mai astfel. So, ok. Deci, da, Alice deja a făcut baza secretă. Poți să-i dau nota 0. Hai, Alice, hai să începem acum, să începem aici să facem. Fii atentă, n-am nicio idee, dar în câteva minute o să am cea mai șmecheră idee. Ok, Alice, acum o să mă apuc și eu. Mi-am ales câteva materiale. Am aici niște frunze. Am aici ceva de copac, o să fac un fel de copac, adică nu o să fie un copac, dar o să fie o bază secretă, sper eu să fie ceva șmecher. Adică mi-a așa o idee, dar să vedem cum o să iasă. Spune-mi acolo, cum te descurci tu, ce o să faci tu acolo? Chiar sunt curios pentru că eu deja m-am apucat. Și pot să zic că poate o să fac ceva, nu știu sigur dacă o să fac ceva șmecher, dar vreau să-mi spui ce faci tu acolo. Poate am și o idee, așa. M-am apucat să fac aici o bază sub pământ. Te-ai apucat să faci o bază sub pământ? Cum adică o bază sub pământ? Păi stai mă puțin, păi unde sub pământ? Că o făceai în aer, erai în aer acolo, nu erai sub pământ. E, m-am răzgândit, nu mai îmi place. Ce idee aia? A, nu-ți mai place ideea. Acum vrei să faci alte idei cum ar veni. Bine, mă, Alice, fii atentă. Eu deja am apucat aici să fac o chestie foarte, foarte mișto. Deci fii atentă, stai că asta este o bază de noob și aici nu trebuie să ne complicăm noi cu foarte multe chestii. Trebuie să facem niște chestii cât de cât okiuțe. Hai să vedem cum o să fac aici la baza asta de noob. Bă, la baza de noob, să zicem că probabil ar fi ceva de genul așa, pe undeva pe aici să mergem așa foarte, foarte, foarte frumos în jos. Și să vedem aici. Mamă, nu, că nu merge așa. Mamă, nu știu cum o să fac, mă, Alice. Mă, tu cum faci acolo, mă? Chiar nu am nicio idee, sincer. Adică am o idee așa, dar parcă nu prea e cum aș dori eu să fie, sincer. Adică cum fac? Că deja am terminat. Hai mai rapid. Hai că ai terminat. De unde să trimu? Hai că dacă ai terminat tu acum, ok, bine. Uite, ai terminat. Uite că stau la ușă, stau aici, uite. Bine, stai acolo. Așteaptă mult și bine până eu termin acum. Ok. Deci hai să fac aici, mamă, stai că deja dau un apă aici, mamă. Păi nici nu pot să fac în jos, mă, Alice. Ce fac aici? De fapt, hai că merge cât de cât așa foarte, foarte frumos și o să fac aici pentru că am zis că este de noob, nu o să fac o chestie foarte mare. O să fac doar atât, să zic, hai să vedem doar chestia asta. Punem aici un mic pătuț. În sfârșit, fii atentă, Alice, eu am terminat. Cred că am terminat. Am făcut aici un pat așa, tot cât de cât ok. Adică nu trebuie să fac ceva mai mult, sincer. Bă, eu zic că e ok, adică este o bază așa secretă, cât de cât să zic. Hai că mai punem niște chestii așa să facem puțin mai secretă, dar da, asta e de noob, dar trebuie să fac mai multe chestii. Da, eu zic o las așa. Gata, am terminat, Alice. Poți să zici dacă tot. Mă, ce faci mai aici? Hai că te aștept aici de mult timp. Hai la tine. La mine. Nu, fii atentă. Vreau să mergem prim. Da, clasic. Dar fiecare dată trebuie să mergem prima oară la mine. Ok. Acum vreau bă, să văd. Rafaele, bă, ce e asta? Ai făcut boscheți? Păi da, e o bază secretă. Alice, dai că e o bază secretă. Vreau să găsești intra. Hai că ai găsit-o deja. Bravo, Alice. Intrăm aici și asta e baza. Da, e mult, mult prea simplă, dar bine. Păi da, e bază de noob. Ce vrei să fac la bază de noob? Vrei să mă fac aici să fac cel mai mare chestii, cea mai mare bază de lume, de pom sau cum vrei. Da, mie se pare că mai copiat, așa că îți dau un 6. Da, hai să vedem. Nu, stai puțin, tu ai făcut la fel ca mine. Poți să vezi. Ia, ce? Uite, asta e baza ta. Da, e de mine. Asta e baza ta. Adică la modul cel mai serios. Asta e baza. Mamă, ce bă, dar până la urmă, da, e o bază. Da, nu, bă, da, Alice, cam e așa evidentă, sincer, nu știu ce să zic. Alice, de fapt, hai, mă, adică, bă, evidentă, nu vezi nimic. Și acum intri. Face schimb.
Da, hai să trecem la următoarea mai rapid. În fine, Alex, eu îți dau nota 7, tu încă nu mi-ai dat notă, vreau să aud nota ta, ce îmi dai notă mie, îmi dai, îmi dai mie, până la urmă, dar fii atentă, vreau să scriu oamenii acum în comentarii cine a făcut mai frumos dintre noi, de pentru că eu zic că eu am făcut, tu zici că tu, da, scriu oamenii în comentarii, dar zi tu nota, eu ți-am dat 7, tu ce notă îmi dai? Da, bine, Rafael, fii atent, am să-ți dau nota 6,69. A, normal, ca să nu, iau, să nu ai mai mult decât mine, ok, dar fii atentă, data viitoare, de data viitoare, vreau să-mi dai tu prima oară notă. Ok? A, ok, bine, să stau, da, bine. Oricum și acum trebuia să faci la fel, dar aia, lasă, nu mă mai interesează, pe bune. Acum, hai să trecem la a doua rundă, la cea de pro, unde o să fie o bază secretă, nici nu știu cum o să fac încă, dar avem timp de gândit. Gata, Alice, mi-am ales câteva materiale, încă am o idee așa, dar nu știu sigur dacă e o idee prea bună, dar după cum puteți vedea voi, oameni buni, acolo avem un munte și am zis, hai să fac și eu un munte, ceva de genul o bază secretă într-un munte, adică ce s-ar putea întâmpla mai rău dată, adică bine, ce-ar fi rău în asta, pe bune, adică eu zic că o să fie ceva foarte șmecher. Acum, hai să-i dăm forma, Alice, vreau să te întreb ce faci tu acolo, cum o să faci, dacă o faci munte, dacă o faci, bine, sper să nu o faci munte, că dacă faci ca mine, e o problemă, Alice, pe bune, la un moment serios. Rafael, eu nu ies niciodată în viața mea. Ce-ai zis când, bă, Alice, dar nu te aud, bă, Alice, ai și tu microfon la 2 lei, pe bune, sincer. Rafael, eu am zis că eu nu copiez în viața mea, nu fac eu în munte, eu fac tot subteran. Ah, ok, faci subteran, ok, acum eu mă apuc aici să fac o formă așa la munte, prima oară să fac aici un cub să fie așa o formă, ok, și după să-i dau o formă cât mai șmecheră, dar revenim după, deoarece eu zic că o să te bat, Alice, și chiar sunt acolo curios dacă o să faci ceva șmecher sau nu. Gata, Alice, am făcut muntele, am făcut exteriorul și acum trebuie să mă ocup de interior. Dar ceea ce este foarte șmecher la această bază secretă este că eu am două intrări secrete despre care eu zic că o să fie greu să le găsești. Ok, nu vreau să-ți dau mai multe spoilere, dar una este pe undeva mai pe sus, una este pe undeva mai pe jos și acum o să le arăt oamenilor care sunt intrările secrete și haide să vă arăt prima intrare care eu zic, bă, chiar sunt curios, chiar sunt curios ce părere aveți de asta, chiar sunt curios, să scrieți voi acolo în comentarii dacă v-ați gândit la locurile astea, să intrați voi să căutați aici, dacă e un loc bun sau nu, adică bine, sunt două locuri, dar ați prins ideea. Bun, și acum haideți să intrăm în prima locație, în prima pază secretă, prima locație pe unde puteți să îi pun, pe unde poți intra, cum ar fi, intrați pe aici foarte, foarte frumos și ați intrat aici. Aici este locul acesta foarte, foarte tare, dacă vedeți aici, putem să mai intrăm printr-o parte, urcăm aici sus și aici vedeți că avem o chestie aici deasupra. Ei bine, poate vă întrebați, bă, dar asta nu pare, adică e greu, da. Uitați-vă foarte puțin aici, uitați-vă puțin aici, deci stați puțin. Haideți să mergem jos de tot. Și acum, haideți să vă arăt traseul pe care trebuie să-l urmați. Mergeți pe asta, după urcați pe asta, așa foarte, foarte frumos. Și de aici nu știți ce se întâmplă, vedeți că e asta așa, dar voi trebuie să o dați jos, după o dați așa, după o ridicați cum ar veni ca să nu-și dea seama altcineva. Și aici la fel, faceți la fel, ridicați și ați prins voi ideea și cam așa am ajuns. Și eu zic că e o idee bună, nu știu, scrieți voi acolo în comentarii dacă e o idee bună sau nu. Și acum, haideți să ne ocupăm și de interior, să facem interiorul, să-l facem foarte frumos. Intru acum foarte bine aici. Și Alice, chiar sunt curios ce ai făcut tu până cât timp fac eu interiorul aici, când mă gândesc să fac eu toate astea, chiar să vreau să-mi spui și mie ce ai făcut tu pe acolo. Bă, Rafaele, deci fii atent, eu am făcut aici o bază subacvatică într-un fel. Mama, subacvatică? Mă, păi și eu am făcut, bine, n-am făcut subacvatică, dar ceva de genul, pot să zic într-un fel, ai prins o idee, așa, și ce mai ai făcut tu pe acolo? Așa, am făcut aici o bucătărie, un loc unde mă joc, ursuleț așa? Normal. Ursuleț normal, că ursulețul nu putea să lipsească de la tine, înțeleg, da, ok, și altceva, ce mai ai făcut? Am două frigidere, unul pentru mâncare și unul pentru sucuri și un pat. Ma, Bali, uite că am făcut eu aici, am făcut ceva foarte șmecher. Nu știu ce aș putea să mai fac pe aici, aș putea să mai fac ceva, dar habar n-am ce să fac, sincer. Pentru că, băi, eu zic că arată genial, adică nu cred că ar trebui să fac mai multe chestii. Până la urmă este o bază secretă, dar este de pro și ar trebui să mai fac ceva. Nu știu, mă mai gândesc să mai fac câteva lucruri. Ai ceva de spus înainte să mă mai gândesc și eu așa? Eu am de spus să vii mai rapid, că stau aici la ușă și te aștept. Ah, de unde să stai, mă, de la ușă să mă aștept? Hai, fii atentă, fii atentă. Eu acum stai să mă mai gândesc, să mai pun mai multe chestii pe aici, că eu deja zic că, bă, nu e finalul, nu e finalul ăsta, mai durează, mai trebuie să mai fac niște chestii, pentru că nu sunt foarte, foarte mulțumit, dar cred că o să mai fac ceva și prin exterior sau nu. Haideți că mă mai ocup acum prin interior, văd ce pot să mai fac și revenim imediat cu materialele. Gata, mi-am mai ales niște materiale și acum hai să facem. Fii atent, o să pun aici un mic șemineu, îl pun aici foarte, foarte frumos, cred că aici e perfect, ok, l-am pus, pun și un carpet aici, că mai avem nevoie și noi de ceva foarte, foarte tare pe aici și pe aici, o să pun pe aici, după cum puteți vedea chestia aceasta, dar trebuie să o mut eu foarte, foarte frumos, trebuie să mai stau puțin așa, să mai dau puțin în partea aceasta, dacă ar merge super, super tare, pentru că eu zic că se potrivește, adică e tematică foarte, foarte bună, dar da, eu zic că totul este foarte bine. Am aici o oglindă, cum ar veni, o pun și pe asta pe aici. Cred că las aici, cred că las aici. Cred că este un loc bun. Aici trebuie să mai punem și un ceas pe care trebuie să-l pun și eu tot așa. Vreau să pun și un dăsta, un ursuleț, pentru că al fac cu Alice totuși și vrea și ea un ursuleț, vrea ceva. Alice, ce părere ai că am pus eu ursuleț? Păi, bă, Rafaele, bă, eu mă simt foarte încântată că ai pus și tu un ursuleț acolo. Cream că o să faci urât. Da, e bine, e bine, cream că o să faci
faci urât, pentru că te-am copiat cu Barbie. Adică bine, nu te-am copiat, că până la urmă puteam și o să pun asta, dar credeam că faci urât totuși, că până la urmă folosesc un ursuleț, folosesc ceva de genul. Și da, fii atent, eu o să pun aici în partea asta, dacă ar putea să stea ăsta să vină puțin mai aproape de mine, ar fi perfect, dar văd că nu vrea să vină, lasă așa aici. A, e, dacă nu se pune cum trebuie, ăsta îl pun aici, îl trag așa puțin mai în spate, îl punem direct pe perete și aici cred că nu mai am nimic de făcut. Am făcut pe aici, am pus ăsta, cred că las puțin să văd dacă pot să mai dau puțin mai așa. Stă bine aici, stă foarte, foarte bine și nu știu dacă mai am ceva de făcut, sincer. Adică am făcut toate chestiile astea, nu știu dacă mai am ceva de făcut. Mă uit prin exterior, haide să schimb și eu asta culoarea, că parcă totuși roz așa nu parcă dă bine. Mamă, dă stai că ăsta îl punem ca acest, tu cum ar veni? Eu zic e ok. Stăm așa, ne uităm foarte frumos aici în oglindă, cât de bine arătăm toate astea. Alice, eu pot să zic că cred că e gata. Cred că e gata. Atât am zis, cred că e gata. Ieșim pe aici, poate de sub foarte, foarte frumos. Pe aici, dacă vrei să te uzi, te uzi. Dacă nu vrei să te uzi, intri pe acolo pe sus și cam aia e. Deci am două intrări și eu zic că arată super, super tare. Și pot să zic că totuși am îndeplinit cerința, am făcut o bază secretă așa de pro. Pot să zic e de pro, adică cu două intrări așa nemai gândite, adică au fost așa gândite pe loc, mi-au venit așa pe moment. A ieșit totul super, super bine, super natural. Și acum, Alice, vreau să-mi spui dacă tu ai terminat, pentru că eu pot să zic că sunt gata. Terminat și eu, suntem amândoi gata, hai. Ai terminat, mă? Când ai terminat, mă? Tu când ai ce-am făcut și ce ai făcut tu acolo, pe bune? Că nici nu mai știu să mai vorbesc, Alice, pe bune. Păi, eu am făcut foarte multe chestii, o să vezi, hai. Te văd că ești la ușă, hai. Da, stai puțin, stai puțin, stai puțin, stai puțin, Alice, stai puțin. Deci fii atent, Alice, vreau să nu te uiți, deschid acum ușa, că știu că ești tu aici, dar nu te uita, nu te uita, nu te uita, mă, fii atent, vreau să mergem acum prima oară la tine, pentru că am mers la mine, ok? Așa, acum da, bine, Rafael, hai. Mă, ce e asta, Alice? Bă, Alice, tu-ți bagi joc, unde ai făcut, ce ai făcut aici, ce e asta? Asta, deci, stai să-ți explic, deci, aici dorm eu, aici te joci tu cu maneta, când ai ce-ți faci, în rest ai privire. A, și asta e baza secretă, ia, mă, ce baza secretă? Mamă, ce ai făcut mă aici? Păi și unde cobori aici? A, stai că e scară, n-am văzut, ok, merg așa frumos, ia ce acolo, acolo este... Închidem, ok, ia aici închide, mamă, ce... Alice? Da. Mamă, cât de tare arată, bă, arată genial, pe bune. Mamă, cât de tare arată, bă, cum te-ai gândit să faci așa ceva? Păi, m-am gândit la ocean, așa că am zis să o fac în ocean. Auzi, da, dacă intră cineva să se scalde pe aici prin apă, să noate prin apă, tu ce faci? Te vede, nu? Păi, da, eu n-am nicio problemă. A, n-ai nicio problemă, bă, dar vezi că arată genial, mamă, vedem aici, ai televizorul, doamne, ai calculatorul, ai scaunul, ai aici ursuleții clasici, cum ar veni, patul aici de două persoane, cu cine dormi, Alice, aici? Sau e pentru tine, n-ai loc în pat? Nu, că am eu... prieten, așa. Ce, ai zis ceva? Nu, n-am zis nimic. Așa credeam și eu, ok, aici ai de ăsta de haine, cum ar veni, aici ai niște lumini, așa. Bă, dar arată genial, să vede priveliștea mișto, să te uiți așa în jos, bă, dar pești pe aici, nu sunt prin apă, nu e nimic, Alice, e cam sărăcie, sincer. Bă, dar arată genial, bă, la modul cel mai serios, chiar arată foarte, foarte genial. Și vreau să mă uit aici ți-ai pus asta de machiaj, ți-ai luat-o frumos clasic, aici niște crafting-uri, adică un crafting și niște furnale, chestii de genul. În lumina asta aici, bă, altceva le-ai mai făcut? Bă, păi, bă, rapele, din ce vezi aici, n-am mai făcut altceva. Ok, păi le-ai mai făcut altceva. Și pe și ce notă să stai ție, bă, dar arată genial. Nu știu, vreau să-mi spui tu așa, cum te-ai gândit tu să faci asta, cum a durat procesul ăsta, cum l-ai făcut, cum ai creat. M-am gândit să fac ceva mai complex la intrare și pentru că nu vreau să se vadă absolut nimic, auzi, lasă-i puțin, dar mă gândesc și așa puțin. Cineva care ar vedea leverul ăsta, crezi că n-ar da de el așa puțin? Nu cred, eu am încredere în oameni. Păi da, dar cred că trebuia să fie și asta ascuns puțin, nu crezi? Să fie ascuns, eu cred că ești prea paranoic, lasă. A, da, fii atent. Hai să decide lumea în comentarii dacă ăsta al tău, adică nu, fii atentă. Vreau să facem în felul următor. Să decide lumea în comentarii. Uite, acum eu sunt un abonat, da. Vreau să le spun oamenilor să facă în felul următor. Să scrie în comentarii dacă, fii atentă. Merg așa foarte frumos, tiptil, sunt un om normal și văd ăsta. Bă, ce ar face un om normal? Adică ce ar face abonatul? Ar da de ăsta sau nu? Chiar sunt curios să scrie oamenii în comentarii acum, Alice, pentru că eu aș da de ăsta, sincer. Eu chiar aș da. Tu n-ai dat? Ba, da, aș da. Bine, hai tu dăm notă, lasă asta. Bine, gata, fii atent. Hai să mergem să-ți dau o notă. Vreau să mă uit așa puțin să ajung aici în interior, că bă, arată genial, gen, pentru priveliște, îți dau nota 10. Băi, genial. N-am ce să comentez. 10. Păi da, băi, stai, pentru priveliște doar, dar bă, și interiorul arată ok, arată gen, să-i zic să-i dau o notă 7 la interior, să-i zic așa și cu asta de aici, bă, nu știu, un total cred că ți-aș da, adică asta nu prea. Bă, mecanismul să nu știu, ciudat, adică e cu duș și întors, nu știu, să vedem ce decizi oamenii în comentarii, dar hai să zic că o să-ți dau nota 8-20 în total. Gen, tot îți dau nota 8-20. Bine, hai să zicem că e bun. Hai să vedem la tine acum. Acum, fii atent. Acum merge la mine pentru că ai răbdare. Bă, dar ultima ducem înainte. Fii atent, nu te uita. Bă, Alice, bă, îți bagi joc de mine, mă. Așa, fii atent. Ia uite ce e asta. Îți place? Ia uite. Vrei să
să spun ce arată. Arată ca un asteroid care a căzut aici. Mă, nu e asteroid, e un fel de munte, dar fii atentă. Uită-te din jur împrejur și vreau să-mi spui: "Bă, stai mă puțin, stai puțin, nu a pus aparat. Ce faci pe acolo? Bă, n-ai voie, n-ai voie. Bă, Alex, jos, 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 n-ai voie. Jos, jos. Nu cobor. Ce intrare, mă? Păi da, nu e o intrare. Păi da, dar de unde știi tu că e intrarea e sus? De unde știi că nu e? Păi dacă sunt astea, nu înseamnă că trebuie să fac parcurs. Ce parcurs să faci, mă? Stai mă puțin. Bă, astea sunt de design, Alex. Uite-te puțin pe aici. Uite-te din jur împrejur, fii atentă. Aici am făcut un fel de râu, cum ar veni un izvor, un izvor, ok? Știi că din munte izvorăște, cum ar veni așa și cum ar veni, asta e totul. A, asta e totul. Bine, acum da, fii atentă, stai puțin, vino aici. Stai că acolo sus nu e nimic, nu e nimic sus. Vino cu aici, vino cu aici. Bă, Alice, eu n-am mai avut chestii să mai fac nimic, n-am făcut nicio bază. Secret, am făcut doar așa o munte. Eu cred că tu mă minți. Ia zi-mi unde. Hai, urcă, fii atentă. Vreau să te văd pe unde te urci tu, dar Alice, vreau să te văd pe unde urci tu. Ok, ai urcat pe acolo și acum pe unde urci? Ce faci tu acum? Ce faci acum? Da, Alice, hai că știi să ajungi. Bă, ceva, bă, n-ai voie să folosești așa. Stai, așa, bă, la asta nu m-am gândit, sincer, dar... Ok, bă, eu credeam că e mai complex, sincer, dar da. Ok, ai găsit locul acesta și fii atentă. Mai e un loc secret, mai e un loc pe unde poți să intri. Și dacă acum, bă, nu să sari așa, Alice. Alice, unde sari? Uite-te puțin, că așa e drumul. Sar pe aici, bam, 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 după aici și după te pui aici jos. Bam, 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 și stai aici frumos, mănânci o pizza, stai la șemineu, cum ar veni. Și acum, bă, unde te duci, mă? Bă, unde te duci, Alice? Să fac o baie la tine în lac aici. Nu, n-ai nevoie să faci o baie, n-ai nevoie să... Bă, dar asta nu e lac, e un izvor, Alice. Nu contează. Ok, fii atentă. Asta este totul. Avem aici fii atentă, vreau să... Bă, ce faci, mă, de ce spargi astea? Din greșeală. Dă-mi o notă, ce părere ai tu, de ce vezi tu pe aici? Uite-te așa frumos. Unde e a doua intrare la paiere? Păi stai puțin, că încă nu zic a doua intrare, o descoperi tu singură, dar fii atentă, vreau să-mi zici o notă așa, ce dai tu pe aici? Ia uite, avem și cerbul ăsta aici, de aur, cum ar veni. Avem cerbul pentru că se potrivește cu muntele, adică, nu știu, pe bune. Bă, păi da, mă, se potrivește, dar zi-mi unde e intrarea aia, că vreau să știu. Uite-mă pe aici, unde zici că te scalzi tu, uite, vii pe aici foarte frumos, te duci aici în jos și pe aici intri, cum ar veni, nu? Adică te duci așa, bă, noți foarte, foarte frumos, stai aici să dau asta, că încă n-am notat foarte bine, dar vino afară să vezi. Vino pe aici, fii atentă, că am o surpriză pentru tine. Vreau să-mi spui tu mie, cum intri tu înăuntru, de afară, ia spune-mi, arată-mi de fapt. Pe aici? Păi da, dar cum intri, ia, fără să dai aia jos. A, fără să dau. Fii atent, bă, Rafaele, că încerc, uite așa și dacă facem așa, hop. Da, și ajung, da, bravo mă, Alice, dar fii atentă. Vreau să decidă oamenii în comentarii care este baza puțin mai secretă așa dintre ele. Două, eu zic că ambele sunt secrete, dar practic a mea pare într-un fel puțin mai secretă pentru că ai două locuri pe unde poți să intri așa foarte, foarte ascunse, așa bine gândite, dar la tine, bă, eu aș da de leverul, adică e un bloc și da, pe și un lever și aia e. Da, nu mi se pare corect ceea ce faci aici. Tu okay, mituiești oamenii. Ce, cum nu mituiești pe nimeni, cum adică ești atentă. Acum, vreau să scriu oamenii în comentarii. Nu, stai puțin, dă-mi notă tu înainte să scriu oamenii. Bă, Rafaele, cred că am să-ți dau un 7. Un 7 total, 7 total, pe bune. Da, 7 total. Aolo, bine, ok, îmi dai 7, aia, eu ți-am dat 8.20, tu îmi dai 7, dar acum rămâne totul să decidă oamenii din comentarii. Scrieți voi acolo în comentarii cine a făcut mai frumos la asta de noob, cine a făcut mai frumos la asta de pro, pardon, la aia de noob, la asta de pro și cine a câștigat toată runda, pentru că, bă, unde-i dus, mă? Bă, Alice, unde pleci, mă? Spider-Man. Da, iar sunt cu nebuna de scris voi acolo în comentarii cine a câștigat și ce vrei să facem data următoare, pentru că, Alice, data următoare o să facem ceva super, super jmecher, ceea ce doresc abonații, scriu acum în comentarii, toți abonații o să scrie toată lumea în comentarii, Alice, pentru că o să te bat și la următoarea rundă. Ok, dar se la Alice, de ce m-a schimbat aici? Voi nu dormiți, e cam seara afară, nu vi se pare? Păi da, bă, flifiante în bără afară, nu te-am adus și că fiante în bără afară, Alice, explică-i tu! Mă, ce, dar n-am înțeles nimic de la tine, așa, să-mi explice Alice, asta am înțeles, Alice, pe bune, chiar explică-mi tu, că nu-l aud pe Darius. Uite că eu am să-ți explic al lumea, da, deci fii atent, tu mereu ne prencuiești și ne faci tot felul de lucruri, așa că noi ne-am gândit să te punem pe tine să faci ceva, dar nu te prencuiem. Adică... Da, mergem undeva și să te punem să faci ceva, o provocare, nu știm. Cum adică o provocare? Ce să fac? Păi da, sau puțin, doar eu vă prencuiesc, adică ce, nu mi se pare că și... Bă, ce sunt cu obicei, bă, dar însele. Bă, fanișcanță-l, bă, Rafa, uite, ăsta e indiciunte, ăsta este un indici, bă. Ce indiciu, mă, dar însele, ce indiciu? Mi-ai arătat ce, mă duci la bucătar să-ți fac burger sau ce? Nu, bă, Rafa, asta este cască de marinar. Cască de marinar? Ce cască de marinar, mă, ca aia de bucătar sau ce? Acolo, în fine, mă, ce vrei să-mi faceți, că tot nu înțeleg. Deci, fiată-mă, Rafa, le lasă-mă să vezi mâine, ok? O să vezi mâine acum, du-te și culcă-te. Eu cu Alice o să mergem să ne culcăm. Ok, ok, pa, hai, Alice, hai, Alice, hai. Mă, ce se întâmplă, mă, bă, eu nu înțeleg ce se întâmplă.
întâmplă aici? Ok, mă duc să mă culc, că n-am. Deci ăștia m-au trezit din somn până la urmă. Eu mă dusesem la somn, chiar mă pusesem de 5 minute în pat. Ce am și eu, ca dorm, dar uitați să puți la ăștia. Cum vor să-mi facă ei ceva, habar n-am ce au ei în plan să facă mie. Sper totuși să nu fie ceva foarte, foarte rău, că nu mi-ar place. Dar haideți să mă pun acum să dorm și eu foarte frumos și... Aolo, sper să nu fie o zi nașpa. Mâine sper să uite totuși de toate treburile astea. Da. Dar Rusel, ce cauți aici? Ai luat porbele lui Alice? Stai, Alice. Ce se întâmplă? Ce căutați mă la mine în cameră? Hai, bani, stai, bă, Rafael, tu o să dormi jos, ok? Tu o să dormi jos. Da, uitați-vă puțin la ea. Ok, deci pentru asta, că ați venit la mine în cameră, nu o să mai faceți nimic mâine. Ceea ce vreți voi să faceți, nu mai faceți nimic. Gata, hai, pa, lăsați-mă în pace. Of, uitați-vă unde am ajuns. Din păcate, mă aflu aici, pe insula aceasta, unde am ajuns, deoarece Darusel și cu Alice m-au pedepsit. Da, ați auzit bine, am fost pedepsit de către Darusel și de către Alice, deoarece știți câte prank-uri le-am făcut și toate astea, dar nu mi se pare corect, sincer, adică știți că și ei mi-au făcut prank-ul la rândul lor, dar astăzi ei m-au pedepsit și m-au adus aici. Nu știu unde sunt, după cum putem să vedea, sunt pe o insulă aici și singurele mele căi de scăpare, adică cum pot eu să scap, sunt aceste două bărci. Dar nu știu unde o să scap, pentru că nu știu absolut nicăieri unde mă aflu aici, dar vedem că încolo, în stânga, în față și în dreapta, se află niște insule foarte interesante. După cum putem vedea, acolo sunt niște vapoare, nu știu ce sunt pe acolo. Acolo vedeți că e, mamă, acolo poate, oare acolo să fie casa noastră, insula noastră unde ajungem spre casă, nu știu. O să vedem în secundele următoare, minutele următoare, și acolo vedem că este un fel de sat. Chiar nu știu ce mă așteaptă, dar să sperăm că am auzit că pe aici sunt foarte multe vietăți, cum ar fi rechini, adică rechinii cele mai nașpa. Uitați-vă puțin acolo, vedeți deja rechinul acela. Eu nu știu ce, cum o să mă descurc eu aici singur pe această plută, pentru că vedeți că am o plută și încă una acolo, dar eu trebuie să mă folosesc doar de una, pentru că din păcate nu sunt cu nimeni altcineva. Dar Rusel și cu Alex m-au părăsit, m-au lăsat singur aici, deci m-au adus ei aici și ei au plecat dintr-o dată, nu știu. Acum sunt singur și trebuie să fiu supus practic problemelor de aici, să văd cum o să scap, cum o să ajung eu acasă, că da, nu știu dacă mai ajung, dar urați-mi succes, urați-mi noroc, că nu știu dacă o să mai trăiesc după videoclipul acesta. Opa, după cum puteți vedea, să face și noaptea afară, să mi se pare mie, da, se înserează, se începe totul să fie mult, mult mai greu, dar după cum puteți vedea, aici am niște indicații cum ar veni. Trebuie să conducem acel raft, acea pluta noastră pe care o avem, acea bărcuță pe care o avem acolo, după cum puteți vedea, una din acele două. Trebuie să mergem cu ele, trebuie să mergem să găsim insula de trader pentru a cumpăra niște bunuri. Cred că aceea din fața, de unde sunt navele alea, așa, habar n-am, adică nu știu care. Dar o să vedem, o să explorăm fiecare insulă dacă putem ajunge, că vedeți, s-a lăsat și noaptea și nu știu ce o să mai fac. Dar haideți să vedem în continuare. Deci rafturile au niște chesturi. E bine că avem niște chesturi acolo, un spațiu de depozitare, ca să pun eu chestiile pe care o să le găsesc. Sper să găsesc mai multe chestii. Și după cum puteți vedea, trebuie să completez niște questuri pentru a colecta niște emeralde. Vedem aici, avem o carte. Avem o carte aici și putem avea, vedeți aici, get walk planks, adică trebuie să cumpărăm, să luăm cât mai multe chestii, să găsim, și cu acestea o să primim niște emeralde cu care sincer nu știu ce să fac, dar te sperăm că o să scap cu bine de aici, pentru că vedeți, s-a făcut și noapte și văd că pe aici sunt foarte, foarte multe vietăți. După cum putem să vedea, acolo se află și o meduză, nu știu câte chestii sunt pe aici, sunt și aolo, nu știu ce să fac, dar urați-mi noroc, dați acolo un like să scap și eu cu bine. Și acum cred că a venit momentul să ne aventurăm, să plecăm pe barcă. S-a făcut și noapte, n-am ce să mai fac, nu știu ce să fac, mi-e foame, am nevoie de mâncare, am nevoie de hrană, am nevoie de apă, am nevoie de orice. Trebuie să plec în căutare, nu mai am nicio scăpare, adică aia, mă pun aici cu raftul și o să plec în partea aceasta. S-ar putea ca în partea aceasta, insula aceasta este cea mai aproape. A, după cum puteți vedea, de fapt aici e o insulă mică, o să mergem după aceea. Prima oară vreau să merg la insula aceasta, să vedem ce se află aici. După cum puteți vedea, sunt foarte multe bucăți pe aici și ia stați puțin. Oare dacă dau eu în bucățile astea, mamă, cred că vine rechinul după mine. Sau mi se pare, nu, ăștia sunt delfini, sunt delfini. Ok, deci am scăpat. Acum e momentan, totul este bine. Vedeți că avem chestiile astea pe aici? Nu cred că facem nimic cu ele. Dacă apăs eu pe ele cumva, să sperăm că nu o să cad. A, uitați. A, deci acesta așa face. A, da, chiar am primit 10 emeralde. Este totul perfect, totul bine, frumos. Acum mamă, parcă a dat ceva în mine, sau mi s-a părut. Avem și un colac pe aici. Hai să vedem, să urcăm. Mamă, stați puțin că mă ia. Mă, ce e acolo? Mă, ce e ăla în apă? Așa. Nu. Calmează-te, Rafael. Nu. Rechinu. Gata. Opa. Mamă, mi-e frică, nu știu ce să mai fac, sincer. Mă duc pe aici. Hai să vedem ce se află în partea aceasta. Ok, nu se află nimic. Trebuie să caut ceva, dar nu știu ce să caut. Ok, cred că nu a fost cea mai bună idee să vin aici. Vedeți că rechinul se ține tot după mine. Mă, stai un puțin, rechinul ăsta cum da? Nu. Cred că ar trebui să mă întorc aici. De fapt, stai puțin. Hai să urcăm pe aici și să vedem care e faza cu chestiile acestea. Dacă ne punem noi pe astea, oare se întâmplă ceva? Nu pare să se întâmple absolut nimic. În partea aceasta, vedeți că e chestia asta aici. A, credeam că e ceva, se află de desubt. Nu se află nimic. Nu știu ce să caut pe aici. Ok, vedem că avem aici.
fac o schemă, fac o schemă repede. Doamne ajută, doamne ajută, doamne ajută să ajung repede pe ăsta. Gata, perfect, am scăpat. Acum trebuie să caut un loc pe unde să scap aici, să găsesc ceva, dar ce trebuie să mai găsesc? Stați puțin, mă uit așa puțin prin asta. Deci am găsit niște chestii de alea. Trebuie să fac un crafting table, ok. Trebuie să fac un pickaxe de stone, trebuie să fac o sabie de stone, trebuie să fac niște pește, să fac mai multe chestii. Ok, acum ceea ce va trebui eu să fac, nu știu ce trebuie să fac, dar vreau să explorez în partea asta. Vedeți cum s-a făcut noapte? Vin și zombie să spawnează toate vietățile astea de care trebuie să scap, sincer. Adică n-am nevoie de nimeni, mai bine stau singur decât să am vietăți de astea pe lângă mine, să am zombie și astea, mai bine trăiesc singur. Am făcut un crafting table, acum trebuie să fac un pickaxe de stone, dar după cum puteți vedea, mă, ce se întâmplă aici? Mi se dă asta la fund, sper să nu se pună la fund. Ok, ok. Acum trebuie să caut stone pentru a face, dar nu știu unde pot eu să găsesc stone. Chiar nu știu ce trebuie să fac mai exact, cum pot să scap de aici. Mamă, stați puțin că vine rechinul, vine rechinul după mine. Mamă, mi-e frică, mi-e frică. Deci pe aici ar trebui să fie stone, cred, nu? Sau pe unde putem, unde putem face noi rost de stone? Habar n-am, n-am nicio idee, dar haideți că mai explorez prin partea asta. Mă, da, să dă tot la fund asta. Ce se întâmplă cu pluta mea? Mamă, deci vine ăștia după mine. Ok, ăla nu e rechin, e bine, e bine, e delfinul, am scăpat. Mamă, după cum puteți vedea, parcă se vede, parcă văd ceva acolo. Ok, ok, văd ceva acolo, este foarte interesant, dar să sperăm că nu e nimic așa rău. Deci mă duc în partea aceasta. Vreau să ajung, totuși vreau să ajung pe insula aceasta, că am zis că vreau să ajung acolo. O să mamă, la cred că e templu, cred că e templu, dar n-avem cum să intrăm în templu, deoarece mă mănâncă rechinii, mă mănâncă toate vietățile pe aici și nu știu cum mai pot să mai scap eu, sincer. Dar haideți să mergem foarte, foarte frumos în partea aceasta să vedem ce se află pe această insulă. Mamă, să stați puțin, ăștia sunt cumva mai mulți rechini. De fapt, nu cred că e bine. Nu, 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 nu. Mamă, s-află și schelet pe aici. Nu, nu, nu e bine, nu e bine, nu e bine. Trebuie să urc repede, să scop așa. Gata, gata, nu mai știu să mai vorbesc, nu mai știu să mai vorbesc. Stați puțin, trebuie să omor pe ăștia, trebuie să omor pe ăștia. Am acest pickaxe, am acest pickaxe care mă va ajuta, cred, sper eu. Ok, i-am aruncat în apă. Cred că e cât de cât ok, ia, poate să ia la bătaie cu ea. Aia nu se ia la bătaie, în fine, am înțeles. Acum mergem prin partea aceasta, dar ce trebuie să caut eu mai exact? Habar n-am, sincer. Dar ar trebui să mergem, ar trebui să mergem în partea aceea la insula cealaltă unde se află casa, pentru că acolo la casă poate găsim ceva, poate găsim niște indicii ca să ajungem și noi să scăpăm de aici, că n-aș vrea să mai stau mai mult atât. Încă puțin, încă puțin, încă puțin. Stați, mamă, mai am 3 la inimă, 3 la inimă mai am. Nu, nu, nu. Ok, l-am găsit pe cine. Oh, acesta este traderul de care se vorbea acolo la început. Nu, 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 stați că nu e bine, nu e bine, nu e bine, nu e bine. Să urc, urc repede, repede. Gata, gata, gata. În sfârșit am scăpat. Salut, salut tradere, salut tradere. Ok, de ce trebuie să iau eu pe aici? Ok, mamă, sabie de iron. Perfect. Iau niște cărbune, aveam. Bine, nu cred că trebuia să iau sabia de iron, trebuia să iau mai bine, să iau altceva ca să mănânc, să am și niște chestii că n-am de mâncare, n-am, trebuia să-mi iau armură. Ok, vedeți că avem pe aici niște wheat și pe aici iau tot wheat-ul acesta și cu acesta o să-mi fac mâncare. E bine, e bine, am găsit și mâncare, că aveam nevoie 100% sincer de mâncare. Dacă nu găseam, cred că muream, pentru că am văzut cum au atacat, mai am 3 la inimă, nu știu ce se întâmplă, dar totuși, haideți să vedem ce să facem de acum încolo, să vedem cum o să scăpăm de aici, pentru că n-aș vrea să mai stau, sincer. Adică nu cred că ar vrea nimeni să rămână singur pe o insulă, pe un raft și să fie înconjurat de rechin, cred că nu, nici la cel mai mare dușman nu i-aș dori chestia aceasta. Totul este bine, este minunat acum. Am mâncare, am de toate, am și o viață full aproape. Acum se face și acum este și zi afară. Ce mai bine decât atât? Avem și niște case pe aici. Hai să vedem totul, să explorăm. Ok, în ce nu se află nimic. Am înțeles. Ok, oricum pe aici sunt niște paturi. După cum te-am zis, mamă, dar am pe unde să dorm, sincer. Adică aș putea să dorm aici. Păi eu credeam că, adică mi se pare cât de cât ok. Pe lângă faptul că suntem cu, adică mă aflu eu cu niște rechini pe aici pe lângă mine, totuși e ok, pentru că am găsit această insulă. Cred că pot să dorm și eu pe aici. Totuși, dar să vedem dacă mai am ceva de aici, dar nu cred că mai am nimic, sincer. Ok, ok, mamă, deci putem să le facem de asta. Ok, a, doar atât, din păcate. Ne punem pe noi, este bine, măcar atât. Ce spiritul să-l avem? Și acum haideți să vedem, să explorăm pe aici ce se mai află. Am intrat mai devreme pe aici, nu se află tot așa nimic, nu se află nimic. Ok, vedem că sunt pe aici niște animale, niște găini. Ok, s-a făcut puiul, bun, bun, puiuțu, puiuțu, puiuțu. Acum haideți să urcăm pe aici să vedem dacă găsim și noi ceva. Bă, dar eu nu știu sincer ce trebuie să fac. Adică, ok, trebuie să locuiesc aici să supraviețuiesc, dar nu cred că trebuie să ajung. Adică, nu știu cum pot eu să ajung înapoi acasă. Sper totuși să ajung într-un final, dar haideți să plecăm de aici. Plec de aici că n-am ce să mai fac. Mă duc în ok, vedem acolo ceva. Oare să mergem acolo sau să mergem în partea cealaltă? Nu știu, mă gândesc și dar parcă aș nu, cred că merg în partea cealaltă. Cred că merg în partea cealaltă și să sperăm că nu mai dăm de probleme, că după cum puteți vedea, nu știu cum mai pot eu să plec de aici. Uitați-vă câți rechini sunt pe aici, bă, frate, ce sunt atâția rechini prin apă? Mie nu-mi vine să cred așa ceva. Sunt o bă, ce a dat? Bă, nu, nu, ajutor, 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 rechini, mă, stă puțin, mă, cum a dat? Cum a dat rechin? Cum a dat rechin? Cum a dat? Uite, ok, deci rechinul a urcat pe aia. Ok, deci rechinul dă, are super puteri, dă de la distanță, dă prin toate astea. Ok, nu trebuie să mai bag cu niciun rechin, trebuie să am grijă. Ok, haideți că dau astea și da, nu, nu se mai întâmplă nimic. Mamă, vedeți că rechinii ăștia vin așa după mine? Boi, eu nu înțeleg cum adică să dea un rechin așa ceva, nici nu s-a urcat nimic. Ok, deci aici tot așa sunt super puteri, dar Darusel cu magiile lui de la vrăjitor le-a pus și pe rechini, am înțeles. Dar Darusel ca să-mi facă mie prank-ul și mai mare, adică
încearcă să-mi facă challenge-ul cât mai greu. Ok, am înțeles care e treaba. Mersi, dar înțeleg ce să spun. Chiar ești un prieten foarte bun. Nu. Adică, ce prieten ar face așa ceva, pe bune? Nu știu, scrieți voi acolo în comentarii dacă voi ați avea un prieten ca acesta să vă pună chestii de astea, dacă ați fi de acord. Adică, ce părere ați avea voi dacă vi s-ar întâmpla vă chestia aceasta? Pentru că să vă pună un prieten la asemenea provocare, nu cred că e foarte bine, sincer. Ok, am străbătut drumul până la insula aceasta, ca de fapt să-mi dau seama că aici nu se află absolut nimic. Adică nu se află nimic, nu se află nimic pe insula aceasta, nu știu ce trebuie să fac. Adică, pe bune, am venit până aici, am străbătut drum degeaba. Practic nu se mai vede nimic. Ok, acum să vedem insula în parte. Uitați-vă cât am stat să ajung până aici, ca de fapt să nu fie nimic. Cred că mai bine ascultam instinctul, cum am spus prima oară, și mă duceam la insula aceea de acolo, pentru că aici nu e absolut nimic și mi-am pierdut timpul degeaba. Practic puteam să mor, dar vedem că se mai află niște chestii așa prin apă, nu știu ce sunt alea pe acolo, dar nu vreau. Bă, eu chiar vreau să scap de aici, nu știu pe unde să merg. Ok, cred că ar fi o variantă să mă duc la jungla aceea unde era insula aceea mare. Cred că ar fi cea mai bună variantă. Ok, mai avem foarte puțin și ajungem pe insula aceasta, unde cred eu totuși că de aici, dacă coborăm foarte, foarte frumos și o să mergem așa în partea aceasta, o să dăm de orașul nostru, pentru că nu cred că m-ar fi dus Darusel cu Alice undeva foarte, foarte departe. Totuși, sincer, nu știu absolut nimic, pentru că m-au adormit cu o chestie, nu știu cum au făcut Darusel cu vrăjitoriile lui, cu toate alea, dar haideți să vedem să ajungem repede acasă. Poate ajungem acasă, mi-ar conveni foarte, foarte bine, ar fi foarte frumos să ajungem acasă, pentru că după cum puteți vedea, eu mă aflu aici și nu știu absolut nimic, sunt căpiat, nu știu ce să fac, nu știu pe unde să merg, nu știu ce să fac, absolut n-am nicio idee, deja cred că nebunesc aici dacă mai stau mult timp pe insula aceasta, dar haideți să mergem acum repede spre casă. Bine, să sperăm că găsim casa și da, vedem că se face noapte totuși, să sperăm că o să fie totul bine și că nu o să mai întâmpinăm probleme pe aici cu alte chestii, alte creaturi cum ar veni, pentru că ați văzut, erau foarte mulți delfini pe acolo, bine, delfinii erau ok, dar rechinii aceia nu prea erau prietenoși, sincer, adică mai aveam puțin și muream, dar nu mai sunt mai mult la vorbă. Mergem pe aici să nu se facă noapte și să ajungem cât mai rapid acasă, pentru că eu cred că mai avem foarte puțin și o să ajungem acasă, Doamne ajută. Încă puțin, mai am foarte puțin, să ajung. Uitați-vă puțin că am ajuns, mamă, deci chiar era casa noastră, că chiar era orașul în partea aceasta și vedeți că suntem foarte aproape de casa noastră. După cum puteți vedea, sunt acolo construcțiile pe care le făceam la concursul de construit. Aici se află farul, uitați, casa bunicilui, dar însele este totul foarte, foarte bine. În sfârșit am ajuns, bă, mai am foarte puțin aici, trebuie să mai not puțin ca să ajung totuși acasă. Vedem că în partea asta pe la noi nu se află rechin și totul este bine, pentru că la noi orașul este mai liniștit, bine, pe lângă faptul că e Darusel și cu Alex în oraș, asta e partea a doua, dar acum mergem pe aici să vedem pe unde putem urca noi, că vedem că nu prea avem pe unde să urcăm pe aici. Ok, da, mașina mea care a rămas expoziție aici, a rămas cum ar veni o epavă, cum s-ar spune, sincer, și da, nu mai zice nimic, da, știți ce a făcut Darusel atunci, în fine, nu mă interesează asta. Acum haideți să mergem ușor, ușor, deci mi se pare că prin partea aceasta puteam să urcăm, gata, mai avem foarte puțin și acum pășim foarte frumos, mamă, când stăteam cu Darusel acolo la bunica lui, cât de frumos era, mamă, da, nu, ok, gata, am ajuns pe țărm, ok, am ajuns pe țărm, acum trebuie să ajung repede acasă la Darusel și la Alice, ca să le zic și eu, așa, să le zic câteva chestii, că totuși, mie nu mi se pare normal să fac așa ceva la un prieten, adică măcar dăm dădeau și mie mai multe detalii, că habar n-am, dar totuși m-am descurcat singur și am ajuns într-un final acasă și asta e tot ce contează. În sfârșit am ajuns și eu acasă, nu mai pot, bă, nu mi se mai pare normal, bă, totuși, ce mi-au făcut ăștia, mi-au făcut o mare chestie, adică acum trebuie să mă duc repede la ei, că chiar sunt curios, acum mă duc direct la Darusel, vreau să mă iau pe bune, de nu înțeleg de ce mi-au făcut asta, trebuie să trec și pe la Alice, dar prima oară trec pe la Darusel, că sigur a fost ideea lui, dar nu mă interesează asta, hai să intru acum repede. Da, bă, Alice, deci cred că la Rafa, la mâinja, bă, Rafa, ăsta, o secundă, bă, nu stai acolo, bă, cum ai stat acolo, cum n-am mâncat, bă, rechinii, să zic că sigur o să-l mănânce rechinii din primul minut, nici nu cred că rezist un minut, de fapt. Eu cred că deja l-am mâncat, bă, ia să cici. Auziți, stați puțin, ce vorbiți voi aici, ce, stați puțin, voi de ce m-ați dus pe mine, de ce m-ați dus acolo pe o insulă pustie, pe un raft plin de rechini, de ce m-ați dus acolo în mijlocul oceanului, de ce? Bă, Rafale, pentru că ești fraier. Wow, foarte frumos. Alice, tu ai ceva de spus? Bă, stai așa că eu chiar am ceva să te întreb. Cum ai scăpat tu de toate animalele alea de acolo? Cum ai reușit să ajungi înapoi? Da, bă, cum, bă, Rafale, bă, animalele, bă, când le-am văzut pe site, bă, m-am speriat, bă, Rafale, când le-am văzut pe site. Când le-ai văzut pe site, bă, ce să mă, dar să mă stați puțin, voi m-ați băgat într-un concurs de pe un site, m-ați înscris la un concurs sau ce mi-a făcut? Te-am vândut, bă, Rafale, te-am vândut la rechin, bă, era acolo, puneți mâncare la rechin și te-am pus puțin de ca mâncare la rechin. A, mâncare la rechin, da, ești
veveriță. Ești o veveriță și e perfect. Deci voi m-ați dus acolo să mă puneți ca mâncare la rechin. Dar de ce ați făcut voi treaba asta? Toată treaba asta, de ce ați vrut să mă duceți pe mine acolo? Pentru ce? Alisa, spune-te-o. Păi fii atent, ți-am zis că tu mereu ne faci prank-uri, ne provoci așa. Și am zis că te provocăm noi acum. A, și voi nu faceți prank-uri? Nu. Noi nu, noi suntem cuminți. Sunteți cuminți, auziți, știți ce am găsit eu printr-o pădure? Probabil știți pădurea aia pe acolo. Eu părăia pe o pădure pe acolo și am găsit ceva. Deci voi mi-ați făcut treaba asta să vă bate joc de mine, nu? Da, ce fraier ești. Da, dar răsele, știți, cred că tu ai venit cu ideea. Eu te ceam eu mână, dar răsele. Uite, ia stați puțin. Alice, ia spune, cine a venit cu ideea, Alice? Mai el o vrut. Nu, ușit. Dar răsele, Alice a zis cumva că tu ai venit cu ideea și așa eram și eu de părerea asta, dar răsele. Ai ceva de spus? Ai ceva de spus, dar răsele? Da, clasic, ca de fiecare dată, dar răsele, asta de invizibilitate și scapă. Bă, nu, gata, dar răsele, bă, eu glumeam. Șeful tău. Ce bine este acum că eu m-am trezit ca un om normal. Adică uitați-vă puțin, ieri eram pe un raft. Nu vă vine să credeți. Adică mie nu vine să cred cum ieri eram să fiu mâncat de rechin. Deci mâncat la propriu de rechin. Aproape eram mâncat de rechin. Pentru că dar răsfele și cu Alice s-au gândit ei să mă înscrie la un concurs. Dar nu mai contează asta. Ceea ce contează este că eu am ajuns acasă. Sunt bine și Rafale, păcat. Da, ce ziceam ca de fiecare dată. Deci dar răsfele mă spionează cu asta de invizibilitate. Bă, dar răsfele, stai puțin, unde ești? Ești tu pe aici, dar răsfele? Pentru că fii atent, dar răsfele, dacă încă ești pe aici, am să spun ceva. Deci eu am să spun ceva, dar răsfele, pentru că tu mă enervezi cu chestia asta. Nu vreau să mai ai asta. Pă bui, la mulțumesc, serios, o să-ți arunc asta, o să arunc la gunoi, nu știu, o să arunc în mare, o să arunc direct la rechin, pentru că tu mai duci la rechin. Dar răsfele, ok, deci nu mă mai interesează. Bă, dar răsfele, sper că nu te-ai dus jos, adică sper că mai auzi tu pe mine, bă, dar răsfele, adică la mulțumesc, mai serios, mi se pare normal. Dar răsfele, ești aici, mă, bă, dar răsfele, Ah, da, dar răsfele, nici pe aici nu ești ok, mă, dar răsfele. Ce vrei? Unde ești, mă, arată-te, mă, dar răsfele, că deja mă enervez cu asta de invizibilitate. Chiar ne. Ce eram? Mă jucam. Unde te jucai, mă? Mie mi s-a stricat calculatorul. Nu știu ce are, bă. O să-l duc la reparat. Da, cred că ești tu de ce s-a stricat, dar răsele. Pentru că tu m-ai dus ieri pe un raft cu rechin, dar răsele, în mijlocul oceanului, unde era plin de rechin. Cred că taia, dar răsele, nu-i așa? A, păi nu știu, bă, Rafale, dar ce vrei, bă, Rafale, ce vrei? Cum adică ce vreau? Adică ce să vreau? Dar ce căutai, mă, tu aici? Mă, dar răsele, fii atent, ia stai puțin, tu erai în camera secretă de gaming, da? Păi da, bă, Rafale, fii atent, bă, Rafale, tu mă jucam și m-am gândit, dacă tu vine agentul la fraier... Stai puțin, ce agent? Bă, Rafale, agentul ăla care mă căuta cu pictura, bă, ăla, urâtul ăla, fraierul ăla. Și tu te-ai gândit să te ascunzi, bă, vezi că e o idee bună, dacă să mai pleci tu, dar răsele, că nu știu de unde ai luat elicopterul ăla atunci, dar răsele, chiar n-am nicio idee, dar fii atent, bă, dar răsele, îl bat acum, nu, deci tu, bă, dar răsele, dacă tu ești așa bătuș, de ce nu te bați, mă, cu el? Nu, fără violență, era vorba așa, dar răsele, dacă te atacă, dacă nu știu ce, adică mă gândeam, bă, dar răsele, cred că n-ar trebui să fie frică dacă știi să te bați, nu? Da, bă, Rafale, da, mănânc iar burger, bă, fii atent, dar răsele, că mi-a venit o idee, tot erai tu aici și fii atent, știi că ți-am făcut eu asta cu camera secretă aici, dar răsele, când am construit camera, mai știi? Da, știu. Am înțeles, bă, dar răsele, știi, dar nu te mai dăm cu capul așa că te lovești pe tine, dar răsele, adică pe bune, bine, adică faci ce vrei, mă, că e viața ta până la urmă, deci fii atent, dar răsele. Rafa, da, eu ce să fac, flotări, ce să fac, flotări? Da, dar răsele, nu mai flotări, nu știi să faci, hai fii atent, dar răsele, deci că avem chestia asta aici, dar răsele, vreau să facem în felul următor, pentru că ți-am făcut ție, acum mi-a venit ideea să-i facem și fanei nebune și lui Alice, bă, dar răsele, ce părere ai? Hai, mergem să cumpărăm. Hai să cumpărăm, bă, rapid, hai. Ce să cumpărăm, bă, dar răsele? Să cumpărăm, bă, ce fac? Foarte amuzant, dar răsele, poți să... Așa, gata, dar răsele, deci fii atent. Acum, stai puțin, deci fii atent, dar cum facem să nu ne vadă, dar răsele? Păi nu știu, bă, Rafale, asta este problema ta. Mersi, dar răsele, ok, am înțeles. Bă, dar răsele, eu mă duc singur, adică nu te mai aștept pe tine, mă duc să cumpăr eu materiale. Hai, Rafale, hai, bă, repede, hai, urcă. Mă, tu deja erai afară, mă, gata, hai să mergem, bă, dar răsele, deci fii atent, hai să mergem la mall, trebuie să-l... Ali, ce faci? Tu cumva ne urmărești pe geam? Bă, veniți la ușă. Stai că nu s-aude, dar are dreptate, bă, bune, nu prea s-aude, sincer. Mă, Alice, am și eu, avem și noi o întrebare. Ce faci tu acolo la geam? Eu stăteam și mă uitam la priveliștea de afară. La priveliștea de afară, ok. Și ai ceva de făcut astăzi? Stai pe acasă, Alice, cumva, toată ziua? Alice, da, cam stau acasă toată ziua. Dar să vină puțin, bă, nu-i spune, mă, tu ce spui aici? Ce vrei să-i spui? Fientă, lasă-mi, Alice,
Ion? Da, ce este? Vrei să cunoști pe bunica mea? Vrei să cunoști pe copila mea? Ăsta, pe bunica mea? Mă, ce, mă, dați-le, gata, mă, cu porcările astea. Hai să merg, aleg să... Da, da, deci, da, da. Bă, Rafa, ai spus, dacă nu e la bunica mea. Bă, cine e femeia asta? S-a pus aici în fața casei. O fi mama lui Alice? Nu știu, bă, Rafa. Alice, vine mama ta, zonă. Vine mama ta. De aici, mai pleacă de aici. Mă, nu, dar să le hai să plecăm deja. Nu știu ce se mai întâmplă. Bă, dar să le fii atent. Deja nu mai... Bă, dar să le... Bă, fii atent, dar să le... Fii atent cum o să facem. Dar să... Mă bași pe mine. Ok, am înțeles. Bă, dar să le... Hai să ne gândim ce trebuie să cumpărăm. Deci noi trebuie să cumpărăm scaunul. Uite-l pe ăsta, mov. Bă, dar se potrivește că așa e pentru ea. Cum ar fi, dar bine, astea nu sunt pentru ea, dar se află acolo la ea în cameră. Deci aici avem și niște boxe, bă, dar să le... Trebuie să luăm două boxe, trebuie să luăm un scaun. Bă, dar ce laptopuri faine, bă, Rafale. Uite, îți fac laptopurile astea. Vrei să luăm laptop sau vrei să luăm calculator, dar usele? Calculator, ia, mamă, ce pleșești. Și cum să le-și toate astea, ce calculator? Bă, fii atent, eu mă gândeam, vină după mine. Deci fii atent. Bă, ce, bă, dar usele, iar bași mama ci din astea, mă, du-te, mă, de aici. Deci nu, fii atent, eu mă gândeam să luăm scaunul ăla de acolo, okay, cu mov și ăsta, că parcă se potrivește așa, arată mișto și practic e pentru fată, după părerea mea. Adică, bă, tu deja l-ai, dar usele, te rog și eu ceva. Poți să nu mai faci tu magii din astea și să mergem, adică magiile astea poți să le faci și tu la tine acasă, bă, dar usele. Bă, tași, bă, din gură, tași din gură, hai. Bine, dar usele, stai că mă duc acum să plătesc, bă, dar ia și două boxe, dar usele, și mă duc eu să vorbesc acolo, mă duc eu să vorbesc. Deci fii atentă, noi o să cumpărăm un calculator, două boxe și Ia, bă, da, tu, bine, mă, dar usele, bravo, mă. Hai să mergem acolo. Dar usele, când ai băgat tu asta aici? De ce ai băgat tu înăuntru? Lasă, bă, Rafa, hai rapid. În fine, hai că n-a zis nimeni nimic, asta e tot ce contează. Acum trebuie să mergem, bă, dar usele, și să vedem cum trebuie să facem, dar usele, fii atent. Trebuie să facem cum ți-a făcut și ție. Și am eu niște blocuri acasă, dar usele, pe care putem să le facem. Deci fii atent, dar usele, trebuie să facem blocurile alea invizibile, blocurile alea, dar usele, pentru că altfel n-avem cum să vedem. Bă, dar usele, poți să spui și mie ce căutăm la restaurantul ăsta fake, diner fake? Bă, lasă, bă, Rafa. Bă, nu e fake, bă, real, bă, ce faci, bă? Domnișoară frumoaselor. Deci vreau să cumpăr și eu așa ok, acum am plecat, lasă că las, bă, dar usele, aici să comand el singur, mă duc eu acasă cu mașina lui, foarte frumos, să vine el pe jos. Ce mai vrei, dar usele, hai odată că nu mai avem timp. Gata, bă, mi-a luat, hai, urcă. Bă, dar usele, fii atent, știu eu acolo la ea în cameră, deci am ajuns aici și am eu niște materiale pe care deja le-am pregătit, dar usele, am dat comandă de ele, fii atent, blocurile alea invizibile. Știu că ea are un carpet, are un covor ceva mai negru, mai spre gri, deci fii atent, hai că ți le arăt aici, că nu știu dacă știi, le-am pus undeva aici, dar usele, și fii atent, știu că ea are două, dar usele, vino, mă, că le-am luat, bă, ce mai faci, mă, acolo, dar usele, fii atent, îți dau astea pentru că vreau ca tu să le pui, de fapt, nu, stai, că prima oară trebuie să le fac aici, dar usele, trebuie să le fac, eu le-am dat comandă, dar acum trebuie să le facem foarte frumos, de gol, gata, mamă, bă, ce am găsit, ia să pun pe cap, așa, bă, Rafa, nu fă bine, bă, Rafa, nu fă bine, bă, Rafa, nu fă bine, oare de ce nu vezi bine, în fine, nu mai întreba, dar usele, bă, dar usele, fii atent, hai să facem planul de aici, că știi că ea mai stă pe la geam și mie, că nu, că e iar pe la geam și n-avem cum să facem planul acolo la ea, pentru că o să ne vadă, deci fii atent cum o să facem. Pe tine o să te vede, că pe mine nu mă vede. Da, și alea din picioare nu ți le vede, dar usele, adică tu nu vezi și ți-ai pus în picioare, îl vede papu, așa, bravo, bă, da, arată-te, dar usele, că nu, bă, fii atent, dar usele, trebuie să facem mai interesant, bă, trebuie să facem mai interesant, nu trebuie să faci asta cu ascunzișul, că o să facem gen, fii atent, că aveam eu idee, dar usele, să facem ceva mai amuzant să fie, dar usele, și mai greu. Trebuie să facem în felul următor, deci eu o să-ți dau astea, dar usele, ea are două carpete lipsă, sper să nu-și dea seama că s-a mai pus două de astea, și într-o parte trebuie să punem acest acacia plank. Cu acesta, dar usele, trebuie să-l punem foarte frumos pe ăsta de glow. Deci ăsta e de gozare, usele. Deci doar printr-o singură locație se poate intra și tu pui astea peste. Acolo o să fie frumos, să fie simetric. Deci fii atent, dar usele. Eu trebuie să o țin de vorbă pe Alice, că altfel n-avem cum să facem. Adică eu zic să fie mai frumos așa, decât să folosești alea de invizibilitate. Ar fi mai frumos așa. Eu țin de vorbă și tu faci acolo camera, bine? Bă, Rafa, dar fii atent. Eu o să folosesc magia mea când tu vorbești cu ea, ok? Ce magie să folosești? Bă, dar usele, păi nu folosești, bă, că asta e chestia, dar usele, ăsta e scopul, ca să facem așa să fie mai interesant, dar usele, să fie mai greu pentru noi. Bă, Rafa, o să mergi doar tu, Rafa, o să mergi doar tu, nu și eu. O să mergi doar tu, hai. Păi, dar usele, păi și după care mai e farmecul? Adică eu vorbesc așa și tu faci acolo, ea nu o să-și dea seama. Care mai e farmecul după? Păi, bă, intru pe friș, bă, Rafa, eu intru pe friș. Mă, dar să nu-ți mai dau la pe bune. Hai să facem mai frumos. Te rog eu, dar usele, promiți? Hai, da, uite, promiți așa, uite. Bine, gata, promite, da, și dai cu pumnii, dar usele, la modul cel mai serios. Hai să mergem așa. Dar usele, uite-te puțin aici. Bă,
Alice, ce faci, Alice? Alice, hello lady, hello. Mă, Alice, putem să intrăm în casă la tine, te rugăm? Bă, păi pare că am suspect, dar ok, intrați. Ok, mulțumim. Mă, Alice, fii atentă. Am ce... Bă, unde a dispărut ăsta? A, mă, dar să iară să faci ăla cu... Alice, stai puțin. Hai, intrați. Dar Rusel, am ceva de vorbit cu tine. Stai puțin, Alice. Stai puțin. Alice, poți să mă aștepți te rog eu aici la tine în cameră, în partea asta? Eu zic că ar fi mai bine să mă aștepți aici. Ok, ok. Nu m-ați văzut, bă, dar vino repede afară. Fii atent, am pus acolo în cameră special. Bravo că ai făcut treaba asta, ca să stau să vorbesc cu tine acum, Darius. Deci, am pus acolo în cameră pentru că vino să ți arăt unde o să facem toată treaba. Vino mai repede, bă. Deci, fii atent. Aici aveți astea două lipsă. Aici într-o parte vreau să pui ghost block-ul pe care putem să intrăm. Și ce să pui astea peste, Darius? Și aici o să fie camera fix sub ăsta, pentru că aici aș petrece timpul ăsta de machiaj și la calculator. Gata, mă duc acum, gata, mă duc. Alice, ce faci, Alice? Cum ești? Ce ai făcut astăzi? Bă, păi, eu n-am făcut mai nimic azi. Tu ce ai făcut? A, ce am făcut? Am fost cu Darius să facem niște cumpărături de casă, că aveam nevoie de cumpărături, sincer, și da, cam atât. N-avem nimic special, dar tu de ce să te ia așa la geam la noi? Eu ți-am zis, mă, că priveam și aici priveliștea. A, priveliștea. Ok, am înțeles, mă, la modul cel mai serios. Ok. Altceva, mai ai ceva de spus? Nu, practic, nu. Bă, ce se aude, bă? Am apel în casă. Ce se aude? Nu se aude nimic, Alice. Ce, ai vedenii? Ce se aude? Adică, ce se aude? Bă, eu aud ceva. Dă-te, te rog, și verifică că nu mai pot. Bine, stai aici. Mamă. Bă, Darusele, mamă, ce fac? Darusel, fii atent, bă. Nu, ai grijă, bă, că se aude rău de tot șansă și suspectează ceva. Zici, bă, ce se aude, Darusele, tu nu te auzi așa că faci așa gălăgie pe aici? Bă, nu, stai așa, să fac schema mea așa. Așa, bravo, așa. Bravo, da, mai ușor, bă, Darusele, mai ușor că se aude, dar pune și tu lumină, Darusele, pune și tu lumină pe acolo, pune toate chestiile acum, alea, să înțeleg. Așa, gata. Bă, dar cred că ar trebui să o faci puțin mai mare, dar în fine, nu contează. Ok. Mă, Alice, fii atentă, Alice, fii atentă că, mă, Alice, ce tu la lemnul ăsta? Măi, tam, bă, că pare că am suspect așa, e mai maro prin părți și alb în mijloc, nu știu ce-o pățit. A, pe, așa e bușteanu, pentru că e partea aia de buștean, adică e tu, în fine, nu mai contează. Bă, Alice, fii atentă, am descoperit ce se auzea. Ce se auzea? Am ceva prin casă? Nu, sunt niște oameni acolo care lucrează acolo la aia de, la pescărie, e pescăria asta pe lângă, e și restaurantul și se interferează toate chestiile astea, se aude aici, adică nu e de la tine, nu e nicio problemă la tine pe aici prin casă, de ce? Bine, gata, am înțeles. Hai la mine în cameră. La tine în cameră? Bine, hai la tine în cameră. Vino pe aici, așa. Fii atentă, stai puțin. Poți să mă duc și eu până la baie jos? Ok, ai înțeles? Am nevoie până la baie. Ok, am nevoie până. Mă duc. Bă, dar Darusel. Bă, mamă. Bă, ce? Bă, ce ai făcut mă așa de mare, bă? Dai, bă, hai. Bă, dar nu trebuie. Bă, Darusel, bă, e prea mare, bă, mai pune așa că după n-avem cum să spionăm, să vedem acolo deasupra, Darusel, o să dure. Bă, taci din gură. Mă, pe o să avem foarte mult de urcat până sus, Darusel, și obosim. Bă, dar stai puțin. Iar folosește contala. Da, brafa, da. Așa, mă, Darusel, gata, fă-o-t acolo, bă, că era prea mare așa, dar fii atent, bă, Darusel, trebuie să pui carpetele alea, că dacă cade aici când vine în partea asta, dacă cade așa. A, pe stai, bă. Hai că mă duc înapoi, stai că mă duc înapoi. Ce mai vrei? Zi repede, încet. Da, pune tu, Rafa, pune tu. Bine, gata, le pun eu așa, perfect, ok. Acum să mă duc la Alice. Alice, gata, am venit. De ce m-ai chemat aici? Ce vrei, să mă joc pe calculator sau ce vrei să facem? Păi, Marica, am venit să-ți arăt camera mea. Ah, păi, da, știu camera ta. Păi bine, mai privești odată. Da, mai primesc odată. Și ce să privesc aici? Ce? E ceva nou în casa asta sau în camera? Mă, Alice, bă, mă bași pe mine în seama, adică te-ai pus aici la calculator și nu mai zici nimic. Ok, deci tu m-ai chemat aici, stai și eu știu la calculator. Am înțeles, bravo, wow, cât de tare. Hai că plec de aici din cameră. Bă, e bine că s-a pus la calculator și asta înseamnă că grăbim procesul. Hai să mă duc acum repede la Darusel. Mamă, dar s-a pus astea pe aici, trebuie să sap așa frumos și să nu-și dea seama Alice de treaba aia. Bă, arată mai bine, bă, Darusel, arată mai bine, dar trebuie să pui și lumină pe aici, Darusel. Bă, taci, bă, Rafa, taci. Bă, deci bă, gata, bă, fii atent, Darusel. Am ceva să spun. Deci fii atent, Darusel. Hai, urcă sus, că Alice nu e pa. Mă, ce faci mai aici? Așa. Dă-te, bă, Rafa, taci din gură. Bă, Darusel, vreau să vorbesc ceva. Bă, de ce pui bălavă? Bă, Darusel, bă, după vrei să ia foc astea pe aici? Nu, bă, Rafa. Eu nu pun lavă. Ah, ok, am înțeles. În fine, nu mai. Vreau să zic ceva, ta nu-ți mai zic. Ai, Darusel, pec de aici. Ok, hai să pun. Păi, trebuie să urci sus, bă, Darusel, că e întuneric aici și nu prea să vede. Urcă sus, că Alice nu mai e pe aici. Asta e treaba. Vino repede să zic. Hai,
bă, dar usele că te aștept, urcă mai repede. Ce tu faci acolo, bă, dar usele? Nu, Rafeda, a plecat, a plecat. A plecat, mă, nu e mai aici, nu e aici. Urcă mai repede, fii atent, dar usele, că asta vreau să zic. Deci fii atent, dar usele, cum este faza? Tu poți să faci liniștit aici, pentru că Alex m-a chemat la ea în cameră. Și după ce m-a chemat, s-a pus la calculator și a stat acolo și la calculator. Practic tu poți să faci aici cameră. Bă, nu te duc, bă, nu te duc, că mă știi de tine, nu mă știi de tine, nu mă știi de tine. De ce te duci? Mă duc să fac rapid. Da, foarte, foarte bine. Deci, mamă, deci planul iese perfect. Facem camera asta și după ce o să facem camera asta, vreau să o spionăm, vreau să o spionăm. Treaba aia este în felul următor. Rafa, s-a băgat pe furnă, bă, chapter, nu, cu mapa, nu știai? Știam, dar eu că s-a băgat pe furnă chapter, nu, am făcut și episodul pe canalul secundar, dar eu am un canal secundar, Rafael Grâmă, și am făcut episod acolo, de ce, nu știai? A, bă, da, bă, eu acum m-am uitat, sunt în pauză și mă uit. În ce pauză? Mă, la ce tu ești, mă, dar ai făcut camera sau ce? Ce ai făcut aici? Bă, iar ai pus lavă, bă, de ce ai pus lavă? Că nu pui lavă. Să arate frumos, bă, să arate frumos. Da, bine, bine, hai, dar ai fără aici repede, dar usele, că nu mai avem timp, bă, dar usele, dar trebuie să pui și tu ceva pe aici, că după ia foc, poate ia foc astea, nu știu, adică nu ți se pare că simți așa o căldură aici prea mare? E, bă, lasă, bă, Rafale, lasă, lasă. Bine, bine, hai că mă duc înapoi la Alex să vedem ce face, dar usele, pun carpetul aici și nu mai pot să mai urci. Acum, bă, în sfârșit, merge totul perfect, merge totul strună și treaba stă în felul următor. Data viitoare, deci data viitoare, ziua următoare, vreau să-i facem lui Alex foarte, foarte frumos aici, ca și cum noi o spionăm, bine, să stea, să spionăm în casă, dar din câte mi-aduc eu aminte, parcă se vede mai mult, poate să deși deasupra și a fi foarte, foarte bine, dar să spionăm că merge totul strună, merge totul perfect și că nu o să avem probleme, că Alex nu o să vină aici pentru că e totul perfect. Acum Alex, să mă duc acum repede la ea în cameră, să vedem ce mai facem, mă, Alex, mă, Alex, mă bagi pe mine seama sau? A, ce vrei, hai, zi mai rapid. Da, ce, adică, mai chema la tine în cameră ca să ce, să te pui pe calculator și după să nu mai vorbești cu mine, nu? Păi da, gata, poți să pleci. A, ok, plec și unde să plec? Poți să te duci la tine acasă, nu știu, face vrei. A, bine, mersi, mersi, mamă, deci totul perfect, e totul perfect, deci totul merge bine, merge bine, acum să-l aștept pe Darusele, poate l-ajut, bă, dar Darusele, fii atent, Darusele, am și eu o treabă să spun, Darusele, vrei să te ajut pe aici, că, adică, Alice a zis că stă pe calculator, nu face nimic. Nu, bă, Rafa, lasă-mă că fac singur, hai, plec acasă, plec acasă! Bine, plec acasă, hai, că plec acasă, bă, cum să plec mă acasă, bine, hai, mă, de fapt plec acasă, Darusele, și eu să spun carpetul ăsta, dar aici și nu o să mai ai cum să scap, Darusele, ora să rămâi aici, toată ziua, Darusele, aici rămâi, Darusele, nu-ți mai dau drumul, aia, fă-tu acolo și poate, bă, gata, mă, gata, bă, dar de ce stii pe așa, vrei după, dar cum vrei să mai facem noi, tu, bă, carpeta. Ce faci? Unde-i Darese? M-a strigat, unde-i? Darese te-a strigat? Nu te-a strigat, Darese, l-am vorbit cu el la telefon, adică voia să te strige prin telefon și am zis, bă, Darese, nu te aude, că e plecată. Alice, ce faci, Alice, vreau să zic, Alice? Mă, te-a întâi și mă ăsta, Darese, ce faci, mă? Alice, vreau să zic că vreau să dau de-asta muzică, uite, iau un studiu de muzică și ascultă muzică. Ia, bine, hai că mă duc în cameră să-l pun. Bravo, mă, Darese, acum ai făcut, bravo, deci eu pot să plec acasă, bă, Darese, vezi că ai luat tu carpetul, să-l pui tu la loc, Darese, că o să vadă chestia asta aici și poate cade în ea, așa, bravo, acolo să rămâi, Darese, nu mai ești. Acum mă duc liniștit acasă pentru că Alex o să-și pună muzică și nu mai are treabă cu mine, o să revin mai târziu. Mă, ce bă, deci a dat muzica cam tare, sincer, adică, bă, Alice, hai că nu mă aude de muzică, trebuie să urc repede la ea în cameră, mamă, ce se întâmplă? Bă, ce faci, mă, oprește-mă muzica asta, Alice, bă, știi cum s-aude, bă, Darusele, speri toți vecinii aici, ăsta, Darusele, doamne, Alice, speri toți vecinii cu muzica asta, ce ți-a dat, Darusele, să asculti așa de tare? Păi, nu știu, așa mi-a dat el, eu doar ascult, gata, poți să pleci. Bine, dar nu mai da, te rog, nu mai da volumul ăla la maxim, că mă surzești, pe bune, bine, oricum e bine, pentru că Darusele o să fie acolo, o să facă toate chestiile foarte, foarte frumos. Acum mă duc acasă și o să revin mai pe seară când termină, Darusele, bine, sper să nu se facă seară, că dacă se face seară, o să am prea mult așteptat și nu prea e bine, că n-am ce să fac acasă, sincer, dar o să mă joc pe calculator și văd ce mai fac. Mamă, deci s-a făcut și noapte și Darusele încă n-a terminat, mă, nu știu ce se întâmplă, adică a rămas aici, nu trebuie să mă duc, dar stați puțin să văd unde o fi Alice, mă, să văd, sper, cred că e tot aici, mă, Alice, ce faci aici în cameră, ce, iar să te la geam? Stai puțin, tu să te la geam aici ca să mă urmărești pe mine cum veneam spre casă la tine? Poate, de ce? Ok, nimic, pune-te să te joci, hai, lasă, voiam să vin la tine să văd ce mai faci, dar aia, am văzut ce faci, acum plec. E foarte perfect pentru că Alice e acolo și acum trebuie să merg la Darusele să văd, bă, ce tot faci, mă, stai aici, mă, ce... Ia-te, bă, Rafa, îți place cum am făcut, bă, Rafa, îți place? Darusele, am și o întrebare, de unde sunt acum, mamă, trei, bă, Darusele, stai puțin că parcherea doar ăsta, restul de unde ai făcut rost de ele? E, Rafa, ne lasă, bă, că am schemele mele. Ai schemele tale, am înțeles, Darusele, în fine, da, bă, ce... Rafa, stai, uite, care este răspunsul corect, ia zic, care este răspunsul corect, 1 plus 1 egal 11, 1 plus 1 egal 6 sau 1 plus 1 egal 3?
3. 1 plus 1 egal cu... Bă, dar răsele, ți se pare că ăsta e vreun răspuns corect aici? Nu, fii atent, dar răsele, trebuie să scrie oamenii în comentarii acum care e răspunsul corect. Adică, bă, dar răsele, nu e niciunul, tu îți va joc. Ce burafale, bă? A, burafale, ba da, burafale. Unul dintre ele este corect. Unul dintre ele este corect, ok? Da, dar răsele, pe bune, la câtă corect e, dar răsele, fii sincer, cum ai făcut tu treaba asta, dar răsele, așa ar trebui să mă dau și eu cu capul de perex, dar răsele, de pământ, de peste tot, dar răsele, la cât de prost ești. Bă, dar răsele, fii atent, hai să mergem acasă, că Alice era tot la ea în cameră, am terminat asta și fii atent, dar răsele, data viitoare, bă, unde pleci, mă, fii atent, data viitoare, dar răsele, data viitoare vreau să facem în felul următor, vreau să o spionăm, cum te-am spionat eu pe tine atunci, mai știi, nu? Da, bă, Rafa, fii atent, acum, că dacă tot plecăm, eu vreau să plec cu Alice, ok? Eu vreau să plec, să mă duc la ea. Bine, gata, prencuiești-o, ca de fiecare dată, logic, dar stai, bă, așteaptă-mă să opresc ăsta, așa, gata, așteaptă, hai, intră, stai că intră, fii atent, am eu o idee, dar răsele, știi cum îi facem prank-ul acesta? Mă duc eu să o bag în seama așa și după vii tu, ai înțeles, ok. Alice, ce faci aici, ce faci, Alice? Uite-te puțin în partea aia, în stânga, am văzut ceva foarte mișto. Ia! Da, n-am înțeles nimic, adică, bă, am înțeles, a zis că casa e a noastră. Bă, e casa noastră, yeeey! Bă, dar răsele, tu ai nebunit? Da! Gata, bă, dar răsele, în sfârșit suntem în a doua zi, bă, dar răsele, și astăzi trebuie să o spionăm pe Alice, bă, e foarte, foarte tare pentru că am făcut noi chestia aceea, dar fii atent, dar răsele, m-am gândit în felul următor, că tot o spionăm, bă, ar fi cam ciudat doar să o spionăm și trebuie să-i facem și niște farse, bă, dar răsele. Da, bă, Rafale, eu zic să tot luăm, bă, eu zic să dăm foc la casă, yeeey! Ce mai mănânci, bă, dar răsele, ce mai mănânci acum, bă, dar răsele, nu te-ai săturat de burger sau ce? Ah, normal, ca de fiecare, deci fii atent, dar răsele, vină după mine, cam aici surpriză, deci fii atent, vreau să-i facem o farsă și fii atent ce farsă vreau să-i facem. Vreau să-i punem așa, deci noi ne ducem acolo să o spionăm în camera ascunsă, dar am făcut-o noi în camera de gaming, da? Și după, ea când e pe acolo și o să plece din cameră ca să nu vadă, noi fii atent, dar răsele, am aici ceva foarte, foarte șmecher, dar răsele, ți-l da, uite, l-am luat, bă, iar te pui acolo, stai, că l-am luat deja. Ai ăsta în mână, dar răsele, nu-l pun, lasă, uite-te așa puțin la el, uite-te la el și acolo sunt niște cuțite, dar răsele. Când ea o să plece din camera aceea unde noi stă... Bă, ești nebun, bă, Rafale, ești nebun? Tu vrei să aruncă mâna cu cuțite, bă? Nu s-a aruncat cu cuțite, bă, dar răsele, bă, ce, bă? Fii atent, dar răsele, deci fii atent, uite-te la mine, dar răsele. Acum, dar răsele, noi când o să ajungem acolo și o să plece din camera aceea, unul dintre noi, adică eu, o să... Dar răsele, mă bagi pe mine în seamă, te rog? Stai, 1-1, da, bă, și fii atent, prietenul meu, el vrea să ajungem cu cuțite într-o fată, da? Așa, o să veniți, nu, ok. Da, dar răsele, știu că n-ai sunat la nimic, dar fii atent, bă, ascultă-mă, fii atent, deci farsa asta stă în felul următor. Noi o să mergem acolo foarte frumos la ea. Când o să plece din camera aceea, noi o să punem cuțitul ăla, o să-l punem undeva pe lângă calculator ca să vadă ea, gen să-și dea seama, bă, ce, de unde e blocul ăsta, eu nu-l aveam, nu știu ce și toate astea. Și o să vadă că sunt de fapt niște cuțite și cred că o să se sperie, adică asta să sperăm că o să se sperie, că după o să creadă că e cineva la ea în casă, că nu știu ce, că vrea cineva să o omoare și nu știu ce, toate chestiile astea, ai înțeles? Da, brafă, hai să mergem, hai să mergem. A, super, dar se râde și de mine, am înțeles. Bă, dar răsele, avem o problemă, uite-te puțin, cine se află acolo la geam? Bă, a plecat, exact cum a plecat. Uite, puțin la ea. Mă, ce faci, mă? Alice, ce faci, mă, aici? Alice, iar stai, mă, pe la geamuri, pe la toate astea. Mă, Alice, ce se întâmplă, mă? Hai să mergem la în casă. Alice, avem și noi o întrebare, pe bune, adică ce-ți place? Alice, ne bagi pe noi în seamă? Da, ce este? Ce îți place să așa să te uiți la geamuri în continuu și, adică, noi am venit și tu la geam să te ai? Păi, așa fac eu, îmi pare rău. Ah, ok. Bă, ia stați, bă, așa, am eu o întrebare, de ce tot veniți la mine așa? V-am dat eu voie și plus credeți că vă mai primesc după ce mi-ați făcut ieri? Ce s-am făcut ieri? Nu s-am făcut nimic, dar să la venit să te sperie, dar... Rafael a fost! Da, el a fost! Da, bine, practic am fost complice, dacă a vrut, dar să te sperie, aia, mă, dar să tu unde scuzi, mă, astea, bă, dar să hai, bă, ești nesimțit, mă, dar să le... Papuci Gucci alu Darusel, cu Papuci Gucci mă cheamă Darusel și îmi place de mine că sunt șmeche și tu ești fraier. Da, eu mă duc aici înapoi. Da, te duci înapoi. Mă, Alice, bă, Darusel, mie mi s-a făcut cam... Bă, nu, sau du-te tu înainte. Alice, ai cumva o sticlă de apă, ceva pe aici să mie și mie de la frigider, de la ceva? Am, da, desigur, așteaptă aici. Bine, gata, aștept. Mamă, perfect, acum urc repede aici, mă duc aici jos și intrăm foarte, foarte frumos, dar trebuie să pun asta deasupra. Bă, dar răsele, stai puțin, cum o să pun eu asta deasupra, că după nu mai avem cum să mai intrăm, deci cred că trebuie să lăsăm așa, dar răsele, și să avem... Bă, dar răsele, vino repede, că am scăpat, i-am zis că mă duc... Bă, dar răsele, mă bași pe mine, seama? Da, bă, ce? Bă, stai, bă, să uite așa, deci fii stai că vin înapoi, stai să mă uităm aici, uite-te puțin, mi-a dus apă, i-am zis să-mi aduc apă, dar răsele, i-am zis să-mi aduc apă și uite-te puțin. Acum, bă, ce facem asta? Ți-am adus apă, dar n-aveam sticla așa că ți-am adus la găleată, dar unde ești? Hei!
Alo? Da, mi-e la găleată. Așa de sănăcii, bă, Rafaele. Bă, dar răsule, bă, dar răsule, dă-te puțin. Ah, s-a pus la calculator. Gata, bă, dar răsule. Acum este totul perfect, bă, dar răsule, e perfect. Adică, bă, da, gen, vede că nu sunt pe aici și nu zice nimic, nu-și dă seama, adică nu zice nimic. Bine, bine, lasă, deci faci așa, faceți, mă prencuiți într-una, lasă că acum caut eu. Arse de făcut. Așa, ce avem aici, deci, despart un nou cap, de aruncat cu foc pe el, hopa, așa, ce mai avem pe aici? Cuțit, bine, bine, așa, ce mai avem pe aici? Nu prea găsesc ceva interesant. Uite să puțin, da, mă duc în bucătărie. Mamă, deci uite să puțin, bă, dar țip după tine, mă auzi, vine mă înapoi, Darusele, unde te-ai dus, mă? Darusele, bă, știu că mi-ai acoperit asta aici, Darusele, dar de ce îmi faci treaba asta, bă, Darusele, super, m-a prencuit, mă lasă aici, mă lasă, captiv, wow, foarte amuzant, bă, Darusele, unde ești, mă, arată-te, pune-ți măcar ălea în picioare, Darusele, să vă știu, așa, bă, dar nu mai pune-mă asta, bă, stai puțin, de ce, de ce pui asta așa, Darusele? Nu știu, bă, Rafaele, nu știu, stai așa, stai puțin, vorbește-și tu mai tare, bă, Darusele, a venit, ia stai puțin, că nu te aude de aici, ia să vedem, ia, că a venit înapoi, bă, dar tu ai auzit ce fac, bă, nu mai pune, mă, că te aude. Ah, da, clasic. Bă, Darusele, bă, revine să înapoi, că dar nu te vede, dar nu te vede nimeni. Bă, dă-ți ăsta, mă, jos, Darusele, că nu te vede nimeni, fii atent, stai puțin, că a zis că vrea să ne facă farse. Hai să auzi din ce mai vrea să mai facă, bă, Darusele, că poate mai, ia, că a venit înapoi, ia, ce mai face oare? Da, da, aș dori să comand și eu un set de cuțite și niște ouă. Mă, ce face? 5 minute? Bine, mulțumesc. Mă, ce, mă, asta, tu ai, Darusele, tu ai auzit ce a zis? Darusele, bă, nu te, bă, cuțite, bă, Rafa, bă, cuțite. Da, știi cine mai are cuțite aici, dar să știi cine mai are cuțite aici? Deci fii atent, stai puțin. Bă, uite-te aici să-mi spui tu mine, dar să țipi așa după mine, ca nu cumva să vină, pentru că eu mă duc acum mai repede. Bă, dar iar ai pus. Ah, ok. Mă pun acum mai repede să pun aici cuțitele astea. Gata, le-am pus, mamă, cum arată genial. Și acum mă duc înapoi, bă. Gata, bă, dar planul este stabilit, dar am îndeplinit planul. Acum, bă, dar ce faci mai acolo, dar să le? Dar să așa. A, ca și cum că i-ai adus cuțitele și astea, bă, Darusele, mamă, bă, Darusele, nu mai sperim acum, că zice ca și cum că i-a venit comanda, așa crede, Darusele, ce facem noi acum? Nu știu, bă, Rafale, nu știu. Bă, vorbește-și tu mai tare, a venit. A luat-o, ok. Ok, mi-a venit comanda, apare, uite și cuțitele, dar mi-a adus, a intrat în casă, ce livrator de bun. Oricum, haide să vedem și noi pe aici, așa, hai să pregătesc eu capcana. Ce capcană? Bă, cum adică, bă? Asta vrea să ne omoare! Bă, nu ne omoare, bă, Darusele, bă! Așa, scoatem telefonul, da? Rafael, alo, te rog, răspunde, telefonul, telefonul, da, l-am, gata. Alo, cine e la telefon? Alo, bună, sunt eu, poți, te rog, să urci puțin pe scări? Bună, sunt eu, cine sunt eu? Cine e eu? Eu, hai că știi, vină, te rog, la mine acasă puțin. Bă, Darusele, uite că fac niște de ea, cică, bună sunt eu, cică eu. Alice, m-auzi? Da. Am și o întrebare, deci unde mă chem? De unde să vin? Ce să fac? Vino, te rog, la mine acasă, vreau să ceară ceva. Ce vrei să ne arăt? Mă, Alice, ok, Alice, unde ești? Pe scări, ai spus? Da, hai că te aștept la mine în cameră. Ok, hai că vin, Ce? Fiatele, Rafa, o să mă fac invizibil și o să pun un porc, bă, o să pun un porc, stai așa. A, pui porcul invizibil, ok, hai că mă duc acum, mamă, deci să vedem, mamă, dar urați-mi noroc, pentru că cine știe ce se întâmplă cu mine. Bă, Darusele, am văzut că e urcat, stai, așteaptă să intri eu. Bă, ok, Darusele, n-am observat nimic, ok, ciudat că n-am observat nimic. Stai, bă, Rafa, taci! Unde tot apar porci ăștia? Mamă, ce era să mă vadă, mamă, deja nimic. Opa, ok. Bă, la protecția animalelor. Mamă, ce sunt, bă, uitați-vă puțin la Darusele, pune o grămadă de porci, bă, nu înțeleg ce sunt. Gata, bă, că te-am văzut, pa, nu ai stat cu aia de invizibilitate, pe bune. Dar Darusele nu știe, mă, să fac o farsă, că de fiecare dată, el dacă a stat cu asta de invizibilitate și a abuzat atât de mult, ia, acum, Alice, ce să mai fac, Alice, că Alice știe, toată lumea știe, dar Darusele nu mai poate să mai facă prank-uri de astea cu asta de invizibilitate, că toată lumea știe. Bă, Darusele, ești cumva pe aici, cumva acum jos, că adică pe bune, nu știu, vreau să vorbesc ceva cu tine, că bă, Darusele, ești cam prost, bă, mă bași pe, bă, Darusele, unde ești? Alice, unde ești, Alice? Mă, ce? Intră. Alice, bă, dar afară nu e Alice, afară. Alice, tu te ești, de ce mi-ai aruncat cu un nou în cap? Uitați,
uitați-vă la Dărâsul când dăm fraiere. Deci în loc să vină aici, mamă, dar plânge rău de tot. Uitați-vă puțin la Dărâsul ce face. În loc să vină aici că l-am chemat, îi dă cu aia de vizibilitate și acum tot el plânge până la urmă că îi dă cu dalea în cap. Hai, mă. Dărâsul. Bă, Rafaele, m-a scăpat, bă, Rafaele, bă, dar cum adică, bă, Rafaele, i-am dat cu nou un cap și ceva? Dar nu mai țipa, mă, că te aude, bă, Dărâsul, de ce țipi așa? Nu poți să vorbești și tu normal? Gata, bă, Rafaele, și la... Te te auzit. Mi-a venit comanda, dar nu mi-a venit mai înainte, hei? Doamne, bă, ce proastă-i! Bine, mulțumesc. Bă, Dărâsul, vino repede, fii atent, deci i-a dat comandă și acum, gen, i-a venit și comanda, i-a venit și ăla, dar nu suspectează nimic. De fapt, s-a panicat așa puțin, dar, gen, nu suspectează absolut nimic. Că sunt astea aici la ea în cameră, în casă, gen. Nu știu, bă, Rafaele, deci eu acum mă duc să oprim quest, bă, dar este legata că știe, nu-ți mai da cu asta de invizibilitate. Ok, da, aici sunt la turneu la Fortnite, fac episoade pe canalul secundar, ce vrei? Păi hai odată, vino! Păi unde să vin, Malis? Nu pot că fac aici pe canalul secundar episoade, vrea lumea să postez pe Rafael Gârâmă, ce vrei să fac? Să las așa să nu postez pe nimic? Pe mine nu mă interesează, tu vii acum că am treabă cu tine. Ok, hai că vin acum, hai pa. Ok, ma. Mamă, dar stați puțin că vin cam repede, trebuie să plec așa ca și cum. Bun, bam. Alice, am venit. Da, aici. Te vino. Unde? Urc acum. Ce? Unde ești? Că nu te văd. Ce faci, bă? Alice, tu ai vrut să Alice, stai puțin. Alice, vreau să vin la tine aici. Vreau să te întreb ceva. Stai puțin. Alice, uite-te puțin ce ai creat aici. Alice, ai ieșit afară din casă. Alice, uite-te puțin la găina. Bă, dar cum ar? Uitați-vă puțin cum arată găina asta, zici că e post. Alice, de ce s-ar? Alice, nu mai da. Bă, ce fac? Alice, da, nici nu mă bag în seamă. La modul cel mai serios, nu știu ce se întâmplă. Am înțeles. Bă, bă, Dărâsule, revină. Bă, arată-te, Dărâsule. Alice, să mă arunci tu cu nouă în mine! Cum adică arunci tu cu nouă în mine? Ajutor! Nu! Mă, așa faci, da? Bine? Ia-mă de aici! Să fii și tu mai calm, te rog. Ia, bă, Rafaele, stai, așteaptă. Bă, stai puțin. Bă, Dărâsule, trebuie să spionăm, mă, nu trebuie să ne arătăm, Dărâsule, că trebuie să vedem ce vorbește ea pe acolo, Dărâsule, cu cine o vorbi, poate are și ea un gagic, poate are ceva, Dărâsule, cine... Bă, dar poți să nu mai dai, te rog, cu de-astea? Ia și tu. Așa, mai bine, dar să vedem cum să intrăm, să sperăm că n-aude ușa aia, bă, Dărâsule. Acum, hai, repede, ci intru pe aici ușa, uitați-vă puțin la ea. Bă, deci aude ușa de la Dărâsule, în fine, intru pe aici, gata, acum e perfect, îmi dau asta și jos, pot să stau așa foarte, foarte frumos. Bă, mai încetul! E cineva afară? Mă sună. Hei, salut! Bă, ce a apărut? Bă, pleacă, bă, de aici, așa. Bă, stai să mă aranjez, așa. Bine. Alo, bună, David, ce faci? David? Vrei să ne întâlnim când? Mâine? Bine, ne vedem acolo, da? Dar Alice are cumva un iubit? Nu știu, bă, Rafaele, bă, ia stai. Bă, dar nu-ți mai dai, mă, să merg să că trebuie să spionăm, dar să le tu acum... Nu, eu spionez de aproape, bă, Rafa, că nu... Unde ești, mă, bă, dar să le fii, bă, dar să le arată-te, te rog, că vreau să... Bă, dar să le fii, atent, bă, nu, dar să le trebuie să spionez, nu trebuie să mai faci tu farsă de asta, pentru că trebuie să vedem ce au, să auzim, dar să le, cum am auzit acum de treaba asta, poate mai are chestii, dar să le dau ascult, okay, cine știe, așa, hai să ne mai uităm, poate... Bă, dar ce faci asta, bă, Rafaele, mamă, bă, Rafaele, Dar cred că își dă seama. Dar nu e ok. Dar nu e ok. Ok, am înțeles, bine. Bă, Dărâsule, bă, ai făcut o treabă bună. Adică n-ai făcut, bă, de fapt, da, ai făcut o treabă bună. Dar crezi că mai dorme mult, bă, Dărâsule, pe bune. Adică la modul... Nu știu, bă,
Ce se întâmplă? Ce căutați aici? Ce bună ziua că e seara. Aldis, cum adică ce căutăm pe aici? Am venit la tine pentru că voiam să ne jucăm față ascunzerea, să ne jucăm ceva, Aldis, că n-aveam ce să facem. Stai, e geamul spa. Îmi amintesc ceva, parcă ia stai să verific. Dar n-am rezolvat nimic, n-am rezolvat, mai bine plecăm de aici. Bă, nu prea știu că-s două carpe. A, dar scuțetele, deci n-am visat. Bă. Acum l-am închis pe Darusel acolo și nu mai are cum să scape niciunul dintre ei. Foarte frumos. Ia, bă, iar folosești de astea? Ok, am înțeles, bă, Darusel. Dar, Darusel, pe bune, dar mai iese și asta de acolo? N-ai vorbit nimic cu ea? A, nimic, bă, Rafale, ia cum încerc să iasă fraiera. Bă, dar chiar nu s-aude de jos de acolo? Că bine, nici... deci așa faceți, da? Eu zic să coborâți aici mai bine. A, da, bă. Alice, cred că da, cred că chiar am vrea să... Hai să coborâm, Darusel, hai să coborâm. Ce, Alice? Alice, ce e cu camera asta? Ce e cu camera asta? Voi ați făcut-o. Ce am făcut? Că n-am făcut nimic. Bă, ce e cu camera asta și de ce nu e nimic în ea? Ce vrei să plănuiești aici și de ce se află la văpădă de sub și ce? Mă, Alice, tu... Bă, care e răspunsul corect? 1 plus 1 egal 3. Bă, Alice, nu ești. Bă, ce faci? Bă, să-i mă puțin. Alice, bă, dar să le... Fugi. Te put în cuțite. Bă, nu. Bravo, bă, Darzele, bravo, bă, Darzele, dai grip, bă, cuțitele, te lovi! Darzele, bă, ești bine? Da, bă, Rafale, bă, Rafale, uite, eu sunt șmechia! Uitați-te, poți la Darzele, la nețel! A căzut în lavă! Mă, ce? Bă, stai puțin, Alice, avem și noi întrebări. Bă, ce faci? Așa faceți voi, da? Deci voi mă spionați. Bine, stai puțin, Alice, credeai că vrei să-mi faci mie ceva să mă bași pe aici? Tu nu crezi că l-am pe Darusel care are chestii de... Vorbește cu... N-ai cum să mă omor, Darusel. Uite-te puțin, deci tu mi-ai dat asta ca să nu pot să mor. Mersi, bă, Darusel, chiar n-am văzut mersi, bă, Darusel. Că... Dar mă bași pe mine seama? Uite, bă, Rafa, că am scăpat, hai, rapid. De ce-a scăpat, mă? Bă, dar unde a plecat asta? A plecat la noi acasă, unde o fi plecat, bă, Darusel? Bă, Darusel, ne-a luat, mă, ce faci? Alice, ce faci? Mă, așa, voi mă spionați. Nu ne aruncă mașina în apă. Bă, dar să ce faci, mă? Dar să te arunci tu. Bă, ce faci, mă? Nu. Ok. Bine, Alice. Așa faci, da? Dar să hai să vedem. Avem asta aici. Să o aruncăm și pe... Alice? Așa faci. Măi, dar tu cine crezi? Na, că mi-am luat-o. Deja s-a dus prea departe, prea departe, la modul cel mai serios, deja mă enervează copiii ăștia, adică uite-l să puțin, ai, nu înțeleg nimic ce... Bă, dar ce arăt că mă așa repede, mă, Alice? Mă, Alice, ce vrei, mă, lăsați-mă în pace, ce... Da, wow, foarte amuzant, Alice. Deci, da, nu mai vreau să mai fac nimic, cred că mă mut din orașul ăsta, la modul cel mai serios. Ok, pa, pa! Darusele, vreau să te uiți din jur împrejur și să-mi spui ce crezi tu, unde crezi tu că ne aflăm astăzi, Darusele, unde crezi că te-am adus? Bă, Rafale, m-a băgat în închisoare, bă, nesimțitule, bă! Ce închisoare, bă, Darusele, nu e nicio închisoare, fii atent, dacă te uiți aici, deci fii atent, Darusele, nu mă interesează asta, dar astăzi, Darusele, aici, o să ne jucăm foarte ascunsele, este un loc special, unde te-am adus eu astăzi, Darusele, ce părere ai? Burger, păcat că Darusel aici nu mai e burger și e bine că nu mai are Darusel burger, ca altfel... Gata, deci fii atent, Darusel. Dacă tot zici de burger, fii atent, Darusel. Dacă o să mă bați astăzi, o să-ți iau câți burger vrei tu, zi un număr și atâta ți iau. Un quattro cu un sixilon cu un batalion. Da, Darusel, deci tu vrei toți burgerii din lume, am înțeles. De Darusel, fii atent, prima rundă vreau ca eu să mă ascund, Darusel, și tu vrei să te... Și fii atent, așa, bravo. Și eu aleg aici. Și fii atent, dăm aici, mergem la hărți. Și aici avem cât mai multe hărți. Prima oară, uite, le luăm pe fiecare la rând, Darusel. Easy,
Da, dar să le ai înțeles, deci luăm pe fiecare rând. Ai răbdare, dar să le deși atent. O să începem cu asta și în 3, 2, 1. Am 60 de secunde să mă ascund arăsele și acum trebuie să găsesc un loc. Mamă, unde să mă ascund, bă, arăsele? Ok, dar arăsele, nu mă mai interesează. Eu o să caut acum un loc unde să mă ascund, dar trebuie să am mare, mare grijă. Deci fii atent, dar arăsele, vreau să mă duc în partea asta, fiindcă parcă am văzut eu ceva. O să caut aici ceva foarte, foarte șmecher. Ia să văd dacă reușesc să urc. Gata, gata. Mamă, și cum e locul ăsta aici? Mamă, dar arăsele, nu cred că o să mă găsească, dar arăsele, în viața lui aici. Așteptăm acum să fie eliberat în 30 de secunde și chiar sunt curios, bă, dacă poate să mă găsească, dacă are vreo șansă. Adică eu cred, adică sper să n-aibă nicio șansă, că dacă m-ar găsi. Uitați-vă puțin așa la mine. Nu, voi așa milă puțin de mine. Uitați-vă la mine, ce față drăguț. Am dat și voi acolo un like, să faceți și unii cât mai multe like-uri. Da, dar Arsele, am înțeles. Bravo. Deci fii atent, 15 secunde mai, dar Arsele, vreau să-mi spui tu, dar Arsele, dacă bine, nu o să mă găsești oricum. Adică n-are de ce să-mi spună, dar Arsele, ceva, dar 10, 9, 8, 7, 6, 5, în 3, 2, 1. Hai să vedem acum cât de frumos o să fie totul. Gata, bă, dar Arsele, gata. Ai 300 de secunde, dar Arsele, eu zic că e mult, bă, sincer, nu știu, adică că ai putea să mă găsești în 300 de secunde, adică pe harta asta cine știe, bine, dar O să fie ușor. Bine, mă, dar Arsele, dar pe unde? Mamă, dar nici nu te văd, bă, dar Arsele. E păcat că nu te văd, bă, dar Arsele. Aș vrea să te văd, dar fii atent că încerc să fac ceva aici, ca să mă joc așa puțin cu tine. Bine, sper că nu ești tu cumva pe aici prin apropiere. Unde ești, mă? Bă, dar Arsele, unde ești, mă? Unde te ascunzi? E, lasă-mă, Rafale, lasă că o să te găsesc. Bă, dar Arsele, nu trebuie să te ascunzi, că eu nu te văd nicăieri pe harta asta. Adică tu trebuie să mă cauți, nu trebuie să te ascunzi, bă, dar Arsele, adică nu știu pe unde ce faci tu, dar nu e bine. 250 de secunde. Ok, ok. Bă, e interesant. Prima rundă facem așa, după facem invers și tot așa, dar Arsele, să vedem cât de șmecher o să fie. Adică, pe bune, nu știu, dar am impresia, dar Arsele, că tu te joci cu mine, tu te ascunzi, dar de fapt tu nu trebuie să te ascunzi. Ce faci tu, dar Arsele, tu știi, mă, că ce înseamnă secar? Am auzit ceva, de ce înseamnă că ești lângă mine, că te-am auzit. Ce ai auzit, mă, bă, dar Arsele, n-ai auzit, mă, nimic, bă, dar Arsele, taci, mă, că n-ai auzit nimic. Eu nu sunt nicăieri, dar Arsele, eu am plecat de pe harta asta, sunt în lobby, dar Arsele, te aștept acolo, lobby, adică, pe bune. Da, dar Arsele, 1000 de burger. Bă, dar Arsele, fii atent, dacă o să te găsesc, dar Arsele, o să-ți fac 500 cu burger, dar Arsele, o să-ți fac câți burger vrei tu, da, gen, dacă mă găsești până la urmă, dacă câștigi, dacă altfel nu, dar Arsele, că n-ai de ce. Unde ești? Bă, dar Arsele, nu știu unde ești tu, sincer, nu știu unde ești tu, că aș vrea să văd. Bă, dar nu te văd absolut nicăieri, bă, dar Arsele, da, pe bune, tu unde ești? E, las că vezi tu. Păi, te-am văzut, dar Arsele, te-am văzut. Fii atent, îți dau un indiciu, dar Arsele, că mai avem 170 de secunde aproape. Îți dau un indiciu, văd verde împrejur, deși atent, eu sunt într-un loc cu verde, dar Arsele, un alb. Opa, dar Arsele, sper că nu vii aici, dar Arsele, mi se pare că te-am văzut, dar să sperăm că nu vii. Asta, bă, Rafael, ești în casă? Asta că mă duc eu în casă. Da, dar Arsele, în casă. Bă, ce casă o fi pe aici, nu știu, sincer, dar mamă, dar Arsele, bă, eu aș vrea să fii atent. Eu o să încerc să plec de aici. Gata, mi-a dat arc, o să-ți dau stand, dar Arsele, o să te lovesc, o să Bă, Rafael, bă, ce-a fost? Bă, cum ai atins, dar Arsele, nu ți-am dat stun? Mă, du-te-mă de aici, dar Arsele, acum, runda următoare o să fie o seeker, pentru că m-ai găsit asta, așa este foarte, foarte frumos. Mergem la mapa a doua, dar Arsele, și acum trebuie să te cau, mamă, ce păcat, dar hai să vedem acum, mamă, de ce am parcur aici, bă, dar aia zicei, mă, tu de parcur, dar Arsele, credeam că ai nebunit, sincer, adică, pe bune, hai să urc pe aici să fac parcurul ăsta, dar Arsele, cât timp te ascunzi, bă, și, bă, ai găsit vreo idee, așa, unde să te ascunzi, ai vreo idee pe harta aia, că eu nu știu cum e, da, sunt spus cum arată. Da, bă, Rafale, bă, e cam grea de cap, bă, dar Arsele, mă gândesc dacă te-ai fi pus tu, cred că chiar nu mă găsești dacă zici că e grea harta aia, dar în fine, bine, aș fi vrut eu, dar ai mai găsit că am ieșit eu din ascunzătoare, bă, dar dacă nu ieșeam eu din ascunzătoare aia, dar Arsele, nu cred că mă găsești, sincer să fiu cu tine. Lasă, că e bun. E perfect. Mamă, dar nu pot să fac pe parcursul ăsta, bă, dar Arsele, ce mă aici, bă, că mă și enervează cu parcursul ăsta. În fine, da, fii atent, dar Arsele. Ok. Ia fii atent, mamă, pro player, dar Arsele, s-a apelizat. Păi și ăsta e tot parcursul. Am înțeles, dar Arsele, congratulations, ai câștigat un tort, cum s-ar spune. Dar Arsele, mai avem câteva secunde, abia aștept să te caut. 15 secunde. Mamă, dar revenim, dar Arsele, fix atunci că deja mi s-a luat. 3, 2, 1 și dar Arsele, cine nu-i gata, le-a cu lopata. Ia uite, mamă, uite, bă, ăsta tot îl folosești tu așa mereu. Mamă, pe unde-i fi, dar Arsele? Opa, văd cumva ușa deschisă la casă, mă, dar Arsele, tu așa faci, mă, dar Arsele, ce faci, mă, tu, dar Arsele, de ce lași ușile deschise pe la casă? Bă, mă, acum, bă, Rafale, bă, dă niște,
Bă, de ce ieși, mă, Daruxele? A, dar, bă, Daruxele, a, ok, nu-ți mai dai niciun burger, Daruxele, ai câștigat rundă, poate câștigi și tu meciul, Daruxele, dar dacă ești așa, bine, Daruxele, tu pierzi acum, nu e, nu, eu nu pierd nimic, sincer. Hai, bă, Daruxele, gata, bă, nu mai fi așa supărat, ce stai așa cu spatele la mine, Daruxele, întorci-te, da, bă, Paule, hai, odată, hai! Acum, fii atent, Daruxele, eu sunt Hider și trebuie să vă ascund, Daruxele, acum, pentru că te-am găsit, până practic, ai, ai, acel, mamă, Daruxele, am găsit un loc, un teleport, așa aș putea să-ți spun, bine, deja ți-am dat cam multe indicii, Daruxele, dar o să găsesc ceva. Bă, Daruxele, dar pe bune, mă, Daruxele, de ce te superi așa? Adică, nu știu. Păi, bă, Rafael, bă, cum adică, bă, lucrurile aia era așa de special, bă, Rafael, și puteam să câștig. Bă, dar trebuia să vezi tu ușa deschisă, bă, Rafael, du-te, bă, de aici. Păi, dar ce e vina mea, mă, Daruxele, că tu nu ești în stare, Daruxele? Adică, pe bune, sincer, dacă tu n-ai fost în stare, ce e vina mea? Adică, recunoaște tu că n-ai fost în stare și gata. De, du-te, bă, las că mai vorbesc cu tine, hai, să începem o dată ăsta, mai repede, că nu mai pot. Imediat începe, bă, Daruxele, dar fii atent, bă, Daruxele, că avem, bă, stai, mă, calm, Daruxele, e unul la unul, eu te-am găsit odată, tu m-ai găsit odată, acum e a treia rundă în care tu trebuie să mă cauți, nu știu dacă mă găsești, sincer, Daruxele, dar cred că mă găsești, pentru că fii atent, Daruxele, chiar m-am pus într-un loc destul de ușor, Daruxele, nu știu, adică ai putea să mă găsești, sincer, nu cred că e foarte greu aici, sunt astea de inzi, Daruxele, după vedem. 7, 6, 5, 3, Daruxele, uite, 3, 2, 1, deja ești în urmă. Ok, a început, avem 300 de secunde, Daruxele, și sper că nu mă găsești bine. Dacă mă găsești, aia, Daruxele, da, să vezi ce o să fac eu datele următoare. Bă, aș vrea să te văd, bă, trebuia să mă pun într-un loc unde să te văd așa, dar încerc să te văd așa foarte, foarte puțin. Bă, mă, ai, bă, Rafael, ești așa de slab. Păi uite, mă, Daruxele, sunt închit. Acum tu e ce plânge? Uite, eu nu m-am supărat, e că sunt închit. Eu te-am făcut runda trecută la fel, acum tu mă faci. Stai, așa, gata. Eu mă dau seeker, Daruxele. Dăm aici go to map selection, Daruxele. Și acum a patra hartă care cred eu că e la mediu. Da, acum începe mai greu, Daruxele. Și uite că fix tu ești la asta. Adică, pe bune, uite că ai noroc, sincer. Da, bă, nu, am skill. Da, Daruxele, ce skill ai tu? Că te-am găsit bine, mai găsești tu din prima, da, ai. Acum, Daruxele, mai așteptăm aici să treacă timpul ăsta și Daruxele, bă, sper că te găsesc, că totuși asta e mai mediu și ai avantaj, Daruxele, deci fii atent că ai avantaj cu asta de mediu. Da, bă, Rafael, da. Gata, bă, Daruxele, 5, 4, 3, 2, 1 și acum o să fiu în căutarea ta, Daruxele. Hai să văd, mamă, Daruxele, bă, cât de șmechere e harta asta. De ce nu trebuia eu, bă, să mă ascund? Trebuia să mă găsesc și un loc mai șmecher, bă. Opa, ia fii atent, cred că, Daruxele, mamă, deci dacă te găsești și acum, Daruxele, deci dacă te găsești pe aici prin labirintul ăsta, Daruxele, nu știu ce, pe bune, adică cred că dai rage quit, pe bune. Bă, da, nu ești pe aici, credeam și eu că ești pe aici. Bă, Daruxele, da, am și eu, așa, îmi dai și tu un indiciu mai pe la, nu știu, câteva secunde, începi și tu să dai un indiciu? Nu! Păi, Daruxele, uite, mă, eu ți-am luat indiciu la prima rundă, Daruxele, tu de ce nu vrei să-mi dai mie? E, ok, o să-ți dau, o să-ți dau. Bine, opa, stai că am găsit ceva aici, hai să vedem dacă tu te ascult. A, aici erai, Daruxele, te-am auzit cum a ieșit. Ai, bă, Daruxele, bă, unde plecam, Daruxele? Bă, Daruxele. Opa, am auzit ceva sau nu am auzit bine? Ia fii atent, Daruxele. Bă, gata. Opa, ce-am găsit, Daruxele, bă, Daruxele, nici așa să n-ai, pe bune, ia, pe aici mai ceva, opa, mamă, pot să sar și în partea asta, bă, până unde mă duc, opa, hai să vedem dacă pot să fac ăsta, mamă, Daruxele, pot să zic că n-ai nicio șansă, stai că era să cad, Daruxele, bă, n-ai nicio șansă, la modul cel mai serios, bă, Daruxele. Taci din gură! Bă, dar tu mai facem așa, mamă, și de aici să te văd peste tot, bă, Daruxele, adică pot să te văd și eu lejer, să îmi bag de tine, bă, da, chiar sunt curios, Daruxele, dacă o să mă găsești tu pe aici, Daruxele, îți dau un indiciu așa, Daruxele, am intrat prin, adică am făcut un parcurs ceva de genul și am ajuns aici, atâta zic. Nu-mi pasă, bă, Rafael, tot o să te găsesc și dacă nu te găsesc, tot o să mă ajung cu tine, ca hack, ești un hack, ești un hacker. Bă, Daruxele, bă, tu, bă, nu plânge, bă, Daruxele, tu cumva plângi pe bune? Lasă-mă, bă, Rafael, lasă-mă. Uitați-vă puțin la Daruxele, dați un like să-l faceți, bă, Daruxele, mai fericit, scrieți acolo în comentarii, Daruxele, nu mai plânge, că, bă, Daruxele, bă, pe bune, adică nu trebuie să plângi, trebuie să știi că eu joc între noi, Daruxele, ne jucăm și noi aici, adică nu că, bine, da, stai că ți-am zis că ți-aduc burger dacă mă bați, dar ai. Bă, da, hai să-ți vedem, bă, unde ești, mă, bă, Daruxele, unde ești, mă? Ei, lasă că nu contează, e perfect. Bă, sper că nu vii pe aici, dar, bă, da. Stai puțin că poți să te uit. Mamă, păi stai, mă, că mă uit așa, Daruxele, și nu mai am niciun stres. Adică, pe bune, niciun stres. Niciun stres, produc bani. Aaa, dar știu unde ești, fii atent. Bă,
Dar spune și mie, cum ai ajuns acolo? Că știu că ai intrat acolo. Cum ai ajuns acolo? Am plecat, gata, am plecat de acolo, gata, gata. Cred că am găsit deja cel mai bun loc. Bine că ai venit tu, Darxel, bine că urcai după acolo, că am găsit cel mai bun loc. Bine, bă, Darxel, 250 de secunde mai e, bă, Darxel, îți dau un indiciu. Mov, Darxel, atâta zic, mov. Îți zic, mov, Darxel, ceva mov, atâta zic. Dar fii atent, Darxel, trebuie să intri undeva ca să vezi mov, Darxel, atâta zic. Adică, dacă ești afară și te uiți din jur împrejur, probabil nu o să-ți dai seama, Darxel, atâta zic. Păi asta e, bă, Rafael, ia stai așa. Da, aș vrea să te văd, ia fii atent, când cer să văd, mamă, ce faci acolo în apă, Darxel, ia bagă-te-mă în vântână aia, Darxel, treci înapoi, treci înapoi, că nu te mai văd acum, așa, așa, bagă-te-n fântână, fă o baie acolo caldă, Darxel, că cam ai nevoie de baie. Opa, 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 ce faci, mă, Darxel, acolo? Ce faci acolo? Mă cauți cumva? Nu merge! Oricum nu sunt acolo, Darxel, ești în altă parte. Zic, bă, Darxel, pe bune, zic. Sunt pe partea cealaltă, nu sunt pe partea aia stânga sau pe unde ești tu. Tu stai singură, Bine, mă, Darxel, nu vrei să mă vezi, nu vrei să mă găsești, bine. Mie îmi convine, adică eu stau aici foarte liniștit. Ce, bă, ai ce? Stai, mă, tu ești aici, nu? Opa, nu. Vino mai așa, vino mai aproape, Darxel, vino mai aproape. Mamă, deci, Darxel, e perfect, mă, locul ăsta aici, Darxel, niciun stres cu tine, bă. Stai, atași, mă, tu lingura, așa. Bă, Darxel, dar stai puțin, dar cât e scorul? Că nu mai știu, adică am câștigat eu, ai câștigat tu prima rundă, după am câștigat eu 1-1, după ai câștigat tu, după eu 2-2, și acum, sau cum mai era? Nu știu, bă, Rafael, dar tot ce știu este că o să... Bă, dar nu sare, chiar. Bă, dar stai puțin, chiar e egalitate, Darxel, cum o să facem? Dacă o să fie egalitate, nu o să-ți mai dau burger, Darxel, nu o să mai întâmplă nimic. Bă, tu tai din gură, înțeles, tu tai din gură. Bă, dar unde plecăm, mă, nu mai ești din casa aia, Darxel, sau ai teleport ceva pe acolo? Nu, lasă. Bă, dar unde s-a scos, mă, prostul ăsta? Bă, vezi cum vorbim, Darxel. Bă, ăsta un indiciu, Darxel, mai sunt 120 de secunde, mai 2 minute, Darxel. Ce o să spun? O casă, Darxel, atât, îți spun casă. A, o casă. A! Păi știu unde ești. Da, 100% știi, Darxel, unde ești. Adică la modul cel mai serios, n-am nicio treabă. Bă, Darxel, dar pe unde ești, mă, tu, pe bune? Nu știu, bă, Rafael, unde ești? Mamă, ce... Bă, ce loc găsise, Darxel, acolo, bă. Darxel, unde ești? Nu contează. Bă, unde ești, bă? Mamă, stai puțin. Bă, Darxel, am rămas uimit de ceva. Stai puțin, că mie nu vine să cred. Bă, da, what? Bă, cum? Bă, stai puțin, cum te-ai băgat prin ăla, Darxel, că am rămas uimit? E, lasă că nu contează. Du-te, mă, da, aici, bă, Darxel, că deja mai nervezi. Acum trecem, stai. Deci eu sunt sticker acum, am înțeles, bă, Darxel. Dar stai puțin, câte hârzi mai avem? Băi, cumva ultima, Darxel, știi ce înseamnă asta dacă e ultima hartă? Uite-te la mine. Asta e ultima rundă, și te bat. Bă, dar nu-i corect, nu, Darxel, pe bune, adică uitați-vă puțin. Nu trebuia să ies, bă, de acolo, nu trebuia să ies, că acum dacă nu-l găsesc, bă, Darxel, o să mă bat. Ai avantaj, bă, Darxel, că tu ai o rundă în plus. Fii atent, Darxel, ce o să-ți fac eu? Mai fac aici odată parkour, bă, Darxel. Știi ce vreau eu să te întreb, Darxel, așa? Ce sunt eu curios, Darxel? Zi, bă, frere, ce? Dacă îmi vorbești așa, Darxel, nu mai am. Vreau să te întreb și pe tine, cum a fost ziua ta, Darxel? Cum ai petrecut ziua până acum? Ce mi-ai făcut, Darxel? Dar dacă îți bagi joc de mine, nu mai. E, bă, Rafael, a fost foarte fain înainte să mă chinui. Ce folosim frecuri? Ce zici, mă, Darxel, că deja te întrerup, Darxel, nu prea e ne, Darxel. Păi ziua mea a fost bună înainte să mă chem tu cu hack-urile tale. Mă, ce hack, mă, Darxel, unde e? Adică hack, la ce hack visezi? Că m-ai găsit atâtea ori, ce hack am folosit? E, nu te mă, că ești chiar de simți. Mă, Darxel, bă, nu mai fi așa supărat. Ok, hai, dar tu nu te bat, ha? Da, tu nu o să mă bat, ai dreptate, ai zis bine. Ok, hai, 10, 2, 6, 5, 5, 1. Gata, ultima runda. Hai să vedem aici dacă o să-l găsesc pe Darxel. Mamă, ce mă asta? Opa, oare ceva pe aici? Mamă, deci dacă îl găsesc pe Darxel pe aici, bă, Darxel, nu știu unde te-ai ascuns, dar eu o să te găsesc 100%. Hai să vedem, să căutăm pe aici prin partea asta. Ia, mamă, oare fi ceva ascuns prin partea asta? Chiar opa. Deci am găsit. Mamă, deci am găsit. Nu mai e nimic de aici. Ok, mamă, deci ascunzătoarea e bună. Păcat că nu mai. Și acum cum e? Dar să cred că am rămas. Ce? Pleacă, 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 pleacă,
pleacă bine, pleacă, pleacă, pleacă. Păi unde ești, mă, dar să le? E, nu contează, dar pleacă acolo, pleacă, pleacă. Acum îți bagi joc de mine, cum ar veni, am înțeles, bă, dar să le. Ia să văd pe aici, prin partea asta, dar să le. Am vreo... Bă, Rafael, dar tu cum nu m-ai văzut? Ah, shit! Bă, Rafael, dar tu cum nu? Tu cum nu m-ai văzut? Ah, bă, hai, cum știi mine? Bă, dar râd de tine, da, râzi de mine, dar să le. Sutra asta ai trecut pe... Unde ai trecut, mă, tu, dar să le? Adică, pe bune, la ce mi-ai trecut, ai trecut pe nică. Tu ai trecut de mine, tu ai trecut de mine. Dar să le, cred că avem o problemă. Cred că avem... Ah, ba, nu, gata, cream că nu mai merge, Hai să le, bă, da, mamă, dar să le, stai puțin, că e ultima rundă, trebuie să te găsi. Bă, dar să le, dai, cam crea, mă, sincer, cam crea. Hai să... Ah, nici nu pot să urc. Ia să vedem prin partea asta. Nu e. Ia să vedem prin casa asta. Ok, scrie ceva aici. Hai să vedem, mamă. Deci, cred că am o idee, dar să le, cred că am o idee. Opa, ce-am găsit, dar să le, deci am apăsat pe ăsta. Fugi, așa. A, da, clar, dar să le facem mișto de mine, am înțeles. Bă, dar să le, dar poți să nu mai faci așa mișto de mine. Bă, da, eu nu fac mișto. Acum chiar că fug, uite că apăs pe tastă. Fugi. Da, dar să le, ai dreptate. Ia, mamă, pe aici, gata, dar să le, ăsta te-a sfârșit 100%. Da, bă, dacă nu ești aici, poți și dacă nu ești aici, chiar nu știu unde ai putea să fii. Bă, da, ok. Ce cameră ești? În ce cameră ești? Ceva cu mov, da, nu ești tu pe aici. Ok, am plecat, mamă, dar să le. Bă, stai puțin că nu-i bine, stai puțin că nu-i bine, bă, dar să le, unde ești? Bă, dar să le, am și eu o întrebare, adică vreau să te găsesc. Nu, pe bune, adică de ce m-am teleportat? Dar nu să se. Bă, dar să le, unde ești? Pe bune, unde ești, dar să le? Lasă că nu contează. Bă, da, pe bune, dar să, nu, bă, nu e bine, nu cred că te găsesc, dar să le. Dar să le, nu cred că te găsesc, nu e bine. Pe aici. Opa. Mamă, ce am găsit? Nu, mă. Bă, dar să le, câte locuri pot să găsesc, dar eu nu mă pun, bă, dar să le, trebuie să mă ascund, eu trebuie să rămân acolo, bă, nu trebuie să, dar să le, că mai mi-ai făcut o farsă cu chestia, adică m-ai princuit bine, adică bine, n-ai vrut să faci chestia, dar să le, dar din moment ce am văzut că cum ai intrat acolo, bă, dar să le, dar nici măcar n-am putut eu să intru, adică măcar dar puteam și eu să intru, dar ai. Bă, Rafale, fii antonă, eu să zic că niciu. Culoarea este culoarea albastră. Albastru, bă, am fost la albastru, nu era nimic, dar să le, bă, ok, m-am dus pe aici, m-am dus degeaba, adică pe Rafale, e roșu, atunci dacă nu e albastru, e roșu. Da, mă, dar să le, bă, te mai ajut, bă, dar să le dăm și mie un indiciu, pe bune, mă, ce indiciu? Ah, opa, albastru, hai să vedem ce se află pe aici, dar să le, și cumva aici, dar să le, dar să le. Nu, eu nu sunt aici. De ce vorbești așa, dar să le, ți-e frică cumva că vin după tine? Mamă, dar ce-i așa, bă, e prea mult, ok, gata, 100%, dacă nu ești aici, bă, dar să le, bă, da, bă, Pă bune, dar să le, unde ești? Pă bune, la modul cel mai serios, unde ești? Poți să-mi dai și mie un indiciu, pă bune, clar? Nu! Știi ce înseamnă asta? Nu, dacă nu te găsesc. Știi ce înseamnă, nu? Că am câștigat! Și trebuie să-ți cumpăr burger, dar însele! Pă, unde ești, mă? Pă bune, okay. Mamă, rapid, mai și la mișto, bă, dar să le, pă, unde e, bă, dar să le, nu-i bine, bă, dar să le, trebuie să te găsesc, mai am 30 de secunde, nu mai pot, dar să le, trebuie să-ți cumpăr burger, bă, nu vreau să-ți cumpăr burger, bă, dar să le, Bă, Rafale, mamă, nu mai pot, bă, a fugit de tine, bă, Rafale, că, bă, e fix lângă mine, bă, Rafale, când a început pe acolo, mamă, bă, dar cum nu m-ai văzut, bă, dar cum nu m-ai văzut, așa de fraier ești? Bă, unde, dar să le, unde, bă, unde, bă, zi pe bune, unde ești, dar să le? Nu, du-te nici, hai, acum scap, hai, cum să le fraier? Da, îți bajuc de mine, dar să le, nici măcar nu te-a... Bine! A câștigat! Hai, mă, du-te de aici, n-o să-ți cumpăr niciun burger, papa! Nu vreau tine, bă, Rafa! Ce mai vrei? Dar vino cu mine, bă, dar vino cu mine, stai, eram eu! Vrei să-mi arăți? Bă, știi ce? Bă, pune-te haider, mă, pune-te haider, vino, nu te pune sticker, că după trebuie să mai aștept mai mult, dar rusele. A, da, chiar, vrum! Da, okay, da. Hai. Ok. Pă, unde era? Ia, vine. Ia, arată. Vino. Deci, stai, deci eram aici, și mergeam, bă. Și am mers, la. Uite, deci, fiatră, dar vezi asta? Aici eram eu. Păi, cum ai intrat aici? Păi, stai, arăt. La. Bă, mai repede. Bă, pe cum ai intrat acolo, bă, dar să că n-ai cum să intri. Pă, unde? Am venit aici, dar să le, și? Uite, am intrat aici, după am mers aici. Așa. Am mers aici. Ok, ai mers prin partea dreaptă, pe aici, eu n-am mers prin dreapta, ok, am mers prin partea cealaltă, așa, și... Și intrăm aici și ia, stau, și te lipărtează aici! Doamne, bă... A, mă, du-te, mă, de aici, pe bune, bă, dar am mers, bă, acum, fiți atent, morala poveștii de astăzi, mergeți cu partea, știți că partea stângă, dacă mergeți pe drumul stâng,
stâng, dacă mergi în stâng, bă, nici nu mai știu să mai vorbesc, dar sunt deja mai nervat. Dar ați înțeles, voi ideea, alegeți mereu calea dreaptă, nu calea stângă. Da, nu se putea ca trebuie să nu încheie videoclipul așa. Dar, papa, nu uita să vă abonați, să dați acolo cât mai multe like-uri și scrieți acolo în comentarii ce vreți să mai faci în data viitoare. Cum vrei să-l prinduim pe Darusel să-i faci niște prank-uri? Că bă, Darusel, bă, mă enervez, bă, Darusel, dar n-ai auzit nimic, papa. Darusel, mai știi tu atunci am ziua aceea când am spionat noi din camera aia secretă pe Alice 2012, mă, pe fana nebună? Da, bă, Rafale, da, da, ha, ha. La ce tu ești, mă, la lustra aia? Bă, Darusel, uite de la mine când vorbesc cu tine, că cu mine vorbe. Bă, lasă-mă, bă, Rafale, sunt la televizor, cu de emeci din amă cu sau. A, te uite la televizor, mă, stai puțin, bă, ești tu la televizor așa. A, bă, cred că tu ești la lustră, mă, Darusel, fii atent așa, uite-te la televizor, dar fii atent la mine, Darusel, fii atent, ești atent, da? Da, da, hai, hai. Da, foarte atente, Darusel, am înțeles. Deci fii atent, bă, Darusel, mai știi tu, mai ții tu minte ce s-a întâmplat atunci, bă, Darusel, când a spionat pe Alice în camera ei, Darusel, ce făcea ea la telefon, Darusel, cine a sunat pe Alice, mai știi? Da, curierul, bă, curierul. Bă, nu curierul, bă, stai, aia e altă parte, aia e partea a doua, Darusel, aia era de fapt înainte, sau nu mai știu, în fine, Darusel, nu, aia, cine prima parte. Păi da, și cine a mai sunat, Darusel, cine a mai sunat după? Unu, Denis, David, nu știu, bă, cum îl chema, ceva cu da, mă, da, Darusel, deci fii atent, Darusel îl chema, așa îl chema, Darusel. Bă, ia-ți telefon. Bă, stai, cum adică stai în telefon, mă, Darusel, ai ceva să-mi ascunzi? Ai ceva să-mi spui, de fapt? Nu, bă, Rafale, hai, zi. Deci fii atent, bă, Darusel, știi, atunci a sunat tot un băiat pe nume David și a zis că o să-și dea întâlnire cu el. Ei bine, eu cred, Darusel, adică nu știu dacă ești de aceeași părere, vreau să-mi spui dacă ești de aceeași părere cu mine, că Alice are un iubit. Da, bă, Rafale, da, și fii atent, bă, Rafale, ia zi. Care este ideea ta? Să mă deghizez în iubitul lui Alice? Nu, mamă, Darusel, vezi că ai dat o idee bună, dar asta nu, asta altă, da, data viitoare, Darusel, asta în altă zi, Darusel. Da, fii atent, Darusel, acum știi ce vreau să-i facem, bă, Darusel, nu te mai învârtim așa, bă, gata, mă lași pe mine să-l zic sau ești așa bucuros? Apoi, hai, zi! Deși, atent, bă, Darusel, eu mă gândeam să-i facem în felul următor, să te stric pe tine, că tot e numele asemănător, David, Darusel, nu începe ambele cu D și cu A, adică da, unde o să-mi spui tu dat pentru 24 de ore altă dată, în fine, nu mai zicem asta, așa, și, de ce râzi, bă, Darusel, acum zici că nu, în fine, asta nu mai contează asta acum, Darusel, vorbim de altă dată. Fii atent, vreau ca eu să te stric pe tine, Darusel, să te stric David, să vedem cum reacționează Alice și vreau să facem asta toată ziua și de fiecare dată, adică ea dacă se întreabă, dacă zice ceva suspectează, o să zic că de fapt n-am zis nimic, că nu știu ce, că băgăm noi vrăjiri să vedem dacă se enervează și dacă o să ne spună și nouă care este faza cu David, că așa aflăm dacă chiar are un iubit sau nu, dacă vrea să ne spună nouă sau dacă ne ține un secret. Gata, cu vorba, hai mai repede, hai mai repede. Deja îi place lui Darusel, este o idee foarte, foarte bună, chiar sunt curios ce o să zic Alice dacă o să ne dezvăluie faptul că are un iubit sau nu, adică nu știu, adică pe bune, adică voi dacă ați fi auzit-o pe Alice, mă, ce mai vrei, bă, Darusel, ce mai vrei să-și aclăbătă? Gata, hai că nu mai am nimic de zis, în fine, cu Darusel, ați înțeles voi care e treaba, oricum știați ce voiam să zic. Hai să mergem așa, bă. Ce? Are musafir la, bă, are musafir. Uite aici. Bă, Darusel, ce se întâmplă, mă, în casa lui Alice, mă, ce se întâmplă, ce acolo? Nu știu, bă, Rafale, salut, Alice, salut! Așa, hai să mergem, bă, Darusel, ai grijă. Așa, fii atent, acum trebuie să spun, da, alo, Alice, ce faci? Alice, ce faci? Da, ce vreți, mă, bă, ziceți mai rapid, că am o petrecere aici. Cum adică am petrecere? Hai și noi! Bă, alo, alo! Mă, David, stai cu minte, ce ai de face, așa. Bă, cum i-a zis, mă, bă, ce am auzit eu? Cum ai zis? Că ai zis păsăre peste rog? Nu, vorbeam cu Darusel, nu vorbeam cu tine. Adică voiam să vorbesc cu tine, dar n-ai văzut că Darusel a început să devieze. Uite, acum mănâncă mâncare, nu mai mănâncă burger. Darusel, ai rămas fără burger, mă? Ce vreau eu să spun e că bebelușii n-au voie la petrecere. Ești bebeluș, adică eu am voie. Mergi, mă, Alice. Mă, Alice, dar ce se întâmplă aici? Cine e tot pe aici? Bă, păi, mi-am invitat familia la mine în casă, știi, să dăm și noi o petrecere, așa, ca lumea. Să puțin, asta e familia ta, cine e femeia asta? Ea e mătușa. E mătușa, mă, cine a venit, mă? Bă, Alice? Ce m-a spus, bă? Hello! Hai, că vin și eu, hai, mă, dușa, bă! Bă, pleacă pe de aici, Darusele, că nu te-am invitat. Bă, David, știu că ești tu, bă, pleacă-mă de aici, bă, Darusele, gata, pleacă de aici, în fine, hai, că... Auzi, poți să spui, te rog, ce ai zis, că mi se pare, cred că am probleme cu capul, nu știu, ia zi, te rog. Te-am întrebat cine e femeia asta, dar ai văzut că a venit după Darusel, a venit aici și toate astea, adică nu știu ce am făcut, sincer, dar cine e femeia aceasta? Bă, păi,
bă, ți-am zis acum mai devreme, e mătușa. E mătușa? David, pleacă-mă de aici, ce cauți? Bă, nu ai auzit că n-au voie bebeluși aici, n-au voie. Stați aici, am nevoie. Mamă, bă, de ce ai zice, mă, tot așa, ce-a apare? Ești surdă, n-aud bine, ce-am pățit? Așa, am revenit. Așa, bă, dar ce faci, bă? Mamă, tu dai gantri? Da, bă, să fac, eu mă fac mușculos, da, uite, stai. Uite, uite, bă, a plecat, bă, la oră, zi, mi-e să plecat. Bă, David, nu ai auzit, bă, că n-ai avut, n-au voie bebeluși și tu nu vezi, da, nu te bagă nimeni în seama. Pleacă, mă, de aici, pleacă de aici, pleacă de aici. Cum adică, David? El e Darusel. Ce? Bă, Darusel, așa mai zis, zice el. Ce Darusel? Cu capul chel. Mă, acum nu mai e chel, Darusel, că ți-ai făcut părău. Mă, stai puțin, ce-i salim? Cine David? Adică ce David? E David? E băiatul ăla cu care așa. Băiatul ăla cu care vorbea Darusel, îl cheamă David ăsta cu blond așa? Nu, tu i-ai zis lui așa. Bă, da, mă, da mine. Bă, ce m-a Alice, cum adică ce adică? Înseamnă că m-au auzit eu greșit. Lasă-ți, te vă rog, mă duc până la baie. Ok, bă, dar să le vină încoace. Fii atent, hai afară, că aici văd că e toată lumea. Bă, dar cine e, mă, toată lumea aici? S-au strâns toată lumea, s-a strâns toată familia Alice aici. Nu știți care e faza? Adică, pe bune, i-a zis că parcă s-a certat cu familia. Acum a venit toată familia aici. Nu știu, bă, Rafale, este un mister. Da, dar înțeleg, este un mister. Dar fii atent, știi care este faza? Că, bă, ai văzut, bă, cum a reacționat când am zis David, mă? Ai văzut? Ai văzut că cu cine e David? Nu știu ce. Da, uitați-vă puțin. Bă, ce faci, mă? Bă, ce s-aude, mă? Bă, auzi cumva ajutor. Bă, ce-ai mă asta? Afară, ajutor. Mă, de unde s-aude? Mă, cum adică afară, mă? Bă, ce s-aude, mă? Bă, ce s-aude, mă? Alo, ce s-aude? Mă, Alice, ce ca... Elice, ce faci? Elice, nu! Bă, dar... Elice? Dar o să e? Bă, unde ne spărăm asta? Bă, uite, ce zi David, bă! Zi David, zi David! Bă, că nu e aici în apropiere, dar o să ne avem cum să zici. Uite! E acolo, uite! Bă, David, etaji, mă! Bă, fii cu minte, mă! Bă, ți-am lăsat să fii cu minte, ce nu înțelegi? Gata, bă! Refil! Bă, unde? Mă, cică, dar să le-a zis că e afară, dar nici nu e afară. Ok, am înțeles. Hai să merg sus. Bă, dar ce se întâmplă mai aici? Da, toată familia, a venit toată familia aici la Alice. Nu știu ce se întâmplă aici. Bă, spune-mi, bă, tu nu știi să mergi. Vei spune-mi, așa. Da, dar să cu problemele lui cu oamenii, așa să vedem. Mă, Alice, venit de aici? Păi da, mă, da. Păi da, cum adică erai jos că ai venit aici din cameră? Și dacă erai jos, unde erai? Că nu te-am văzut, eu am venit de jos, mă. Elice, bă, Rafale, ce facem, bă, ce facem? Bă, dar o să le asta cred ca nebunii, nu? Bă, David, bă, dar cum am zis David? Păi da, bă, a plecat, tu nu vezi, uite, unde s-a dus, bă, dar o să le, bă, ce se întâmplă mai aici? Facem aici, da, uitați-vă puțin, am vrut să facem și să fac și eu ceva astăzi, să-i spunem fanei cum ar veni, să-i spunem lui Alice pe numele, adică să-i spunem lui Darusel pe numele iubitului lui Alice, dar se pare că nu se află nimic aici, Darusel e nebun, Alice e mai nebună, nu știu ce se întâmplă, ce... tu, bacă-l mașu, tu pe Elice! Alice, ce se întâmplă cu tine, ce-ai pățit, de ce ești așa, nu știu, te simt așa, nu știu, parcă ești ciudată, nu știu ce se întâmplă cu tine. Da, bă, Alice, bă, lăsați-mă vrăjelile astea, eu mă duc înapoi la familia mea. Ok, hai! Bă, David, de ce are, mă, asta, mă? Asta e, bă, a nebunii, mă, pe bune, a nebunii pe bune, mă, unde s-a... Bă, de ce-i tot zice David? Bă, ia stai așa, de ce-i tot spui așa, David? Că ce? Nu pot să fiu eu chiar așa. Ce să fii tu? Eu nu ți-am zis, Alice, ce să spun, cum adică, ce ești tu? Bă, David, nu mai dăm cu astea, cu ouă, ce faci? A, scuze, bă, refile, scuze. Mă, Alice, tu ai pățit ceva? Deci, bă, Alice, ce-ai pățit? Ești bolnavă? Ia, bă, ești bolnavă, așa, ești bolnavă. Bă, Darusel, ai învățat-o la prostii, Darusel, vezi că ai învățat-o la prostii, la disabilitate și la astea? Dar cine altcineva? Tu! Bă, Elice! Bă, Darusel, dar poți să nu mai ții, bă, așa, Darusel, că deranjezi, uite că e toată lumea aici, te vede așa nebun. Hello, lady, ia, mă, ia, asta zic, e mătușa, ia combinul, ia să te văd cum combin tu, o femeie, ia. Hei, fate,
ești cumva ocup de restul că mi-activezi pistolul. Trimi-l la gratis. Doamne, uitați-te pe ăsta, Darusel, în fine. Bă, Davide, vine până jos, bă. Darius, Darusele, Davide, vine-o până jos, așa. Fii atent, hai să ne jucăm, bă, pe calculator aici la risc. Bă, ce? Bă. Darusel? Ce mișto! Bă, Darusel, vine puțin, că am ceva să spun. Darusel, vină repede după mine, bă. Fii atent. Bă, David. Bă, asta e nebună. Mă, ce face? Uite-te puțin, cică. Bă, dar... Deci, ce, Darusel, e nebun, ce să... Am bucat că până la urmă eu sunt un nebun, cum s-a zis, dar... Alex, ce faci? Am venit și eu pe ușă, tot ce faci? Ce? Alex, nu te mai aud bine. Ce-ai pățit? Bă, cred că ai probleme cu urechea asta. Am zis că am venit pe ușă. Da, tot eu am probleme, Alex, tu care dintr-o dată, nu știu, te transformi așa, fugi de acolo până acolo, ne bagi în seamă, nu știu ce... Bă, rafale, ce vrei, mă, Davide, ce vrei? Alex, de ce nu mai ai nimeni? I-am trimis eu acasă. Ai trimis și pe mătușa ta n-ai trimis-o acasă sau stă cu Darusel, s-am prietenit cu Darusel? Nu prea știu unde e, David, fii atent. Unde e? Uite-o. Bă, ce se întâmplă? Stați puțin, ce se întâmplă aici? Am zis că facem ceva să spun așa, să-i spun lui Darusel pe numele David, dar nu înțeleg ce se întâmplă aici, sincer. Adică, pe bun... Ajutor! Bă, Darusel, asta a nebunit de tot? Așa, gata, am trimis-o și pe ea acasă. No, cred că au nebunit tot. Rafa, fugi! Bă, Darusel, ești nebun rău de tot? Bă, simt David. Davide, vii, hai să mergem la... Mă, Alice, ce cauți aici? Gata, că eu mă duc și mă ascund. Mă, de ce să te ascund, mă? Davide, uite-te unde s-a ascuns asta, pe bune, adică ce facem? Alice, poți să vorbești și cu noi, te rugăm? Uitați-vă puțin, adică, bă, eu nu înțeleg ce sunt... Bă, Alice, unde ești, mă? Alice, vină-mă puțin, că... Bă, Davide, hai, mă, așa, hai, te... Bă, Stai mă așa, tu de ce-i tot spui David? Zii și tu, Darusel, cum îl cheamă? Cine e David, Alex? Nu mă cheamă David! Nu-l cheamă, Darusel, bă, cum adică David? Cine e David? Păi nu... Alex, ai ceva să ne spui cumva tu? Ai ceva să ne spui? Ia ceva! De ce ai pronunțat numele ăsta David de când am intrat noi pe oșe? De ce tot zici de numele David, zici că îi zic lui Darusel așa, cum adică? A căzut! Bă, Davide, vină-ncoace, David, vină înapoi! Alex, stai cu minte! Ai cumva la colț? Da, ce ai făcut? Alex, ce-ai pățit? Spune și mie, ce-ai pățit de câteva zile? Eu n-am pățit nimica. Mă, dar poți să vorbești cu mine, că cu mine vorbești, nu vorbești cu Darusel. Păi da, cu tine vorbesc. Păi da, nu vorbești cu David, cu Darusel. Cu cine, mă? Cu Darusel, am zis. Bine. Alinsa, cine e David? Spune și mie, ai zis David mai devreme, de 1000 de ori, cred că ai spus David. Cine e David? Bă, Darusel, fii atent, am o idee, știi ce vreau să-i facem noi acum? Bă, dar asta e o idee super, super genială, bă, Darusel, fii atent, Alice, trebuie să o facem cumva să iasă din casă, să ieșim din casă și fii atent, Darusel, vreau să mergem într-un parc, să mergem, nu știu, pe undeva printr-un parc așa și să spunem așa dintr-o dată ceva, adică te mai strig așa, David, de 1000 de ori și toate chestiile astea și știi ce vreau să mai facem, bă? Bă, Rafale, fii atent, ce-ți plac papucii mei? Deci uite-te la mine, că poate vine Alice și ne aude pe aici aproape. Deci trebuie să fim cât mai departe. Fii atent. Vreau să facem în așa fel încât noi să vorbim între noi. O să-ți mai spun eu numele tău, dar dintr-o dată o să zic eu: "Bă, Darusule, dacă nu mai vine prietenul tău la David și să vedem ce zice Alice, că poate o să Hai. Fii atent, poate o să zic ceva de genul: "Mă, stai, care David? Și poate să dă de gol, zice: "E un băiat pe care cunoște un David, nu știu, poate zice că e iubit, că nu știu ce, poate să dă așa de gol, bă, Darusule, hai să vedem, pe bune." Fii atent, 3, 2, 1 și... La. Da, bă, Rafale, am venit acum niște prieteni, bă, dar nu știu, mă, parcă ziceau numele la unul, de zici că erai tu, nu înțeleg ce i-a apucat dintr-o, dar...
Stai, închide, ne auzim mai târziu, hai, pa. Alice, ce faci? Vreau să mergem într-un parc, vii cu noi? Da, sigur. Ce faci acolo? La ce te uitai? Nu mă uitam, vorbeam și eu cu mătușa. Bine, mă, gata, mă, dar o să le lasă mă asta de invizibilitate, gata, dar o să le, că nu mai am o să mă, unde pleci, mă, Alice? Dar uite de puțin, a plecat, dar să de ce? Alice, așteaptă-ne, Alice! Dar să lasă, că oricum noi trebuie să luăm mașina noastră, oricum n-aveam nevoie, nu puteam să luăm, păi ea merge cu motocicleta, bă, dar ea nu știu unde să se ducă, bă, urcă așa, fii atent, bă, Alice, stai, așteaptă, fii atent, ai, vină după noi să-ți arătăm unde vrem să mergem, bă, dar să la ce par mergem, unde mergem? Bă, prima oară mergem la mall și după la parc! Ziceam să zicem direct la parc, dar să mergem așa cum ar veni. Alice, așteaptă-ne și pe noi, că nu... uită-te puțin la ea. Așa, mă, Alice, am ajuns în parc, lasă-ți și tu mașina asta, Alice, coboară din mașină, ce tu faci? Lasă-o pe aici, parchează și tu pe undeva pe aici, ce tu faci? Dacă mai spuneți mult ce să fac, vedeți că vă calc. David, stai cu minte, dar să le arăsă pe purteri, în fine. Mă, Alice, stai puțin, și voi intri cu mașina acum, pe unde s-o ce? Mă, dar să le, asta nebunit, Alice, stai mă jos, hai să ne punem și noi frumos pe o bancă, mă, ce fac? Da, bă, dar stai așa, că trebuie să parchez regulamentar, uite așa. Bravo, dar să le, bă, Alice, gata, iar face, bă, eu nu înțeleg nimic, eu vreau să facem și noi ceva foarte frumos aici și cu copiii ăștia vedem că să țin numai de prostii, adică voiam să fac și eu o treabă aia, dar să le văd că... Dar ai uitat ce am vorbit? Ai uitat ce am vorbit? Păi, da, spune-mi, David, prostule. Păi, spune, vorbește mai tare, că nu e aici. Cum să spun dacă ea nu e aici? David! Păi, dar nu e aici. Cum să spun, David, dacă ea nu e aici? E pe Rafale, uite că sunt la noi. Mă, Alice, vino, mă, încoace. Mă, lasă, în sfârșit v-ați potolit și voi, adică sper că v-ați potolit. Stăm aici frumos, uitați ce privilegie frumoasă avem. Bă, da, dar să le voiam să te întreb ceva. Fii atent. Vino cu mine. De fapt, stai puțin. David, fii atent. Vreau să spun ceva. Bă, ia stai așa, că tu iar începi să spui așa. Voi vreți iar să fac ce am făcut data trecută? Mă, Alice, ce-ai puțin, mă, astăzi? Alice, ce ți s-a întâmplat? Spune și mie. Ți-a dus Darusel la vrăjitor, mă. Dar Darusel, ce faci? Nu, nimic, bă, Rafale, îmi cumpărăm aici, da, bă. Bă, Darusel, stai puțin. Stai puțin, că trebuie să vină și... N-ai zis că trebuie să vină și prietenul tău, David, aici? N-ai zis că trebuie să vină și prietenul tău, David? Dar chiar, bă, și la David, bă, dar la David e prieten, bă, ce faci, mă? Alice, vină puțin, către... Avem să spunem ceva, Alice. Deși fii atentă, a spus... Alice, pus-te pe și tu pe bancă, te rog, să vorbim și noi foarte frumos. Darusel are un prieten și a făcut Darusel un prieten care a spus, nu știu, a zis Darusel că o să vină și el aici. Da, bă, seama David! Ok. Stați așa că trebuie să dau un telefon. Ok. Ia, că mă duc, rămâi aici, Darusel. Unde se duce, mă, asta? Bă, unde pleacă, mă? Bă, Darusel, pleacă cam departe. Stai, mamă. Alo, mă auzi, bă, știi cumva, azi ai ceva, vreo programare, ceva în parc, nu? Mă, ca să suspect, nu știu. Bine, hai, mulțumesc, pa. Stai. Mă, Darusel, cât de mișto era. Bă, să vorbesc cu ăsta, bă, și da, bă, dar vreau și o barbă ca ta, bă, ca aia. Alo, mă spionați, ce faceți acolo? Nu, vorbește Darusel cu omul ăsta aici. Nu, mă, să vorbesc cu băiatul ăsta, vreau o barbă ca tine, ok? Așa, mă, Alex, ce ai făcut? Ce tot ai făcut? Cu ei dat telefon? De cât timp? Bă, Alex, când ai dat tu telefoane? Că noi nu te știm că vorbeai cu cineva la telefon până acum. Da! Alex, vorbești cu noi? Nu vrei să ne spui nimic? Be, stai, mă, că nu, gen, am sunat eu pe cineva, nu contează. Păi, bă, cine ai sunat tu? Că până acum nu vorbeai cu nimeni, așa, dintr-o dată vorbești cu cineva, ce se întâmplă? Da, adevărat! Și dintr-o dată, Alex, nu vrei să mai zici nimic? Mă, ce facem ăla? Bă, dar să le, bă, te omor singur, mă, ce faci, mă, aici? Mă, Alex, dar să le, vină mă puțin aici, dar să le, hai să, bă, așa, fete, așa, să trăiesc bine, David, așa. Alex, fii atentă, nu știu de ce ți se pare ție așa dintr-o dată mereu, deci tu ai început să vorbești la telefon, unul la mână, doi la mână, tu dintr-o dată, nu știu, toată ziua ai ținut-o cu un David, ai zis numai David, ai zis că e cel mai rău, dar să le, David, cum adică i-am spus David, cine e David? Eu nu știu nici un David, nu știu cine e, nu știu despre ce vorbiți. Alex, da, cunoști un băiat pe nume David? De ce te vorbi așa? Pentru că am furat ăsta din magazinul de acolo. Și cum îl cheamă, David? Mă, ce...
Hai bă, Darusule, dă-i cu mingea aia, că tot m-ai chemat tu aici, Darusule, nu știu ce mă stresez, dar fii atent, Darusule, că toți suntem aici, Darusule, bă, gata, mă, stai, mă, stai puțin, așa, așa, mă, fii atent, bă, Darusule, mă, sunt bun rău de tău, Darusule, dar fii atent, că tot m-ai adus aici, vreau să vorbim, bă, Darusule, și fii atent ce vreau să vorbim, că faza de ieri, Darusule, cu Alice, când te strigam pe numele iubitului ei, adică nu știm dacă chiar are un iubit, dar cred că are, mă, Darusule, că totuși nu vorbea așa ea cu un băiat, ci totuși prea vorbește cu un băiat, bă, Darusule, dar nu știu, bă, mi s-a părut comic rău, bă, eu nu puteam să mă abțin să nu râd, sincer, ieri. Da, bă, Rafale, da, nici bă, Rafale, mă, dar făceam pe mine, Darus. Ha, tu faci oricum, tu faci pe tine, Darusule, că uite de ce e la spate. Adică dacă mai puțin la pantalonii tăi, întoarce-te. Nu, păi întoarce-te. Păi ce, nu e adevărat? Uite, stai, să mă țin. Ce ți-ai pus, mă, pe păr, Darusule, pe cap acolo? Ce ți-ai pus? Bandana, bă, Rafale, hai. Ah, ți-ai pus bandana. Hai să ne mai jucăm. Bă, unde dai, mă, mingea asta? Bă, dar fii atent, Darusule, trebuie să mergem neapărat să vedem ce mai face Alice, cum să se mai simte, dacă e supărată pe noi, dacă nu știu ce, Darusule, că chiar nu știu dacă s-a supărat. Bă, da, nu mai puteam, dar eu sincer, hai să ne mai jucăm puțin aici. Da, în copac am dat-o, da, în copac am. Băi, unde dai, mă, ce faci, mă, Darusule, aici? Mă, ce faci, mă, aici? Bă, bă, stai, mă, unde faci, mă? Hai, mă, lasă-o în pace cu prostiile astea. Hai să ne jucăm, bă, Darusule, hai, pe bune, dă mingea aia acolo. Bă, ce? Dar nu pot să scot. Darusule, uite-te puțin acolo la geam. Aplicat, aplicat. Darusule, uite-te puțin. Uite-te, bă, uite la geam acolo. Bă, fugi, bă, Rafale, fugi, bă. Hai, ia mingea și fugi. Bă, stai, mă, stai puțin, mă. Bă, ce faceți, bă? Bună, Alice, bună, Elice, bună, Elice. Mamă, ce faci? Păi bună, voi ce faceți? Ziceți, bă, proștilor, ce faceți? Hai mai rapid că n-am timp de voi. Mă, cum adică, mă, Darusule, te-ai zis cum ne-a făcut? Cum adică? Bă, Alice, Alice, ia de aici. Mă, ce zice, mă, Darusule, în primul rând, Darusule, Darusule, stai puțin, asta îmi zice ție, Rafael, în loc să-mi zică mie, Darusule, adică te practic, uite ce pot, da, uite de puțin, deci fii atent, Darusule, asta zice așa, nici măcar nu se aude, Darusule, adică nu știe, nu e, e frică să zică toate cuvintele, bă, Darusule, bă, nici tu, Darusule, nu mai vorbi așa peste mine. Bă, stați, mă, așa, mă, fraierilor, mă, ziceți odată ce tot vreți, ziceți. Cum adică ce tot vrem, cum adică, stai puțin, cum adică, noi ne jucăm acolo foarte frumos și tu stătești nespionai, ce înseamnă asta, tot noi să zicem? Duceți-vă, bă, de aici cu vrăjelile voastre, hai că plec. A, că pleacă, bă. Bă, nici măcar abia să aude, bă, Darusule, e frică să vorbească cu noi, adică, bă, bune, nu, da, chiar se comportă foarte ciudată. Când a dat băiatul acela, Darusule, mie mi se pare că Alice se comportă foarte ciudată, adică mai știi el cum era cu familia, cu toate alea, când s-a urcat pe casă, fugea de acasă, nu știu ce se întâmplă, ea avea oaspeți pe la ea, dar știi și ce, mă, da, aia arușcă, mă, ia lași tu, au, ia, cine te crezi? Bă, fraierule, pleacă de aici, din casă, de la mine. Bă, dar uitați-vă puțin, adică eu nu înțeleg, adică uitați-vă puțin, adică pe lângă că ăștia sunt nebuni, dar uitați-vă la Alice cât de urât vorbește, adică dintr-o dată a început să vorbească cu fraier, ne face fraier, ne face proi, bă, dar să le pe bune, dar ce... Eu vreau să-mi împar, bă, eu vreau să-mi împar, ce uite, ia de aici. Vorbește mai tare, dar ce să-i faci, mă, ce fălăm astea? Alice, fii antenă, așa să-mi păcă, fii antenă, Alice? Bă, dar să le vorbește mai tare, că de-aia nu te aude. Fii bă, Rafale, eu vreau să-mi păcăm pe Alice, ok? Să-mi păcăm, bă, ce faci, bă, stai, bă. Bă, Alice, da, Alice, fii antenă. Bă, sclavul meu, cine te lăsa să intri la mine în casă, ia zi. Bă, cu cine sclav vorbești, bă, ia zi. Bă, ia stați așa, mă, fraierilor, că voi vă permiteți o leacă ca multe, dar cine vă da voie să intrați la mine în casă și tu, Darusel, ce cu sabia aia, ești prost sau ce ai? Ce? Cum adică mă faci prost? Da-te de aici, mă, nu că am plecat. Am plecat. Mă, Alice, dar stai puțin, de ce vorbești așa? Deci ce s-a întâmplat? De cine vorbești așa de urât astăzi? Ce s-a întâmplat cu tine? Mai du-te mă și tu de aici, că mă enervați amândoi, hai. Da, foarte. Bă, Darusule, lasă-mă ouăle alea, tu nu vezi, Darusule. Stai puțin, lasă-o, stai puțin, Darusule, că am să spun ceva, bă, Darusule, lasă-o că e nervoasă, tu nu vezi, s-a dus în casă la ea, s-a dus acolo, Darusule, lasă-o că e nervoasă. Și fii atent, bă, Darusule, stai puțin. Bă, asta chiar e nervoasă, uite-te cât de urât ne vorbește, bă, Darusule, tu chiar îi permiți așa pe bune, cum a zis mai devreme, că ne permite prea mult, tu chiar îi permiți să-ți vorbească așa? Nu, bă, Rafale, fii antenă, eu mă duc să o fac. Bă, unde-i finit, mă? Mă, pe el îmi permite orice, cum adică? Ce zici tu? Eu zic să pleci, că dacă bă, nu... Bă, tu comentezi mie, mă, stai, uite, că nu ai dat cine cu 2 metri. Ce vrei tu? Ia pleacă tu, Licea, ia! Tu nu știi cine e șeful, sunt Darusel șeful, ia pleacă tu, Licea, ia pleacă tu în casă, ce doamă, ne-ne!
vezi, mă, că te uiți la mine de sus și eu mă uit la tine jos. Ia vezi, ce ai să dar să le, bă, dar să le, dar stai puțin, nu mai fie așa recalcitrant, dar să le, bă, vino puțin, bă, dar să le, bă, dar să le, nu mai vorbi pe ăstea, lasă-o să auzi ce zice ea și după vorbești și tu, dar să le, lasă-o, lasă-o, că tu nu vezi că e nebună, nebunii de tot, dar să le, chiar era fana nebună, dar nebunii de tot astăzi. Bă, fata, ce e recalcitrant, recalcitrant, adică că sare așa tu, dar să le, că te enervezi tu așa dintr-o dată. Nu, bă, nu, bă, nu reciclare, dar să le, nu, asta ai văzut ăsta, dar în fine, bravo, dar mă, da, mă, Alice, ce tot faci pe aici? Nu mai. Dacă știi, mă, deci o veni la mine vecinii ăștia și mă enerv de tare, mamă, că nu mai pot cu ei, nu mai pot, pur și simplu. Mă duc până la ultimii nervi. Mă, Alice. Bă, ce faceți voi aici? Cum adică, mă, Alice, ce faci tu aici? Cu cine vorbești și de ce? Bă, Alice, se frică să spui toate cuvintele? Bă, cum adică, bă, voi credeți că mie mi-e frică de voi? Ia pleacă, bă, de aici. Ia pleacă de aici. Bă, dar să le bine că momentan nu ne-am mai făcut fraier și de asta cum făcea ca de obicei. În fine, în fine. Hai să plecăm, mă, bă, dar să le, bă, uite de puțin de asta chiar s-a enervat. Bă, dar oare e enervat să dă iermă sau de ce o fi așa, bă, dar. Bă, dar nu mai dau cu, nu, că nu, dar să le. Ce? Da, da. Deci uitați-vă puțin la nebunii ăștia. Uitați-vă în background la mine în spate. Uitați-vă la ei. Adică eu, bă, mare împisiuri. Bă, dar să le, chiar ești, uitați, da, uitați-vă. Bă, Rafael, eu vreau să mă duc la Alison Bachi. Uite, am așa, Mă, ce vrei, mă, să faci, bă, dar să le, dar știi să mai vorbești și tu, bă, dar să le, nu înțeleg ce vrei să faci. Și ce? Deci fii atent, bă, Rafael, bă, m-am supărat că mi-e milă de Alice, bă. Și n-au uitat. Mi-e milă de Alice, da, dar da, acum, o dai râs. Am înțeles, și ce vrei tu să? Mă, ce vrei tu să faci, că nu te înțeleg, dar să le, unde să mergem? Un parc, bă, să un parc, uite am aici două pluhiuși. În ce parc, mă, în ce parc să mergem? Vreau să împac. Împac, să împaci, bă, am înțeles, bă, dar să-i vorbește, mă, cu toată gura, dar să le ții, te apucă okay, râsul, te apucă râsul, hai să mergem, hai să mergem, da, te apucă râsul, unde-i, mă? Uite. Bă, fraierilor, bă, cum vă permiteți voi, deci cum vă permiteți voi să intrați la mine în casă când omul are treabă, ziceți? Ah, păi cum, adică, ce treabă ai tu, Alice, ce treabă aveai tu așa importantă? Bă, dar să le, ți-am mai spus să nu mai vorbești peste, lasă să termine de vorbit, tocmai ce ți-am spus mai devreme, dar să le, bă. Stai, Rafael, atunci și mie te rog cartea aia de la ușă. Da, ce carte? Ah, acum vorbești cu te rog, până acum ne înjurai și acum am zis cu te rog, am înțeles, da. Da, bine, hai, fraierul meu preferat, te rog, adu-mi. Foarte frumos. Adu-mi cartea. Așa, să aduc cartea, mă, eu ce scrii, mă, stai puțin, dar să-l, nu vine să crezi ce văd aici. Cei mai fraieri oameni, 1, dar să-l 2012, 2. Da, e locul unu, Darasele. 2, Rafael G. Și 3, cei care nu dau like și subscribe. Bă, asta e adevărat, bă, asta e adevărat, bă, da, așa tu e adevărat, bă, da, prima dată. Du-te, mă, da, aici, bă, ești de simțit tu aici. Ia pleacă, mă, Darasele, du-te, mă, da, aici. Mă, așa, Alice. Dacă ai dus, stai, mă. Rafael, bă, ce e aici? Mă, Rafael. Ia, ia, treci tu aici. Nu, că ăștia sunt nebuni, ăștia chiar sunt nebuni. Mă, ce faceți, mă, aici? Ce faceți? Gătit aici o surpriză, dacă Bă, cine e băiatul? Cine e omul ăla? Păi, uite, acum am să vă zic. Deci, azi e o zi în care eu sunt așa mai... Vedeți voi cum? Așa că v-am pregătit mai, o mai surpriză. Mai nebună decât nebună ce era, am înțeles. Stați, așa că v-am adus aici în iad, unde e locul vostru perfect. Duceți-vă la Lucifer să muriți. Dar să le, tu auzi ce vorbești? Ești asta ci că în iad loc cu preferat, duceți-vă la Lucifer. Bă, asta trăiește în bazme, mă, bă, e nebun, a nebunit, bă, dar de cât timp vorbește cu băiatul ăla, bă, îi zici că e în altă lume, sincer, bă, ce faci, doamne, dar să, bă, a nebunit și, dar, deci, dar să, Darcel, vină puțin, Alice, Alice, ce, Darcel ne-a închis aici, Alice, ce faci? Eu fac foarte bine, voi ce faceți? Bă, dar să le asta ne-a închis aici, ce facem acum? Bă, nu știu, bă, Rafale, ceva? Mă, fraierilor, stați acolo acum, ca niște câini. A, ca niște câini, mulțumim, așa, bravo, dar să le, bravo, Alice, ce tot spui? Mă, Alice, ce-ai pățit? De ce ești așa? Bă, ce tot faci, mă? Păi, dar voi sunteți sclavii mei, cum adică, eu fac ce vreau cu voi. Stai, bă, Rafale, stai, că nu se mai bate, Alice. Ia-ți mă cartea asta, apoi, zi să-ți dau cartea, ce faci cu ea? Nici nu mai cere înapoi, pe bune, hai să plec.
citit-o la mint, nu-mi trebuia, vreau numai să văd ce reacție o să ai când o citești, fraierul meu. A, și asta era tot, nu? Păi da, normal. Și ce ți-a venit ție să fii așa, ce inspirație ai avut-o să scrii cartea aia, mă întreb eu, bă, dar te-mă de aici. Mă, păi dacă sunteți fraiere, ce să vă fac, așa sunt fost născut, eu n-am ce să vă fac. Nu, bă, rafelei, bro, gata, lasă-mă pe mine, Ares, în primul rând, eu am vrut să te împac, o te ți-am adus să, dar nu să se da pentru că... Cine ala, bă, rafelei, să plecam de aici. Da, ia zi mă, și tu ești de aceeași părere cu el? Ia zi mă, bă, Rafa, nici mai să plec, că nu mai suport. Hai, Rafa, stai, am blocat-o, ia, du-te, e blocat-o. Da, eu nu mai am ce să mă zic, adică uitați-vă puțin la copiii ăștia, bă, sunt termini, bă, sunt nebun. Bă, dar să le, în primul rând, dar să le, că tot ești aici, în primul rând, dar să le, nici măcar nu am înțeles ce zici tu acolo, dar să le, te întrerup, nu știu, dar să le, ți-e frică să zici toată propulția la fel ca și ei. Nu, bă, Rafa, e, dar nu mai pot, bă, Rafa, e ceva. Așa, și acum de ce trebuie să... De ce trebuie să... Dar să le știi că nu te aud dacă vorbești peste mine, nu? Ce? Eu deja nu-i mai suport pe ăștia. Adică uitați-vă puțin la ei. Băi, eu nu înțeleg absolut nimic ce se întâmplă. Nici nu s-aud chiar să mă oară. Mă, ce fac? Mă, Alice, gata, termină. Te lasă-l pe Darcy, Darcy, lasă-l pe Alice. Mă, dar ce tot, mă, Alice, ce tot ai? De câteva zile de el, tu nu știu, te comporți foarte ciudat. Ce-ai pățit? Cum adică ce-am pățit? Ce ați pățit voi? Că voi tot intrați peste mine când omul poate mai are și el treabă. Mă, dar unde a căzut Mulcova la asta? Mă, chiar, bă, Rafale, doamne, fac cruce. Doamne, miluiește, doamne, miluiește. Și-a, bă, Rafale, Fentina, unde eram? A, da, Alice, Fentina, Alice. Eu vreau să te împași până, ok? Eu să mergem la mall. Păi, ia, stai, așa. Tu de unde? Să mergem la mall, să ce? Să-mi ia Rafael ceva? Că tu ești ultima sărăcie, de te știe tot satul, că n-ai niciun ban și nu mă cerșești. Da, bă, bă, nu, eu sunt la bucat ca Rafael, uite, am bani. Uite, am biceps, am triceps. Dar voi ce aveți aici? Că eu nu vă înțeleg, adică, bă, voi sunteți în lumea voastră, amândoi, voi sunteți într-o lume, gen, doar voi, gen, voi, care fi, ca și cum să vă zic așa, voi aveți o limbă, limba voastră, cum ar veni, și nu mai vă știți limba aia. Bă, Rafa, Cinciung Chang. Da, dar să le, bă, da, stai puțin, dar să le, de unde a apărut Nicova la asta? Din China, de unde se apară? Doamne. Mă, din China. Ok, am ajuns la mall, dar de ce a trebuit să ajungem la mall și nu? Asta nu e întrebarea. Întrebarea e de ce am ajuns pe la mall și am venit pe jos. De ce am venit pe jos? Păi la mall că nu înțeleg, aveam mașini toți. De ce am venit pe jos? De prost! Seama, dar lasă-mă pe mine, că vreau să zic în primul rând că tu ești gras și trebuie să slăbești și după aia să spun tu, Rafael, ai venit pe jos că ești prost. Ba, stai! De ce sunt gras? Ești prost, ha? Da, dar să le ești bipolar rău de tot. Mă, dar stai puțin. Mă, așa, și ce căutăm la mall? Să mâncăm! Bă, alo, hapsa. Bă, grasule, nu mai băga hamburger în tine. Ia și dă două ture de teren, că ești ultimul gras, nu vezi? Fentă, e faflătări! Unu, au, asta, stai! Doi, stai! Doi! Bă, eu v-am întrebat ceva. De ce am venit pe jos până aici și de ce am venit la mall? Care e scopul? A venit la mall să ne luăm bani. Alo, cum da, e? Eu întreb ceva, primesc fix niciun răspuns. Bă, dar să le pot să mai... Fii atent, stai că am eu. Deci, în primul rând, tu, Darisele, n-ai voie să intri așa. Tu trebuie să te pui lângă tomberoane, aici așa, și să cerșești, că n-ai bani. Ce? Stai, du-te, că m-am supărat, bă. Dar ce are meu cu mine, Alice? Hai, voi plecați. Plecăm, Darisele, bine, stai aici, cum a zis Alice. Mă, Alice, bă, Alice, stai puțin, Alice. Vreau să te întreb ceva. Mă, dar ce ai azi și bă, dar, bă, voi, nu, cred că voi încălcați pe nervii astăzi. Nu știu ce ați pățit amândoi. Sunteți cam nebuni, mai ales tu. Mai ales tu, cum adică? Păi cum adică? Tu nu vezi cum vorbești cu noi? Păi da, dacă sunteți proști, ce să vă fac? Nu-i vina mea că așa v-ați născut. A, mulțumim și da, tu ești fana noastră, cum ar veni, ești fana proștilor, adică ești cea mai proastă, nu? Păi da, vine, stai așa, cine... Auzit asta, mă, ce bă, bă, dar să-i, tu tragi cu urechea cumva, tu tragi cu urechea, dar să-le... Alo, bă, sărântocule, tu ia și cere bani, nu mai comenta tu la noi. Și vezi, de unde știi tu că tu nu ești fana mea? Ia ce? Zi. Ce? De unde știu eu că nu ești tu fana mea? Dar zi-le tu aia asta ce a zis, că eu fana, fana sau fan? E nebună, bă, Rafale, cu capul.
nebunasă. Bă, e știu că e fara nebună, dar e chiar foarte nebună. Adică, uite de puțin la ea. Da, chiar, bă, ia. Mamă, ce urâtă e. Bă, dar să le, bă, gata, mă, și dar să le gata cu jinile. Ia stai mai aici, dar să le, cum am zis și ea, pe bune, adică, ok, mă, lasă puțin. Păi, și, bă, dar pot să vă întreb și eu ceva la modul cel mai serios? Ce căutăm la mall? Ok, n-am înțeles nimic din ce ați vorbit până acum, dar poate să-mi spună cineva din unul dintre voi, bă, da, clar, să nu mai vorbiți unul peste altul și să-mi spuneți încet, calm. Și unul dintre voi, ce căutăm noi la mall? Nu s-a oferă nimeni să zică? Ba, eu vreau să le. Vreau și eu, pentru tarșelul vostru. Să vă trească familia, uleu. Ah, cine vrea să-i dea lui tarșelul, uleu, scrieți voi acolo în comentarii că eu nu i-aș da lui tarșel niciodată, uleu, așa, mă, dar ce căutăm la mol? Păi, eu ți-am zis că eu vreau un ursuleț. Așa, ai pus ursulețul ăla pe jos mai devreme și te-ai zis că vrei alt ursuleț când tu tocmai ai pus un ursuleț pe jos, adică câți ursuleți mai vrei? Eu vreau cât vreau. Uite, acum ai scos alt ursuleț, ok. Mă, dar să-l da tot, nu tu ai zis să mergem la mall? Ba da, bă, Rafael, hai, voi de mergi ce stați, ok? Eu stau și să cerșesc, uleu, unul pentru dar să-l e vostru favorit, uleu. Ma, și tu pentru ce cerșești acum? De cine ai chemat la mall, dar să-l e? Bine, dacă ai să ai n-ai ai și hai, voi pleca și vă cumpărați chestii, fain, hai. Da. Uite, ia de aici, ia de aici, că știu că n-ai. A, mersi, doamna, ok, nu, de știi ceva, nu-l mai bag în seama pe dar să-l. Alex, bă, da, bă, după ce, adică mă enervez și tu, da, Darusel, bă, eu nu înțeleg ce vorbește, îi zic, bă, Darusel, spune-mi calm, spune-mi direct ce, eu, capul meu e făcut vraiște, nu mai știu ce să mai zic, mă, și ce căutăm noi doi aici, dacă Darusel ne-ai chemat, ce căutăm noi? Da, tu să-mi zici ce căutăm. Ah, super, wow, tu, eu o să vă zic, mă, hai, mă, lăsați-mă pe mine cu toate prostiile astea, că, adică, bă, Alex, unde Darusel? Stai așa, că mă duc să-l caut. Da, ce să mai zic și eu, bă, da, uite, mă, ce, mă, Darusel. A plecat. Ai învățat tot cu invizibilitate. Gata, ce mai, bă, dar pe bune, ce care, mă, ce, noi ce facem astăzi, e întrebarea mea. Nu știu, bă, Rafael, hai, bă, voi de plecați, că fii atent, bă, eu mă duc să mai ceva, ok? Eu am treabă în oraș și n-am avut, da, o să plec singur acasă, că deja nu se mai poate, hai, nu știu ce se întâmplă astăzi. Mă, da, uitați, bă, eu nu înțeleg ce se întâmplă astăzi, adică, ok, fana Alice ne-a vorbit foarte, foarte urât până acum, dar eu, și dar se l-a nebunit, eu nu înțeleg ce se întâmplă, frate, adică eu acum, bă, ce fai, Alice, poți să mă ieși pe mine până acasă, te rog? Urcă, rapid. Că am furat-o de la urmări. Trage pe dreapta! Hai, pe mărmi, trage pe dreapta! Doamne, Aris, vă rog, și trageți pe dreapta! Doamne, doamne, ca mâna. Bă, sunteți nebuni, mă. Asta e mașina ta, Alice? Nu. Bă, papa, a venit poliția, rapid, că am furat-o. Nu, mă, e dar sel. Bă, nu, e poliția reală, e poliția română, bă, hai! Trage pe dreapta, trage pe dreapta! Mă, Alex, Darusele, ok, am ajuns înapoi acasă. Mă, ce, ok, bă, Darusele, întrebarea mea e, bă, de unde, bă, iar ai furat mașini de poliție și costum. Ce tot cauți cu costumul de poliție? Ce ți se pare amuzant, Darusele? Am skill și sunt polițist. Darusele, dar mașina unde e? Nu contează, am mâncat eu. Ai mâncat-o, ok, bă, dacă, de fapt, era spalic, să zică dacă are ceva de spus de tine cu mâncatul. Păi, dar eu ți-am mai zis de atâtea ori că tu trebuie să nu mai mănânci, deci mă jur că mă duc, că ți-au acum burgeri și ți-i arunc, tu trebuie să... Bă, gata, mă, dar se dai aici cam rău astăzi, de unde ai tu atâta forță să dai spart aici? Lasă-mă, bă, Rafale, dacă eu am fără burgeri, stai puțin, ok, Alice, vină puțin, Alice, bă, unde pleacă, bă, Alice, nu pleacă, Alice, nu pleacă, Alice, nu pleacă, pe bune, Alice, vină înapoi, bă, eu vreau, bă, pot să vorbesc și eu odată, bă, odată în viață îmi doresc să vorbesc cu voi ca un om normal, adică ca, cu niște, ca și cum port o conversație cu un om normal, să nu mă mai bâlbâi atât de mult, eu nu înțeleg absolut nimic din ce vorbiți voi și deși am întoare capul. Mă, păi, stai așa, deci vorbim cât mergem la voi, că am un cadou pentru Darusel. Stai puțin, Darusel, aveam ceva de zis, eu aveam ceva să vă spun vouă. În primul rând, ok, am ajuns acasă, nu știu de ce m-ați dus până la mall, am mers și pe jos, nu știu de ce am mers pe jos, sincer, dar întrebarea stă în felul următor. Darusel, ce tot stai cu astea după tine așa îmbrăcat în polițist? Bă, m-a suturat, bă, de Alice, m-a Alice, eu pe tine te arestez. Ok, Darusel, tu te îmbraci în polițist ca ce? Poți să-mi zici pe bune, adică eu nu înțeleg, sincer. Vezi, mă, că se dă cine nu e, e un fraier, mă, el s-a costumat așa ca să pară că e cineva, dar de fapt el nu e nimeni. Bă, cum adică, bă, șa, bă? Stai, ia, uite-te aici, hop. Nu, bă, Alice, pentru asta eu te
Mare, te rog să vii cu mine. Hai că te-am arestat, hai, ți-am pus cătușele. Da, uitați-vă puțin, băi, eu nu înțeleg nimic. Bă, vreau și eu să port o conversație normală. Oare când o să pot și eu să port o conversație normală cu un om normal? Nu știu, scrieți-mi voi acolo în comentarii când se va putea întâmpla chestia aceasta cu Darius și cu Alice. Să am și eu o conversație normală. Adică uitați-vă puțin la Alice, nu știu unde merge. Uitați-vă la Darius, stă acolo, mai stă și îmbrăcat în poliție, nici el nu știu ce face. Uitați-vă puțin la el. Uitați-vă la toată lumea și uitați-vă la mine. Adică eu cred că sunt într-un oraș greșit și ok, Alice vine de acolo. După vine de acolo. Beberiță, fii atent. Uite, hai să-ți arăt o magie. Da, nu mai am nimic de zis, sincer. Darusele, fii atent ce idee mi-a venit. De ce te-am adus eu aici? Fii atent, Darusele. Vreau să facem un experiment, să-i facem o farsă cum ar fi. Adică să o experimentăm pe fana nebună, să vedem cât de loială ne este nouă. Adică dacă ne este prieten sau nu, Darusele. Și știi ce mă gândeam să facem noi astăzi? Fii atent, Darusele. Mă gândeam, Darusele, să facem în felul următor. Ceva de genul ca și cum noi ne certăm, Darusele, de față cu ea. O să mergem la ea acasă, Darusele, să ne certăm cum ar veni dintr-o prostie. Ne certăm dintr-o prostie, vedem pe acolo ce ne legăm. Da, acum încercăm, nu? Nu, bă, dar să certăm dacă ne ajungem acolo. Ok, bine că știi tu, dar să ne certăm, dar ne certăm acolo. Deci fii atent, dar să ne certăm și după o să zici tu în felul următor. La un moment dat, bă, ce faci, mă, dar să le? Eu mi-a părut așa și acum. Da, dar să putem să purtăm și noi o conversație normală? Ok, hai. Deci fii atent, dar să le. În primul rând, noi ne ducem acolo, ne certăm și toate astea și după la un moment dat, dar să le, tu trebuie să spui ceva de genul ca și cum, bă, Rafaele, fii atent, nu, mi s-a luat de tine, ia știi ceva, ia să rămâi tu, nu mai voie să mai vii acasă, deci tu o să-mi zici, dar să le să nu mai vin acasă, să găsesc eu un loc ca să zici așa, bă, Rafaele, proprietatea e pe numele meu, te dau afară din casă, nu mă mai interesează, că mă enervez, nu știu ce, să-ți găsești un loc, bă, stai puțin, deci fii atent, dar să după ce zici toate astea, tu o să pleci de acolo și fii atent ce vreau să faci, vreau să pleci de acolo și după să stai cu invizibilitate ca să auzi și tu pe acolo ce se întâmplă, ai înțeles? Adică așa, nu? Da, așa, dar să le, dar nu de acum. Ok, hai. Chiar sunt curios dacă fana nebună îmi este loială, dacă experimentul ăsta o să fie unul de succes sau nu. Scrieți voi acolo în comentarii ce credeți, dacă o să mă primească în casă la ea, pentru că nu o să mai am unde să dorm sau nu. Adică ar fi foarte bine să mă primească. Totuși că dacă n-aș avea unde să dorm, dacă chiar m-ar da Darusele afară din casă, eu chiar nu știu unde aș putea să mai dorm, sincer. Bă, Darusele, am ajuns în fața casei. Planul nostru o să fie cum am vorbit, Darusele, da? Da. Deci fii atent, Darusele, o să facem în așa fel, o să găsim un motiv să ne certăm așa. Aiurea, Darusele, mai multe motive să încetăm, dar acum hai să intrăm repede la ea, să începem tot ăsta. Și chiar sunt curios, Darusele, dacă m-ar lăsa în casă la ea. Hai să intru, bă, bate mai celălalt. Hai să bate așa. Ce faci, Alin? Ce faci? Ce faci? Mă faci jură, Darusele, nici măcar nu te înțeleg, Darusele, poți să vorbești cu toată gura? Pe bune, mă, ce faci mai aici, mă, Darusele, poți să vorbești cu toată gura? Alice, Rafael a spart ușa. Cine a spart ușa? Tu n-ai văzut că tu ai spart, bă, Darusele, ești simțit, bă, pe bune, la mână, ce mai zic? Tu ai spart, ok, mersi, Darusele, mersi că faci. De ce faci? Bă, Darusele, ai speriat, bă, s-a speriat. Mă, Darusele, ai speriat și pe săraca fată, mă, Darusele, ești unul simțit, pe bune, la mână, ce nu mai să lăsia, pleacă, mai țăcă, mă. Nu pleacă, nici fie atent, Alice, ce faci? Păi, eu făceam bine până să vă văd pe voi. Adică, uite, Darusele, din vina ta. E vina ta, bă, Rafale. Nu, nu e din vina mea, nu, tu te bați cu aerul, deci fii atent, Darusele. Bă, Darusele, eu nu te înțeleg niciodată ce vorbim, bă, Darusele, poți să vorbești tu mai clar, Darusele, du-te, mă, la școală și să vorbești, să înveți să vorbești, Darusele, că deja mă enervezi. Du-te, bă, zicea, bă, du-te la școală la matematică, bă, tu măcar nu știi cât de 1 plus 1, bă, du-te, bă, fraierii, care ești? Cât e 1 plus 1, ia? Îi 3! Da, hai, pa, pleacă, Darusele, de aici. Du-te, bă, ești fraier, cine zice, bă, lasă că mă duc la bunica, buni! Bă, Darusele, stai puțin, bă, Darusele, tu chiar ești prost la emoțiune, de ce să te duci la bunica, dar ți-am zis să-mi zici că te duci acasă și să nu mai vin eu acasă, că e pe numele tău proprietatea, ce nu înțelegi? Ah. Darusele, poți să vii, gata, nu ne mai, de ce ne certăm, adică, pe bune, Alice, te-ai supărat pe noi? Păi, nu știu ce să zic, dar oricum nu-i chiar normal ce se întâmplă, adică sunteți în mijlocul străzii și urlați. Asta zic și eu, pentru că e nesimțit, Darusele, uite-te la el ce face. Bă, Alice, fiatele, eu sunt la Rafael. Bă, Rafael, fiatele. Mamă, stai puțin, vino aici, Darusele, că mă enervez. Vino să vorbim noi în particular. Bă, ce vrei, mă? Bă, ești prost, mă, Darusele, la mulți. Bă, tu chiar ești prost, Darusele. Bă, faci prost. Nu, ia stai. Nu trebuie să-i zici, o să-i zic eu dacă să mă acceptă la ea în casă. Nu trebuie să zici, tu ce nu înțelegi? Ok. Tu zici că pleci acasă, uite că se uită după noi. Tu zici că o să pleci acasă, Darusele, că deja mi s-a luat și ea, știi ceva, Rafael?
Rafele, ia lasă-mă, mă duc eu acasă și să nu te mai văd acasă, Rafele, ia îți faci bagajele și pleci, pentru că tu nu mai ai ce căuta acolo, aia e proprietatea mea și tu n-ai ce, să cauți, te dau afară. Okay. Așa, gata, gata. Mă, Rafele, bă, da-ți tu să-ți dau, Rafele, și mă, Rafele, eu plec acasă. Păi trebuie să du-te acasă, du-te acasă, așa, du-te acasă, du-te acasă, așa, du-te acasă, că deja, adică ne enervez, dar să le nu-ți așa. Da, Rafele, Rafele, iată-mă, eu nu mai vreau să te prind acasă la mine, ok? Îți faci bagajele și te duci, bă, te duci, gata. Să nu te mai prinde casa mea, pe numele meu, bă, tot ce am, ok? Stai puțin, cum adică e casa pe numele tău, dar Răsile, că eu ți-am cumpărat casa, pe unde pleci, mă, unde... Alex, ți se pare normal ce face, dar Răsile? Bă, păi, dar eu nu știu ce s-a întâmplat, eu mă duc la mine. Nici eu nu știu ce s-a întâmplat, mă, Alex, adică, uite-te puțin, mi-a zis că mă dă afară din casă, ce vrei, Alex, ce faci? Nu, că era bătrână, trebuia să moară. Da, ok, Alex, dar știi care e faza, dar Răsile, stai să-ți spun ceva, știi că eu i-am cumpărat casa, și știi că eu am cumpărat casa aceea, nu? Păi, da, știu de ce. Păi da, am cumpărat eu, Alex, dar știi care e faza, gen, e pe numele lui Darusel și tu ai auzit ce a zis Darusel? Eu am auzit. Păi da, mi-a zis că mă dă afară din casă și cred că am vorbea serios, adică era foarte nervos, tu ai văzut? Păi eu am văzut, tu ai văzut? Păi da, Alex, dar și ce fac eu acum dacă nu mai am casă? Unde pot să stau și eu, pe bune? Păi nu știu, du-te și închirează un apartament, roagă-ți pe Federico, nu păi știu. Păi da, n-am bani acum, mă, ce cauți, mă, aici, Darusel? Mă, ce? Ok, deci, deci uite-te puțin, bă, ăsta chiar vorbește serios, deci mi-a adus servieta, mi-a adus toate hainele din casă, nu știu ce mi-a adus Alex aici, nici nu mă mai bag în seamă, după cum ai putut să vezi, nici nu vorbea cu mine, nu știu ce să mai fac, nu mai știu ce să mai vorbesc, eu deja sunt căpiat, eu nu mai pot, bă, Alex îmi vine să plâng, bă, eu rămân fără casă, ce fac, Alex, unde stau, Alex, poți să mă ajuți cumva? Eu nu prea știu cum să te ajut. Păi, Alex, nu poți să mă lași pe mine să stau cu tine în casă, te rog, măcar... Da, lasă-l pe Darusel, așa. Bă, păi, eu aș putea să te las, numai că trebuie să-mi plătești chirie. Să-ți plătesc chirie? Alice, stai să văd dacă am ceva. Da, am puțină chirie, sincer, dar nu mai da mine, Alice, mă, gata, să nu-i căjit și mai da și mine. Lasă-mă în pace, te rog. Așa, bun, cât ai? Aș vrea să stau doar o seară, că o să-mi găsesc eu un loc unde să stau după. O să stau? O seară, bine, sau, da, de fapt, poate mai mult, poate o săptămână, cine știe, poate chiar o lună, nu știu. Poate chiar un an. E bun, tot dă banii. Păi și ce? Hai că-ți dau o servietă așa de început. Poftim servieta asta. Hai că pun. Gata. Da, am... Bine, deci stai. Da, ia și mașina, bă, ia și rablata de mașină. Ha, mă, lasă-mă în pace. Ok, bine, măcar că mi-a adus mașina. Adică n-am ce să mai zic, mă, Alex. Ok, Alex, de ce spui că... Stai, ce? Fii atent, pentru servietă, uite, vină încă că am un loc special și trebuie să intri pe aici. Ok, păi stai puțin, ce unde vrei să mă las? Da, deci, fii atent, pentru servietă primești asta și mai iei și asta. Și ce să fac cu astea? Păi cum adică, ăsta-l mănânci că e plin de mâncare și aici te pui tu să dormi. Alex, îți bagi cu mine? Nu, adică ai o toaletă lângă tine. Da, Darusel, Darusel, ești foarte amuzant, Darusel, ia pleacă-mă de aici, că ne simți, lasă-mă în pace, Darusel, fii atent, Darusel, ok, Alex, tu-ți bagi de mine cumva? Păi, da, ți se pare că glumesc, am luat banii, deci eu, dacă ai nevoie, ai loc de dormit, ai mâncare. Asta ți se pare loc de dormit, ți-am dat, mi-ai cerut și bani, deci mi-ai cerut și bani și tu nu mă lași, ok, Alex, hai să-mi dai și mie de mâncare ceva? Bă, păi, ți-am zis că e mâncare acolo. Ok, eu să mă duc să mă servesc singur, atunci merg în casă foarte frumos pe aici. Bă, stai, că e o problemă, că nici eu nu prea am mâncare. Ok, și de-aia mă trimis pe mine să stau acolo, nu? Păi, da. Ia să văd ce mâncare ai tu pe aici, Alex. Unde-i frigiderul, mă? Alex, unde este frigiderul? Știi cum e cu inflația asta, o trebuie să-l dau la manet. Ok, mă mulțumesc, cred că mai bine o să dorm. Alex, unde e? Am și eu un loc unde să dorm, unde mai lăsa și pe mine să dorm, adică pe bune, că știi care e faza dacă mi-e foame și n-am ce să mănânc. Stai puțin, dacă mi-e foame și n-am unde să mănânc, măcar să dorm așa, poate îmi trece foame. Păi da, uite că am un loc ai ascuns aici, fii atent. Așa. Deci, dacă vii aici și stai aici, uite acolo. Ce? Mă, dar tu-ți bagi de mine? Nu. Cum adică? Deci, Alex, mă primești pe mine în casă sau nu? Nu știu, tu ce crezi? Ia stai puțin, Alex, stai puțin, că mi-am adus ceva aminte. Mai știi când te-am primit la noi în casă, că te-au dat părinții tăi afară și te-am primit eu, nu Darusel? Darusel nu voia din prima, nu voia, mai știi? Păi, da. Așa, și tu acum ce-mi faci, vrei? Deci, acum am aflat situația ta ceva mai rău, eu chiar nu o să am unde să mai dorm, Alex, și tu mă trimiți pe mine să dorm la cu noi. Unde te duci? Da, bine.
hai după mine. Ok, mersi. Oh, mamă, e bine. Într-un final accept, dar uitați-vă puțin, adică nu mi se pare normal ceea ce a făcut Alice până acum, pe bune, la modul cel mai serios. Ea mi-a zis că chiar nu m-ar accepta, adică uitați-vă, eu am acceptat-o din prima. I-am zis, Alice, stai cu noi așa, și acum când abia veni în rând, uitați-vă unde mă punea să stau. Ok, măcar i-am atras atenția cu asta. Bă, urăi în pace, bă, Rafale, bă, dar te chinuiești, bă, bă, Rafale, mi-e milă. Da, dar să nici măcar nu te înțeleg ce vorbești, dar că chiar mă enervezi, pe bune. Ok, bine, gata, scuze. Ok, lasă că plec. De unde știi, mă, că tu că vine? Ia, lasă-mă în pace. Rafael. Hai, că te-am pregătit locul. Uite, Ok. Mersi. Unde dorm? Ia, mi-ai. Uite aici. E ok. Da, de ce mă pui să dorm cu tine în cameră? Păi, pentru că nu mai am alt loc altundeva. Ba da, ai sufrageria aceea unde poți să dormi pe canapea, foarte, foarte frumos, Ali, și nu am nicio problemă. Nu e. Nu, cam aici trebuie să vină un prieten. Nu se poate. Cum adică un prieten, Alice? Ai vreun prieten? Adică un frate. Alice, stai puțin, că acum mi-am adus eu aminte de ceva. Mai știi tu când îmi ziceai în continuu că îl stric pe Darusel David? Păi da. Și încă nu mi-ai spus cine e David. Și acum ai zis că ai un prieten. Deci rezultă că David e prietenul tău? Tu vrei să dormi aici sau nu? Da, vreau să dorm, dar aș vrea să și mănânc, sincer. Dar nu prea mâncare. Păi, dar și ce crezi? Ia de aici, uite. Mersi, uite, dintr-o dată așa devenim prieteni, Alice. Pentru că știi cât de bine te-am tratat eu, cât ai stat cu noi, Alice, acolo. Ți-am luat și cadouri, ți-am luat de toate și tu acum n-ar trebui să-ți bagi joc de mine. Tu nu mai băga vrejeală de asta, acceptă ce îți dau și gata. Bine, așa. gata, hai, o să te duci unde vrei, eu stau aici, mă liniștesc, aici e foarte, foarte frumos, e totul ok. Mamă, deci nu vine să cred, bă, Darusel, vino repede, Darusel, unde-și, mă? Dar chiar, bă, Rafale, cam nesimțită, bă, Rafale, nu crezi, bă, te-ai lăsat-o și nu te lasă, bă, Rafale, urât, bă, bă, Rafale, dar știi cum părea casa, bă, Rafale, e casa ta, nu? Da, asta e chestia, că eu i-am cumpărat casa, dar e pe numele, da, eu i-am cumpărat, stai puțin, mi-am adus aminte, de fapt, nu mai contează asta, Darusel, dar, pe bune, chiar eu i-am cumpărat casa, eu am primit-o și la mine în casă, Darusel, și de cum mă tratează, ți se pare normal? Da, bă, urât, hai, eu plec să mă la film, pa! Mersi, Darusel, mă lași aici singur, ok, acum ce să fac și eu stau așa liniștit pe aici, mă, de unde apărumă blocul ăsta, bă, cred că aș sta puțin așa pe la televizor prin partea aceasta. Alice, ce faci? Darusel, revină, la modul cel mai serios, Darusel, se întâmplă totul foarte ciudat aici, nu știu ce se întâmplă, ce are Alice, bă, dar pe bune, la modul cel mai serios, dar cred că Alice m-a ascultat pe mine și pe Darusel, cred că chiar a plecat acum, în fine, hai să plec ușor așa, bă, Alice? Hei, dar mâncă tu așa, ai zis că vrei aici, uite aici. Ok, mersi, lasă că ies pe partea cealaltă, ies pe aici, pe afară. Da, nu pozezi nici pe aici. Ok, atunci ies pe geam pe aici, pe unde stă Alice, foarte frumos. Mă, Alice, stai puțin, vreau să te întreb ceva, Alice. Mai știi că eu ți-am cumpărat casa asta, nu? E pe numele meu. Păi da, dar mai știi că eu ți-am cumpărat casa, nu? Băi, eu mi-am inteles numai că scrie Alice 2012. Ok, Alice, ai dreptate, chiar este pe numele tău, am pus-o pe numele tău, dar eu ți-am cumpărat-o, Alice, tu așa de... Adică, fii atent, Alice. Eu am fost dulce cu tine, te-am lăsat atunci să stai cu noi în casă, ți-am cumpărat acum casă și tu ce unde vrei să mă lași? Ok, într-un final, pentru că ți-am zis toate astea, mă lași acolo, azi jos, Alice. Da, ți se pare normal ce faci tu aici? Păi, cum adică ai plecat? Nu te mai las acolo, acum adormi unde ți-am zis. Ok, mersi, Alice. Chiar, cred că o să mă duc să... Da, Alice, da, o activitate ceva nu face și noi ceva interesant? Mersi, ce faci cu asta? Păi, ți-am dat chiria, că mi-e mil așa de tine. Mersi, Alice. Într-un final devenim prieteni buni, nu? Păi, nu știu, depinde. Depinde, dar tu nu prea ai geamuri pe aici, Alice. Nu înțeleg ce se întâmplă aici, este foarte ciudat tot ce se întâmplă, adică pe bune, Alice se comportă foarte, foarte ciudat, nu știu de ce a pus toate nicovalele astea pe aici, nu înțeleg nimic absolut din ce vorbește ea, dar eu nu știu, oare credeți că ea chiar mai acceptă... Da? Păi am venit să văd ce faci. Ok, și nicovalele astea nu ai de gând să le dai aici, nu te încurcă? Păi nu, sunt chiar perfecte. Sunt chiar perfecte, pentru că eu să stau aici la calculator, să stau sus, să mă duc sus și o să iau camera și tot să stai acolo jos, pentru că eu să iau astea foarte frumos aici. Bă, dar nu înțeleg ce se întâmplă la modul cel mai serios, Alice, mi se pare foarte ciudat, eu n-am nimic de comentat, n-am nimic de reproșat, nu știu ce să mai zic, dar vreau să mă duc repede la Darusel, vreau să mai vorbesc cu Darusel, sincer, să plec acum repede acasă, că să ce la film, cred că s-a dus acolo, nu știu ce să facă, și toate astea, dar hai să plec pe aici. Mă, ce faci, mă, Alice?
aici. Încuiam, zic că na, așa trebuie să fie cu hoții ăștia. Ok, Alice, eu o să plec puțin până afară. Și aici ai pus pe bune? Bă, păi eu ți-am zis că e cu hoții treaba, știi? Ok, deci tu tocmai mă sechestrezi în casa ta, nu-i așa? Bă, păi, da, uite că avem calculator, avem masă de asta faină, cum adică? Ok, și acum mai încuia cu tine în casa aici, nu? În camera asta, gen, amândoi suntem aici, nu mai putem să mai intrăm pe nicăieri, nu mai putem să mai ieșim, Alice. Păi, cam așa e, da. Ok, și, da, nu mai am nimic de zis, Alice. Așa, cum ce să facem? O să stăm așa frumos, Alice. Bă, da, tu faci toate lucrurile astea ca să mă dai pe mine să nu suport să stau cu tine, ca să zic eu dintr-o dată ca să plec de aici, sau de ce? Și cum? Eu niciodată. Ok, am înțeles. Mă, Alice, poți să spui așa de la bun început? Poți să-mi spui că vrei să mă dai afară din casă? Adică, pe bune, nu înțeleg de ce. Bă, fii atent, eu până acum te-am testat, ai trecut testul la limit, așa să zicem, așa că o să scot astea. Ce mai testat? Ce test, Alice? Mă, păi să văd și eu cum te comporți. Ce? Văd și eu cum te comporți, că nu poți primesc pe oricine în casă. Adică stai puțin, tu acum te-ai comportat așa ciudat cu mine ca să vezi, gen, dacă, ca să vezi ce, cum adică, gen, te-ai comportat pentru ce? Să văd dacă ești cu minte, dacă o să fii calm, știi, chestii de astea. Ok, deci tu practic m-ai testat să vezi dacă, da, ok, am înțeles, Alice, deci pentru, adică, ceea ce rezultă din asta este faptul că tu de fapt mai fi lăsat de la început să stai, adică tu de fapt mai ai lăsat de la început să stau, doar mi-ai pus niște mai supus unui test pentru a vedea gen dacă aș fi recunoscător să stau practic cu tine în casă, nu? Exact așa, e exact. Acum hai să dăm o petrecere. Mă, ce petrecere, mă, Alice? Ok, da, o petrecere. Hai să dăm o petrecere. Nu, oprește, Alice, că pe bune, adică oprește, fii atentă. Știi de ce vreau să oprești, Alice? Adică mă mulțumesc pentru gest, dar eu nu prea mă simt ok, sincer. Adică am rămas fără casă, nu mai am calculatorul meu, nu mai am camera mea, nu mai am baia mea, nu mai am absolut nimic. Dar Sil m-a dat afară și lucrurile mele nu mi-a dat toate lucrurile. Nu știu ce mi-a dat, sincer, nu cred că mi-a dat absolut nimic. Ce vina mea? Bă, Rafaele, nu știu, asta e problema ta. Eu te păstrez aici un timp, dar nu pentru toată viața. Ok, lasă că rezolve cu Darcel. Nu știu ce să fac. Dacă rezolv cu Darcel, poate revine, mă, Darcel, sincer. Adică nu-ți face grijă, eu nu o să fac nimic, sincer. Adică îți mulțumesc totuși pentru că m-ai primit aici în casă, ce să spun. Bine, da, hai că mă duc sus. Ok. Mă, da, nu, dar totuși tot se comportă foarte ciudat. Tot se comportă foarte ciudat. Nu știu ce a realizat, dar într-un final vedem că ea a zis că mi-a făcut un test. Ceea ce e bine că eu o să stau cu ea în casă. O să stăm să vedem cât mă mai ține ea în casă aici tot și să vedem. Alice, ce faci? Ăsta a fost iară un test. Pentru? Să văd cum o să reacționezi. Să reacționezi ce? Că te văd aici? Ok, am înțeles. Deci, da, cred că ar trebui să mă duc la... Da, mă, ce faci, Alice? Uite, încerc să repar ce-am făcut. Ok. Bă, nu, cred că o să mă duc acum repede acasă, mă duc la tare să vedem, ca să vreau să-i explic toate chestiile astea, că într-un final, Alice, de fapt că mi-a zis, ok, nu mai zic nimic, o să vedem acasă sau în general, dar să vorbim cu el toate chestiile astea, că deja, adică, oricum, nu mai am ce să mai zic. Mi s-a părut foarte, foarte ciudat comportamentul lui Alice, chiar dacă totuși a zis că a fost un test într-un final, dar totuși m-am cam consumat foarte mult, nici nu mai am suflu, nici nu mi-e sete, nu mai știu ce să mai zic, sincer, dar mă duc acum repede, dar să vorbesc, să-i zic lui toate chestiile astea, nu mai știu ce să mai vorbesc, chiar sunt copia, sincer, nu știu cât o să mai rezist. Sunt la un moment dat, o să zice că a fost o farsă, dar să vedem cât o să mă mai țin, uitați să puțin, că să uite după mine, pe geam, pe aici, pe... Alice, știi că te văd, nu? Da, ok, am înțeles. În sfârșit am ajuns acasă, mă duc și acum repede la dar să zic, deja nu mai pot, a fost o zi foarte chinuitoare pentru mine, foarte obositoare, să vedem ce... Mamă, bă, ce fain e filmul ăsta, mamă, bă, ce-mi place, bă! Bă, ce faci, bă, Rafaele, ce faci, bă, tu mi-ai zis, bă, Rafaele, ai venit acasă, bă? Bă, da, fii atent, Darusele, știi care e faza? De fapt, fii atent, Darusele, încă m-a păstrat, fii atent cum a fost faza, Darusele, eu încă o să rămân la Alice, o să vedem cât o să mă mai țină, dacă mă mai ține acolo. Bă, ce faci, bă, Rafaele, la mine în casă, bă, ia pleacă din casă, ai! Bă, dăm lucrurile, ai, vino sus, să-ți dea rău lucrurile, Darusele, vino aici, hai, stăm aici, că aici nu o să ne vadă, aici nu o să vadă, deci fii atent, bă, deci fii atent care este faza, Darusele, într-un final, ea de fapt mi-a spus că m-a supus unui test, Darusele, și a vrut să vadă cum reacționez dacă mă cumpăr frumos ca să mă lase. Și de fapt ea mă lăsa, bă, Darusele, și mă las acolo. Și să văd cât să mai stau cu ea, Darusele, dacă mai rezistă mult, dacă mă mai lasă mult, dacă e prietenă bună sau nu cu mine. Ok, bă, Rafaele, hai, du-te. Hai. Gata. Că deja mă și enervează ăsta, pe bune, deja mă și enervează, mă. Alice, unde? Aici erai, mă. Alice, bă, el simți rău de tot, Darusele, adică nici măcar nu mă lăsa să-mi iau chestiile din casă. Da, asta e, na. Ok. Bă, se comportă foarte ciudat, nu știu. Alice, acum suntem amândoi în casă. Mă, ce faci?
O nouă zi, o nouă dimineață, tot aici la Alice mă aflu, deoarece Alice m-a primit la ea în casă într-un final, adică prima oară eu credeam că face mișto, știți că Alice ieri prima oară mă lua la mișto, nu știu, făcea toate chestiile astea posibile și nu m-ar fi lăsat în casă, dar într-un final vedem că m-a lăsat în casă și doar mă testa, ce bine că mă testa, iar astăzi eu vreau să fac în felul următor, vreau să enervez timp de 24 de ore toată ziua, în așa fel încât să mă deși pe mine afară din casă, totuși că oricum știți că Darius, adică nu m-a dat Darius afară din casă, ăsta este un experiment și vreau să văd totuși dacă o să mă suporte Alice în continuare, dacă mă mai ține în casă sau dacă mă dă afară. În primul rând, acum trebuie să mergem repede la ea să vedem ce face. Ok, nu e pe aici, trebuie să mergem sus, probabil e la ea în cameră, nu știu, cred că tot la calculator, nu știu ce face, așa ceva. Ce face Alice aici? Uite, construiam, aranjam și eu pe aici camera, știi? Construia, aranjai camera, păi, dar de apucat de construcție. Nu mai, văd că nu mai e ursulețul ăla, unde ți-ai dispărut ursulețul? Nu mai ai nevoie de el? Ba, eu am foarte mare nevoie de el, dar să zicem că Darusel... Deci Darusel ți-a furat ursulețul, să înțeleg, nu? Exact. Păi normal, ai văzut, Darusel e un simțit pe bune, adică ai văzut, mă dai pe mine afară din casă, acum trebuie să stau cu tine. Nu știu cât de mult îți convine ție, sincer, adică am adus ce mai fi rău să-ți convine, așa că stau cu tine sau? Da, în fine, mă, Alice, bă, Alice, ce să zic și eu, așa, de prima oară, lasă-mi și pe mine, mă joc și eu la tine pe calculator aici, foarte frumos, vreau să mă joc aici. Alo, dar ăsta e calculatorul, ăsta e meu. Ce, e calculatorul meu, pleacă de aici, lasă-mă să mă joc. Dă-te-mă la o parte, lasă-mă să mă joc eu. Bă, ia stai așa, tu dacă vrei te duci la ăla de jos, nu aici, ăsta e meu. Eu vreau să mă duc pe ăsta, du-te la ăla de jos, ce, e casa ta, nu poți să te joci tu pe ăla, nu știu să umblu pe ăla, e cu ăla de machiaj, aici trebuie să stai eu, că tu acolo ai machiaj, ai toate alea, ce mă lași pe mine? Bine, lasă că mă duc să distrug machiajele, mă duc acum să distrug machiajele, de moment am pe vedem că s-a supărat cât de cât, așa, să dăm de ce? Tu lași așa să stăm pace, nici nu te apropii de el, da? Atunci stai tu aici, lasă-mă pe mine, păi și tu de ce mă pui aici, de puțin, ai cuțitele astea aici, vrei să mă așez în ele, nu ia ele de aici, ce-mi pui tu aici toate cuțitele astea, Alice, tu nu știi să găzdești o persoană la tine acasă, nu știi să ai... Dar picos mai ești, mă, erau puse și ele acolo să fie. Da, să fie, da, și o să-mi calc pe ele, așa, joacă-te tu aici, lasă-mă să mă duc eu sus la tine în cameră, acolo mă joc frumos pe calculator, foarte, foarte bine, mamă, cât de tare aici, mă, lasă-mă în pace, bine, gata, mă duc, atunci mă duc să-ți furt din mâncare de acolo, din frigider. Bă, dar chiar, mă, ia stai, mă, tu parcă aveai frigider sau nu mai aveai, că ieri parcă zicei că nu mai ai frigider, ia stai să mă uit eu. Alex, ce e ăsta aici? Ia spune, tu ai zis cumva ieri că nu mai ai frigider, ce se întâmplă? Da, nu că am zis așa, știi, că a fost atunci petrecerea cu familia, știi, și l-am luat, că ei sunt mâncăcioși. Ei sunt mâncăcioși, ok, și tu nu prea ai să vede, adică, bă, mâine, acum, ia stai să mă duc și eu, mamă, toate lucrurile astea cât de bine arată pe aici, mamă, am luat tot din frigider, Alex, mă mănânc și eu, mă servesc aici, m-am pus la masă foarte, foarte frumos. Și mănânc acum. Ce vrei și tu? Ia și tu o felie de pizza și atât. Gata, eu mănânc toate astea de pe aici. Mă, ce faci, mă? Unde mă pui? Mă, ce? Nu mai faci așa, că nu uita că e casa mea. Da, păi și dacă e casa ta, ce? Eu nu pot să mă hrănesc că nu ți-am luat eu casa asta sau ce? Casa cumpărată e de tine sau de mine? Bă, ea mea, dar am cumpărat tot din frigider, dar tu nu, tu pune înapoi. Păi eu ți-am cumpărat casa, acum eu îți mănânc mâncare, am cumpărat de tine, practic. Ia, ce bine. Gata, ia toată mâncarea asta înapoi, că deja mă enervez, Alex, adică pe bune, ce înseamnă asta, Alex, gata, ce, ia mâncarea înapoi, gata, că mă ce enervez, ia-ți și ăstea, ia-ți tot, ce mai stai eu, acum pune și așează-le acolo, în fine, mă duc și o să mă joc pe calculator, acum să, mă, vedem că am trollat-o, cât așa, s-a enervat, dar trebuie să mergem cu ea și pe afară să-i facem mai multe chestii, că totuși momentan, nu știu, dar, mamă, trebuie să iau repede, mamă, dar nu știu unde are discul, dar are pe aici, nu are, vreau să-i bag muzică pe ăsta, mă, ia stai să mă uit eu pe aici, pe unde, oare are ea printr-un chest ceva muzică, stai puțin, că știu ce avea aici, ia stai puțin, că mă leg eu de treaba asta, că a scris aici, ce mai fraier oameni, dar Darusel 2012, asta să zicem că poate ar fi adevărat, la fel gândi niciodată, cei care nu dau like și subscribe, asta chiar e adevărat, asta adică pe bune, cine nu dă like și subscribe, are dreptate, Alice, ia fi atentă, că vreau să-mi spun și eu ceva, ce stai aici la frigider, gata, nu ți-ai pus astea înăuntru? Bă, dar tu nu vezi, mă, că mi-ai dat toate astea să le pun, dar durează o grămadă să le pun, ce te apucă? Păi, lasă, Alice, să mă duc eu sus așa foarte frumos, acum stați puțin, trebuie să caut, bă, dar unde are, mă, ia toate astea, vreau să mă duc, ce faci, Alice, ai băgat toate alea, gata? Mă, păi, gata, le-am închis frigiderul, le-am înghesuit, ce ai? Gata, bă, ce e ăsta? De când e ăsta aici, Alice? Mă, ce? Bă, ce? Dă și mie puțin ăla, puțin, dă-mi la puțin, Alice, dă discul ăla. Înseamnă că mai întâi trebuie să spargem asta. Alice, dă-mi discul ăla puțin, că vreau să încerc ceva, așa. Acum foarte frumos, gata, m-a dus pe muzică să trăiesc pe toată lumea, Alice, acum mă duc foarte frumos, ia uite, pac muzica aici, totul, toate minunate, uite aici, petrecere, Alice, îți place? De fapt, asta chiar îmi place, muzica preferată. Ok, deci dacă îți place, bă, eu am zis că trebuie să o enervez, dar de
de fapt ei îi place. Am înțeles ce se întâmplă acum. Da, Alex. Ce? Și Alex, n-ai observat nimic? N-ai observat nimic acolo sus? Ce? Bă, ce-ai făcut, mă? N-am făcut nimic. Ce? N-ai nimic de observat. N-ai nimic de observat, Alex. Ce? N-ai nimic. Ia uite, chiar n-ai nimic. În momentul ăsta îmi dai, acum am dai ăla de muzică. Și ăla de muzică. Uite discul, gata. Ți-am dat discul, gata. Perfect. Așa. Nu discul, bă, aparatul de muzică. Pe ce aparat de muzică? Nu e la mine. Ce să fac eu? Cum să fie la mine? Rafael. Ce? E foarte bine ce se întâmplă când mai ai bine, gata. Deci te enervezi. Ok. Mă, e bine că s-ai enervat acum. Stai puțin. Alin, să fii atent. Hai să mergem și noi, să plecăm aici. Hai să vedem, să mergem puțin pe la Tarasel, să vedem ce facem. O să ne luăm așa de el, că până la urmă te iei de el că mă lasă pe mine pe aici singur, nu mă mai lasă în casă. Hai peste el. Ia mă, dar cine te crezi, bă? Ok. Uitați-vă puțin la Alin. Deci eu nu înțeleg ce face. Sincer, la modul cel mai serios acum merg. Mă, Alin, așteaptă-mă și pe mine. Mă, ce faci? Ok, deci Alin se pare că mă enervează pe mine. Nu o enervez eu pe Alin. Se pare că astăzi ea mă enervează pe mine. Hai să vedem. Bă, dar unde s-a dus, mă, Alin? Bă, s-a dus prin spate. Ok. Bă, dar sele, ia vină puțin așa, să ți arăt și eu ceva. Mă, unde ești? Ia zi mai rapid, că acum vin și îți dau două peste cap. Mă, s-a enervat Alin, mă, de ce gapă, dar sele. Bă, unde e, mă, ăsta? Bă, dar sele, unde ești, mă? Bă, Alin, să ia replica de acasă, mă. Nu vine să cred așa ceva. Ah, pentru asta, Alin, mă ajungi pe mine să car astea de calculatorul și cu astea de aici? Mă ajuți? Da, te ajut, mai acuși. Ah, pe ajută-mă, vino, Alin, vino puțin, Alin, să aștept. Bă, Doamne, deci mă enervează pe mine. Noi enervează pe ea, mă enervează ea pe mine. Ok, lasă-l acolo, că n-am ce să fac cu el. Bă, Alin, fii atentă, mă, ce faci, mă, aici? Ce faci, mă? Bă, ai furat cumva stalul Darusele, frigiderul? N-ai văzut nimic. N-am văzut. Ok, hai, Alin, să mergem pe undeva prin oraș. Ia, vino cu mine. Fii atentă, deci vreau să. Ok. Unde e mașina ta? Ia stai. Bă, ia lasă-mă pe mine. Ia să-mi lasă-mă pe mine să conduc eu mașina ta, mă. Ia dă-te, mă, la o parte. Alin, ia lasă-mă pe mine să-ți arăt o schemă. Lasă-mă pe mine să conduc eu mașina, să te duc într-un loc secret, Alex, să te duc într-un loc șmecher. Așa, fii atent, hai, urcă, că plec, Alex, așa, fii atent, Alex, am o surpriză pentru tine, Alex, închide ochii, poți să închizi ochii, ia că mă uit la tine, uite-te în jos, uite-te în jos, mama, acum o să vreau să-i arunc mașina înapoi, să nu-și dea seama, așa, Alex, gata, te uiți în jos, gata? Da, eu mă uit în jos, de ce? Te uiți în jos? Da, ești pregătită, zi dacă ești pregătită, 3, 2, 1, și, mamă, stai, nimic, nu, Doamne, ce prost am. Ai vrut să-mi arunc mașina, da? Ce? N-am vrut să-ți arunc nimic. Alice, unde mi-e mașina? Da, uitați-vă puțin. Deci, eu vreau să enervez pe Alice pentru 24 de ore astăzi, dar se pare că eu mă enervez singur, practic, până la urmă. Adică mă enervează și ea, mă enervez și eu singur, pentru că nu-mi iese absolut nimic. Nici nu știu unde s-a dus. Acum, sincer, nu știu ce să mai fac. După unde mai era chestii de-astea? Vreau să iau niște chestii, să punem aici, să se blocheze. Bă, dar n-am nimic prin inventar. N-am nimic să închid. Ok, Alice, unde mi-e mașina? Să zicem că am abandonat-o pe autostradă. Ok, bine, Alice, perfect, așa. Acum fii atentă, vreau să mergem undeva. Ce? Nu, n-am făcut nimic. Vino, hai să ne șlăm pe calculator. Vino după mine. Ce? Rafael, acum mi-o dai. Acum. Ce să-ți dau? Mașina mi-o dai în momentul ăsta. Pe ce crezi că am eu super puteri să iau mașina, să o iau, să o bag în buzunar sau ce? Aolo, bine, mă, Alex, ia mașina, înapoi m-ai prins, gata, pune acolo, bă, nu vine să crezi, bă, nu pot să fac nimic, bă, dar e bine că se enervează totuși, e bine că se enervează, mă mai enervez și eu pentru că nu mi-e toate chestiile pe care vreau să le fac, dar se enervează și acum mă duc repede aici la ea pe calculator, o să stau aici pe calculator, poate o să vină ea aici, să vedem ce o să-mi zică când ajung eu aici, să vedem, poate pune alea pe acolo, nu știu ce face, așa, mă juc aici, dai, Ioane, hai, Ioane, bă, Darusel, să nu-l mai lași pe Darusel, așa, foarte bine, mă, ce faci, mă, mi-e scaunul de sub picioare? Păi, da, bă, dacă ești ultimul de simțit, îmi fii așa și intri peste mine, cum adică? Cum adică am intrat peste tine? Că tu erai, eu eram aici, tu erai afară cu mașina, că ai zis că ți-am furat mașina. Ce e vina mea? Mă, păi, da, și mi-ai dat voie să-ți joci aici? A, păi, cum adică să-ți dau eu ție voie? Păi, nu te jucai tu, mă joc eu. Da, clar, mă joc eu, nu trebuie să-ți dau... Păi, da, așa, da. Ce mai vrei? Stai jos, cum adică? Nu te pui tu așa. Hai să mergem de aici, hai, gata. Unde vrei să mă duci, Alex? Unde vrei să mă duci? Mergem afară, mergem în parc? Unde vrei să mergem? La mall? Unde mergem? Mergem la parc de distracție? Unde vrei să mă duci? Mă, păi mergem unde vrei, nu contează. Ah, ok, mergem unde vreau eu, perfect, așa, urcă, așa, bravo, merg, mă duc peste tot, Alex, te duc pe aici, bă, Alex, spune-mi unde vrei tu să mergem, că fix acolo nu o să mergem, adică nu o să vreau să merg după tine, pentru că tu nu știi niciun loc, Alex, tu habar n-ai de absolut nimic, Alex, pe bune, tu crezi că... Da, Alex... bine, vreau să nu mergem la mall, te rog eu mult. Ah, nu vrei să mergi la mall? Bine, înseamnă că atunci... nu, tu îmi faci niște scheme, tu vrei să mergi de fapt la mall, așa că nu o să te duc la mall, fii atentă, vreau să te duc într-un loc unde mă
jucam cu Taruse la bowling. Vreau să ne jucăm bowling. Bă, alo, bă, ce faci, mă? Ok, ok, mă duc să-ți arunc mașina în apă. Mă duc să-ți arunc mașina în apă, foarte frumos pe aici. Mă duc așa. Bă, da, aia vine după mine. Bă, a, mă, ce faci? Mă, ce faci? Mă, ce faci? Bă, Alex, bă, ce faci? Mă, ce faci? Mă, bă, alo, alo, nu fura o mașină la oameni. Uitați-vă puțin la Alex, adică nu. Eu vreau să-l enervez, dar să pare că nu pot să fac absolut nimic, sincer. Da, trebuie să mă duc după ea. Mă, Alex, așteaptă, așteaptă, urcă sus, Alex. Alex, nu te duci. Alex, Alex, mă, ce faci? Mă, ce Alex, Alex, bă, Alex, ce mă cu mașina oamenilor? Alex, Alex, ce? Ce? Poți să-mi spui și mie ce e cu mașina oamenilor? Păi dacă vezi, am furat o mașină și am aruncat-o în apă. Și asta basta. Dar nu ai fi așa nervos, Alex, că bă, ce faci, mă, să arunci și ce de mașină acum? Am înțeles, Alex, bravo, bravo. A, intră cu, uite, să opriți la ea. Bă, eu nu înțeleg ce faci, sincer. Bă, dar am rămas aici. Mă, Alex, așteaptă-mă și pe mine, bă. Alex, Alex. A, da, se pare că mă enervez singur. Așa, mă, Alex, gata, gata, ai venit, ai venit în sfârșit, credeam că mă lași pe mine aici. Hai să mergem, fii atentă. Știi unde e ăla de bowling? Vreau să ne jucăm bowling, Alex. Vreau să mă joc cu tine bowling. Fii atentă, fă dreapta, dreapta, dreapta. Uite acolo, uite acolo. Așa, lasă-mă pe mine, secundă. Foarte bine, foarte. Uite aici, aici e Alex. Mă, dar ce vă cu mașina săracului om, bă, Alex, nu se rușine așa puțin? Mă, pe bune, dacă le iau și pe astea. Ah, wow, 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 foarte, foarte, foarte amuzant ești tu, Alex, poate eu și pe ta. Hai să ne jucăm bowling, lasă toate prostiile astea pe aici, Alex, nu mai fura mașinile, ce le faci? Mă, ce, mă, ce e mă acolo, mă, mă, ce sunt, Alex, ce sunt astea? Sunt niște resturi, știi? Ah, sunt niște resturi, niște cuțize, niște chestii, ok, hai că le fur eu de aici, le fur repede, si le fur, mă duc așa foarte frumos cu ele. Mă, Alex, bă, ce, bă, de unde e, mă, toate astea aici, mă, că nu vine să cred așa ceva, mă, Alex, hai mă să ne jucăm, bă, unde? Ok, ok, deci se pare că nici eu nu mai știu să mai fac aici chestiile astea. Mă, unde s-a dus, mă, Alex, mă, mă, bă, deci mă enervează pe mine, sincer, la culme, mă. Alex, ce faci, mă, bă, nu mai da, mă, de astea, Alex, nu strica astea, Alex, 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 mă, ce faci? Hai să ne jucăm. Hai, hai să ne jucăm, da, da, bine, bine. Bă, Alex, Alex, nu mai, gata, gata, Alex, strici astea pe aici, bă, bune, strici astea și după nu mai știm cum mai erau puse, Alex, și ne dau astea afară de pe tot, să de din oraș ne dau afară, Alex, nu le scoate, Alex, te rog, eu, nu le, mă, bă, ce faci, ce faci, mă? Gata, mă, Alex, fii atentă, nu mai lua astea, lasă-le acolo așa, bine că ai pus-o la înapoi, fii atentă, vreau să ne jucăm bowling, te-ai mai jucat în viața ta bowling? Păi, mama, știu să arunc în oameni, nu în popice. Bă, pom, pom, bă, cum adică eu să arunc în oameni, cu ce să arunc în oameni? Bă, Alex, ai nebunii, fii atent, hai să cumpărăm de aici, domnul, dați-ne și nouă niște mici de bowling, așa foarte frumos, luăm una de fiecare, de fapt, dați-ne două de fiecare, deci fii atent, Alex, am aici două pentru tine și două pentru mine și toate acestea, dar, Alex, o să ne jucăm aici pe rând. Prima oară o să dau eu, Alex, și o să dau aici foarte frumos și hai să vedem. 3, 2, 1 și să vedem, să vedem, strike, strike, strike. Oh, mă, mai am două, Alex, ce părere ai? Nasol ești. A, deci, cum adică sunt nasol? Păi ce, bă, stai puțin că mai am eu, bă, nu, Alex, nu le pune tu. Lasă-mi pe mine, să vedem. Opa, mai rămas una. Opa, mamă, Alex, ia să te văd, că una a rămas, ia să te văd pe tine acum, Alex, ia să te văd cât de bună ești tu, bine, că nu o să faci absolut nimic, sincer, dar asta e partea a doua, ia să te vedem. 3, 2, 1, Alex, tu nu știi să dai cu... Mamă, strike, bă, gata, bine, nu strike, n-a fost din prima, dar bă, dar unde s-a dus, mă, Alex, bă, bă, dar nu știe să se joace absolut nimic, nu știe să facă absolut, bă, Alex, Alex, ok, deci Alex a plecat, trebuie să mă duc singur pe jos, până acasă foarte, foarte tare, adică, bine, să sperăm că nu mă dă afară din casă, adică, bine, poate m-ar da afară din casă, ar fi genial să mă dea pe mine afară din casă, pentru ca să vedem așa, cât de mult mă suportă ea pe mine, cât de mult mă acceptă toate astea, pentru că eu, până la urmă, am acceptat-o cu Darius la noi în casă, chiar dacă ne făcea toate chestiile de pe lume, când s-a uitat după noi, ne spionea, făcea toate chestiile astea, dar chiar mă, vreau să spionez acum, că tot a venit vorba de spionat. Vreau să mă duc acum repede acasă, vedeți că merg pe jos, mai am foarte mult, dar nu-i nimic, o să mă duc, o să spionez și să vedem ce o să fac Alex, dacă o să mă dea afară din casă sau nu. Aolo, s-a făcut și noaptea afară, uitați-vă puțin cât am avut eu de mers pe jos, sincer, pentru că Alex m-a lăsat. Ok, m-a lăsat, ia să zicem dacă totuși a ajuns acasă, adică nu cred că s-ar fi, da, deci a ajuns acasă, a lăsat mașina aici, este foarte, foarte bine. Acum vreau să spionez, vreau să văd pe unde o fi, care e treaba cu ea, să vedem ce o să facă ea, ia să vedem oare e prin partea aceasta. Mă, uitați-vă la ea, mamă, e la ea, te machiezi, mă, ce faci, mă, Alex, oare să, ce, să pregătești, să se întâlnească cu iubitul ei, da, mi-am amuzat, zic, acum o să iau, vreau să o enervez foarte, foarte rău, vreau să fac mișto de ea, deci mă duc acum repede înăuntru, la, 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 o să mă duc acum repede să mă joc pe calculator aici, sus, pentru că Alex nu e acasă, foarte, foarte bine, mă joc foarte frumos aici, și, da, tu de unde ai apărut, Alex? Mă, păi cum adică, mă, că am fost jos, dar stai așa, e jos și tu în sfârșit acasă, ia zi, ai mers pe jos, nu? Da, pe normal, mersi, Alex, că m-ai lăsat pe jos, ia, du-te, mă, de aici, rămâi aici, închis, ok, ia să mă duc așa frumos, mă, tu unde erai, mă, Alex, da, chiar, bă, pe bune, Alex, unde erai tu? Mă, cum adică, bă, ești chiar aici eram. A, era aici, și tu ce făceai aici, Alex, ce faci și tu aici? Eu mă spălam. Te spălai la asta la machiaj, deci te spălai, tu n-ai apă și te speli la bec, cum ar veni la lumina becului. Am înțeles, Alex, da, deci care este faza cu tine, unde ai vreun drum în seara asta, ce planuri ai tu de făcut? Bă, cum adică, nu, n-am nimic acesta. A, și tu te machiezi așa, nu, sau ce faci tu aici? Mă spălam. A, te spălai, nu?
Hai, ia te speli tu. Am înțeles, mă, Alice. Tu te speli. Ia, lasă omul asta. Lasă închis aici, Alice, că am nevoie de n-am nevoie de lumină aici prin casă. S-a făcut noapte, Alice. Mă, tu unde te duci, mă? Alice, stai puțin. Ia stai puțin. Ia stai puțin, Alice. Tu cumva te duci la întâlnire cu băiatul acela David? Mă, cine e, mă, David, mă? Păi, dar cum adică cine e David? Că ziceai în continuu numele David. Da, David, prietenul ăla lui Darusel. Da, prietenul Darusel și prietenul tău, nu? Cum adică? Dar eu nici nu l-am întâlnit. Ah, ok. După du-te și întâlnește-l acum. Pleacă, du-te, du-te, Alex, că rămân eu acasă aici foarte, foarte frumos. Alex, gata, că mă și enervez, pe bune. Adică du-te, că... aici, cum adică? Și de ce dai în mine, mă? Vezi, poate te dau afară și te duc la Tomberon acolo. Ah, mă lasă doar cu Tomberon, ok? De ce să-mi cumpăr acasă și tu mă lasă doar la Tomberon, ok? Păi, da, dacă mă enervezi atâta, bă, ia lasă-mă, hai, stai aici. Bine, gata, gata, te las, ok, mamă, s-a dus sus, mamă, este totul perfect. Vedem că, de fapt, nu m-a dat afară, am crezut chiar că mă dă afară. Ok, nu m-a dat afară, dar vreau să facem un fel următor. Vreau mai ales acum s-a făcut și noapte, vedem că ea pleacă de acasă, nu știu unde se duce, că cred că s-a ucis la întâlnire cu băiatul. Mă, ce, mă, ce cauți, mă, bă, Alice, ce faci aici? A, uitați-vă puțin la ea, care este faza, că ea nu înțeleg, mă, ia, nu, trebuie să ies afară din casă, dar aici să vedem că vreau să vorbesc eu singur ca să nu mai aud Alice, pentru că fiți atenți. Acum s-a făcut noapte, Alice vrea să plece ea undeva, nu știu unde să se ducă, dar știți care este faza? Vreau ca data viitoare, mâine, să vedem într-un final, bă, trebuie să fac neapărat să mă dea afară din casă. Deci dacă nu mă dă afară din casă, eu practic nu mi-am îndeplinit challenge-ul. Bine, dacă mă tot ține, înseamnă că e o prietenă adevărată și indiferent de ce s-ar întâmpla, ea ar fi alături de mine, chiar dacă o enervez, chiar dacă toate astea. Dar scrieți voi acolo în comentarii dacă voi credeți că Alice m-a, ce faci, mă, Alice? Deci, voi să scrieți acolo în comentarii tot ce vreți, iar eu acum am să mă ocup de Rafael. Mă, da, scrieți voi acolo în comentarii dacă voi credeți că Alice mă va păstra la ea în casă sau dacă mă va da afară. Sincer, eu aș vrea într-un fel ambele, adică nu, scrieți acolo în comentarii ce credeți că se va întâmpla și o să vedem în episodul următor. O nouă zi, se pare că încă suntem la Alice în casă. Alice, este foarte bine că încă ne-a lăsat să stăm cu ea în casă. Asta îmi place foarte, foarte mult. O să-i spun la un moment dat dacă ea tot mă ține și nu o să mă dea afară din casă, ceea ce este bine totuși că înseamnă că este o prietenă adevărată. O să-i spun că, bă, Alice a fost un experiment, pentru că chestia aceasta ce o să fac eu, ce fac eu cu Darusel, este un experiment. Dacă încă nu știți, dacă încă n-ați văzut videoclipurile din trecut, vă recomand să le vedeți înainte de acesta, deoarece așa o să vă dați seama cam cum stă treaba cu toate astea. Bă, dar chiar acum chiar sunt curios ce o să facă și Alice, sincer. Adică trebuie să mă duc repede la ea să o întreb așa, ce mai faci? Ea nu știu, trebuie să fac într-un fel să mă enervez, să mă... Bă, ce... bă, de unde ieși? Alice, mă... Bă, ce faci, mă, Alice, mă? Bă, iar sar, mă, pe geamuri, iar stai pe la geamuri. Ce faci, Alice? De unde ai venit? Nu, bă, nu, Rafael, stăteam și în pat, dormeam și dintr-o dată am căzut din pat. Mai stai puțin, tu ai patul în partea asta, ceva de genul, și geamul ai prin partea asta. Cum ai putea să cazi din pat și să pici așa, gen pe jos, afară, pe geam, să pici de pe geam? Bă, nu știu, mă, nu știu, dar am căzut din pat. Stai așa, să punem aici la loc. Ok, Alice, am înțeles, nu știu, adică foarte ciudat ceea ce se întâmplă cu tine, sincer, dar mă rog, sincer, ce faci tu astăzi? Ce ai pățit? Ce mi-ai făcut astăzi? Cum adică ce am făcut? Păi uite, am căzut din pat, acum m-am trezit, ce crezi că poți face? Ah, clar, da, băi, da, mi-ai zis că ai căzut, eu nu înțeleg, Alice, cum ai putut tu să cazi din pat și să te trezești, adică, pe bune, n-am mai văzut în viața mea, spuneți-mi mie dacă ați mai văzut pe cineva, Alice, bă, Alice, pe bune. Mă, ce cauți, mă, aici, mă, tu-ți permis să intri peste noi în casă, mă, după ce că m-ai dat afară, mă, ce vrei, mă, ce vrei, de ce ai venit aici? Mă, dai, mă, frate, mă, dar nu mai țipă așa la noi, mă, Alice, asta e nebun, mă, dă-mă afară din casă, tu nu vei, mă, ce, mă, dar țipi așa, bă, vorbește încet, calm, că mă, ne enervez, după ce că m-ai dat afară din casă, mai tu pe să vii aici, să vii și cu tupeul la noi. Bă, Rafale, bă, bine cineva la fraficiderul, bă, Rafale, bă, cu toți burgerii care aveam, bă, mi-am un burger, bă, eu mi-am un burger. Mă, ce zici, mă, ți-a furat, ce ți-a furat, mă? Alice, i-a furat frigiderul, mă, Alice, bă, doamne, da, bă, păi dacă ești frate, dar să le și mă dai afară din casă, râde. Tu te mă dai aici, Alice, dă la afară din casă, că deja mă enervează asta, dar e că, pe bune, după ce că mă dai... Nu, pleacă, mă, hai, mă, mai rapid, hai, pleacă! Așa, mă, Alice, bravo, mă, dar uite-te la el, bă, Alice, n-am putut să te dau de gol, că știi că tu ai făcut asta ieri, știi că s-a întâmplat treaba asta ieri. Bă, taci, că poate pe aici. Uite, uite-te puțin la el, bă, să pleci, du-te acasă, bă, ești nesimțit, bă, Alice, vine după mine, hai sus, că sunt da. Ne poate vedea, adică hai să vorbim și noi, serios. Da. Stai, eu mă duc să mă joc la calculator, tu nu știu ce faci, da? Nici nu vrei să mai vorbești cu mine, ok, deci se comportă foarte ciudat, dar este bine că ai zis că sunt la calculator, bă, Darusel, unde ești, bă, că vreau să vorbesc cu tine, bă, Darusel, bă, vino repede, vino, așa, mă, vino repede, să nu ne vadă Alice, vino aici, să nu ne vadă
Alex, bă, deci fii atent, bă, dar Vsele. Bă, ce ai zis tu că ți s-a furat frigiderul, nu? Brafle, dar știi, bă, nesimțit, bă, hai, mă ajut, bă, mă ajut. Cum, de ce să fie, mă, nesimțit, dar Vsele? Uite, brafle, mă, dai afară de față, că hai, ajută-mă, ajută-mă, bă, stai, bă, 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 doamne, doamne, dar Vsele, tu ai uitat ce facem aici, că facem experimentul, adică tu m-ai certat cum ar fi până m-ai dat afară din casă și m-am mutat cu Alex în casă, adică normal că te dau afară, cum vrei să reacționezi, dar Vsele, vrei să-și dea seama? A, da, bă, hai, dar și nu mi-a furat, bă, frigiderul, bă, că nu m-a băbut, ăsta ultimul meu burger. Nu, mă, bă, deci fii atent, dar Vsele, ți s-a furat frigiderul, dar fii atent care este faza. Ieri, bă, dar chiar tu unde ai fost ieri, dar Vsele, când ai fost acasă? Păi, bă, Rafale, eu ieri am fost la bunica. La ce bunica ai fost, mă, tu, dar Vsele, ia vorbește mai tare, că nu prea te aud. Am fost la bunica, uite acolo, bă, acolo am fost la bunica. A, toată ziua ai fost la bunica, mai și ce ai făcut tu la bunica, dar Vsele? M-a jucat cu bunii, uite, i-am făcut burger, ea mi-a făcut burger, ne-a jucat cu mine, ne-am uitat la filme. A, ok, ea ți-a făcut burger, ea i-a făcut burger, am înțeles, dar Vsele, deci fii atent, bă, dar Vsele, ca să spun, să spun mai drept, deci fii atent, dar Vsele, ce s-a întâmplat de fapt. Înainte să zic de chestia asta cu frigiderul, bă, ce faci, mă, dar Vsele, mă bagi în seama, mai vrei să afli răspunsul sau nu? Hai, zi. Deci fii atent, bă, dar Vsele, în primul rând, Alice, fii atent, ieri că tu ai fost plecat, dar Vsele, am încercat să o enervez pe Alice pentru 24 de ore, dar Vsele, pentru 24 de ore, dar Vsele, eu am încercat să o enervez toată ziua ieri că tu ai fost plecat și fii atent, dar Vsele, am ajuns acasă la noi, cum ar veni să venim la tine să vedem, nu știu ce, să mai iau niște lucruri, să mai iau niște, dar stai, fii atent, dar Vsele, a venit ea și ea că era nervoasă, că am enervat, eu ți-a furat frigiderul, ea ți l-a furat, dar să nu-i spui, bă, să nu te ideea, că fii atent, dar Vsele, nu trebuie să-și dea seama, nu trebuie să audă că am zis eu asta la tine, că după poate mă dă afară din casă, pentru că fii atent, dar Vsele, adică nu vreau să mă dea afară din casă, până la urmă o să-i spunem că a fost o farsă, că a fost un experiment social, ca să vedem dacă ea e prietenoasă cu mine sau nu, dacă e prietenă, dacă mi-e alături în momentele astea grele, dar Vsele, cum am fost și eu, când știi că s-a mutat cu noi în casă, mai știi? Da, ne simțitul, okay. Vii la noi aici, așa, da, uite, să puțin la Dar Vsele, cum stă cu oalea, adică, Alice, uite-te unde Dar Vsele aici, cum stă cu oalea în picioare, bă, Dar Vsele, vină că a plecat, bă, așa, bă, deci fii atent, Dar Vsele, până la urmă, o să zicem noi la un moment dat că a fost o falsă și așa, adică, ea m-a lăsat în casă, chiar dacă am enervat și toate astea, bă, uite-te la ea. Stai că nu vine. Bă, dar Vsele, dar ce să mai fac, mă? Mai încerc, mă, să mai enervez așa, să mă dea afară din casă sau ce crezi? Mă dă afară sau nu? Da, bă, 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 știi, bă, du-te, bă, hai să ne bate, bă. După ce, Alice, du-l acasă, Alice, că deja mă enervează. Bă, pleacă, dacă nu cheamă, Alice, cheamă poliția, te rog, cheamă eu, te rog, poliția. Ok, bă. Așa. Doamne, Alice, ăsta și mai și permite, sincer, adică uite-te cât de nesimțit e, ci că vine aici cu frigiderul, că nu știu ce, după ce că el m-a dat afară din casa Alice, își permite să vină aici să facă legea și la tine în casa Alice, tu ți se pare normal? Da, mă, bă, da, nu știu ce-i că el, da, ai dreptate. Da, e cam nesimțit, sincer, adică nu știu de ce faci așa, adică eu voiam să fiu prieten cu el și el m-a dat afară din casă și acum mai văzut cum să te apă aici, nu vrea să mai plece, nu știu care este faza cu el, ce vrea să facă. Mă, ce? Pleacă, bă, hai să nu te mai văd în curte la mine, pleacă acum. Bă, unde e, mă, bă, iar e Dar Vsele aici? Da, mă, am fost la geam. A fost la geam, ok. Da, Alice, nu știu, n-am ce să mai zic, sincer, dar, da, bă, da. Bă, Dar Vsele, ia vină puțin, ia vină aici, Dar Vsele, că deja ne enervez, pe bune, la modul cel mai serios, Dar Vsele, ia, arată-te tu, arată-te pe aici. Clasic, nici nu vrea să se arată, da, uitați-vă puțin, gen, și Alice și Dar Vsele să, ok, nu mai am nimic de zis. Mă, Alice, fii atentă, a venit Dar Vsele aici, bine că ați venit și nu mai faceți toate tâmpilele astea, că deja mă enervați, ok, Alice, fii atentă, ce-am făcut eu cu Dar Vsele, ce ți-am plănuit ție, Alice, ți-am plănuit să facem în felul următor. Am vrut să facem un experiment ca și cum Dar Vsele mă dă afară din casă, de fapt Dar Vsele nu m-a dat afară din casă și el, adică am vrut să facem un experiment să vedem dacă tu mă primești, dacă ești primitoare, dacă ești prietena noastră, dacă ești amabilă cu noi și toate chestiile de genul. Dar Vsele a fost complice, nu s-a întâmplat nimic, dar Alice, ceea ce ai făcut tu cu frigiderul nu prea e bine, sincer. Da, Alice, ești chiar nesimțită. Bă, Dar Vsele, lasă-mă să abia, ce cum adică, Alice, nu, ce cum adică? Păi, dacă
Cum adică? Deci stai așa, voi mi-ați făcut mie experimente? Da, Alex, ca să vedem dacă ești prietenoasă. Cum adică? Ce, mă, ce faci, mă? Te îmbraci în polițist? Alo, 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 ce faci? Doamna! Hai, Rafale, urcă, stai, așa, m-am ajuns în lumea supereroilor, sunt adoptat de supereroi aici, sau ce se întâmplă? Da, Rafale, urcă, unde să urmă, mă, dar să le, ce aveți, mă, bă, voi ați nebunit de tot, adică la mă, unde să fugi, mă, ce, mă, dar să le bai nebunit? Da-ți fugi, a fugi, că ne urmește poliția! Doamne, bă, gata, că deja, doamne, ia, ce, stai, ha, da, asta chiar e nebun, asta chiar e prost. Adică la modul cel mai serios chiar e prost. Cred că chiar nu mi-aș mai dori să mai stau cu el în casă. Mai ales, dar ce părere ai avut tu așa? Adică, gen, nu te-ai supărat pe mine zilele astea? Adică, nu știu, gen, mai fi primit în casă? Mai voiai să mai stau cu tine? Sau cum reacționai tu? Stai cam că am să mă răspund. De fapt, hai să mă răspund acum pe tine. Mă, de ce să te răspund? Mă, stai puțin, Alex, așteaptă-mă să zic ceva, mai ales, bă, de ce să te ok, uitați-vă puțin. Adică noi am făcut un experiment să vedem dacă ne este prieten. Acum ea să răzbună, practic nu i-am făcut niciun prank, dar să răzbună, mă. Dar da, uitați-vă puțin. Deci chiar sunt cu nebune, nu știu. Scrieți-mi voi acum în comentarii dacă mai merită să mă. Rafa, fura mașina. Da, nu. Alice, nu. Mamă, Rafale, nu, Alice. Ok, deci din păcate nici nu pot să vorbesc. Spuneți-mi voi acolo în comentarii dacă mai merită să mai stau în oraș cu copiii ăștia. Adică uitați-vă puțin, eu nu mă regăsesc cu ei. Uitați-vă cât de nebun. Bă, dar să le. Rafa, vino, Rafa, bă, Rafale, bă. Da, ce ziceam? Mă, ce aveți de împărțit unul cu altul? Ce ați pățit? De ce sunteți așa neboni? Bă, dar nu, că n-avem nimica, nu-i așa? Nu-i așa, mă, că n-avem nimica? Bă, nu-i nimica! Bă, doamne, așa. Bă, dar puteți să vorbiți și voi, ca lumea, că eu nu vă aud, bă, eu nu vă înțeleg ce vorbiți, bă, ce, mă, dar... Bă, tu dai și în gură, bă, bă, tu dai și în gură, fraiere, așa, Alice! Poate vă dau afară din oraș pe amândoi. A, da, Alice? Alice, fii atentă. Dar să ce vrea Alice, vrea să ne facă un prank cu chică cum. Bă, Alice, noi ți-am făcut un experiment, nu ți-am făcut niciun prank, nu trebuie să ți revanșa. Pentru ce să ți revanșa? Noi am vrut să vedem dacă ești o prietenă cu noi și atât. N-am vrut să facem ceva mai mult de atât. Atunci îmi pare rău pentru mașina ta. Cum adică ce ai făcut? Bă, Alice, bă, du-te, mă, de aici, tu chiar. Vino, uite. Rafa, vino. Mă, unde să vin, mă? Ce a făcut? A, wow, foarte amuzant, Alice, pentru treaba asta trebuie să cumperi o mașină nouă, nu e așa? Bă, Rafa, mergi, bă, Rafa. Mamă, bă, Rafa, wow, foarte amuzant. Bă, nu mă băgam la apă mare, bă, ești nesimțit, dar însele, bă, dar ce am, dar să iar folosește recurdarea. Ai, deja, cred că mă mut din orașul acesta, nu vreau să mai stau cu ăstea, că deja, uitați-vă puțin ce se întâmplă aici. Toate ca toate, dar frigiderul când mi-l aduce azi, dar plin cu burgeri vreau, plin cu burgeri. Ce mă, ce frigider visezi, crezi că îți mai dau eu ție la înapoi, dar vezi că eu ți-am făcut un bine, mă, că tu și așa, uite-te la tine, mai bine nu mănânci. Ce? Eu zic să-l bagi mare până nu-ți bag eu sabia asta în tine. Bă, ce bine, mă, dar să le bă, dar să le ai nebunii, mă, ce ai, uite că îți bagă frigiderul înapoi, dar le, trebuie să decurge așa repede la violență, nu-i așa, dar să le... Ce faci? Bă, băi, ce fac? Eu nu fac nimic, uite frigiderul. Mă, dar să le stai frigiderul tău cumva? Nu! Alice, frigiderul, dar să le vrea. Schimbă-i culoare. Dar ce culoare avea? Nu mai știu, schimbă-i culoarea și o să zic că dar să le ce culoare avea, adică, pe bune, îți bagi joc așa de el, la modul ce mai serios. Bă, Da, asta de fericit. Andrei, asta chiar ăla e, că ăla era, ăla era. Ăsta era, bă, Rafael, dacă nu taci. Bine, gata, șeful. Eu sunt șeful și voi sunt sclavii mei. Mă, du-te-mă de aici, bă, dar noi ce facem? Adică, pe mâine, ok, ți-a pus ăsta, așa, roz de fetițe, pentru că ăsta e potrivit pentru tine, dar fel, ia să lași, mă, pe ăsta. Bă, care mi-a pus roz de fetițe? Hai să mergem în parc, vă rog eu. Mă, unde pleacă? Bă, voi puteți să vorbiți, bă, deja, nu, că ăștia mă enervează, eu nu înțeleg ce vorbesc ăștia, nu știu, adică, bă, vă știți să vorbiți întreg, să vorbiți până la capăt întreaga propoziție, că eu nu înțeleg ce vorbiți, să vorbiți pe rând, bă, nu să fugiți așa, stați unul lângă altul și răspundeți la întrebări, nu mai evitați răspunsurile. Bă, fraierii, hai, parcă, dar hai, taci!
aici vreau. Da, ok, deci mergem în parc acum. Super, foarte, foarte amuzant. Chiar sunt curios ce se va întâmpla și acolo cu nebunii ăștia. Ah, și eu nu mai am mașină. Și acum ce fac? Tu, păi tu te nu singur, pa. Ah, wow, mai lasă că ți-ați de mașina. În fine, nu mă mai interesează asta. Bă, de fapt, nu, eu chiar nu mai supăr, sincer. Nu știu cât o să mai rezist cu copiii ăștia aici în oraș. Adică, da, uitați-vă puțin. Adică, ce ziceam eu până acum? Uitați-vă și la Alin, dar nu știu unde a plecat, sincer. Da, a dat și în ăsta lua. Da, nu mai am nimic de zis, sincer, papa. Alex, ia-mă și pe mine, mă, ia-mă și pe... Ale, mă, Ale, mă, ce... Mă, doamne. Ok, m-ați adus aici la ăsta, m-ați adus în parcul de distracții. Și ce o să facem noi aici în parcul de distracții, oare? Adică, ne pe bun... Ne jucăm! Păi, Alex, stai, hai câte bani! Unu, hai și doi! Pleacă! Doamne, ați venit să distrugeți astea pe aici, bă, nu, bă, nerușinați-le, bă, doarăsile, bă, doarăsile, bă, dar chiar ne simți pe bune. Veniți aici să vă jucați să distrugeți astea pe aici, bravo, mă, wow, ce v-a jucat, băi. Hai la alt joc, la alt joc, că deja nici nu știți să vă jucați. Veniți pe aici, hai, dați-vă, dați. Ia, mă, ia, veniți aici, mă, dați cu pumnul. Hai, Alice și Darusele, dați cu pumnul. Prima oară vreau să-l văd pe Darusele și după Alice, veniți, mă, hai, 3, 2, 1 și hai, Darusele, 3, 2, 1 și... Dar să ai spart și ăsta, bine. Bine, dar să le. Ok. Hai, următorul joc. Hai să vedem, dar să le. Hai să dăm la ăsta cu. Uite. A, l-ai reparat. Gata. Păi dar nu mai spartem așa. Păi ce fac? Mamă. Alex, rândul tău. Hai, Alex, hai să auzim sunetele de război. Alex, de la tine. 3, 2, 1 și ia să vedem. Mă, încă o dată, Alex, încă o dată că nu. Alex, n-a fost nimeni atent. Încă o dată. Hai, 3, 2, 1 și. Mamă, i-am dat de somberzit. Uite, ghida, nu sunt de hace, frate. Hai, Rafale, rândul tău. Gata, rândul meu, acum rândul meu. Hai, 3, 2, 1 și bam. Ai dat unul. Ce unul, mă, bă, ce unul, mă. Dar să-l dacă îmi pui fiedică, ia lasă-mă în pace. Lasă-mă în pace, fii atent aici. 999, 3, 2, 1 și ia să ne-a stâng. Mamă, opa. Ai, bă, 300 de hace, frate. Ce nou, 3, ce nou. Na, ăsta, bă, e prea prost, dar să-l iei prea. Bă, Alice, bă, ce... Mamă, Alice, ce forțoasă ești, ai spart și ăsta, în fine, lasă-l așa. Hai, hai să-i dăm așa. Hai, 3, 2, 1, și... Ia să-i dăm. Cât de fraier ești. Alice, acum rândul tău. Hai, 3, 2, Alice, hai, rândul tău, gata, hai să-i dăm. Ia. Egalitate. Bă, fraierilor, amântează la fie, fiți atenți aici cum se dă real, pe bune, adică până sus de tot. Ia stai, hai, și bam! Bă, da, tu suntem la fel de pro, mamă! Bine, rândul mine! Alex, ești obligat acum, e rândul tău, Alex, dacă nu dai 100%, Alex, ai ieșit din joc, dacă nu dai 100%, ai ieșit din joc, acum este rândul tău, Alex, mă, ce, uite-te, dar vezi că asta scanează cu atenție, ai ieșit din joc, dar să le acum, dai tu din nou, că mă obligi, trebuie să mă obligi, dar să le, hai, 3, 2, 2, 1, și, ia, fii, dar să le, 3, 2, 1, și mama. Dar să le ești obligat, dar să le, dacă nu o să dai până sute, doar să le ai pierdut, gata. Hai. Și dai! Ia și. Stai. Da, foarte amuzant, dar în serie, chiar așa a fost, în fine, mă. Ok. Deci, ia stai, hai să luăm și noi puțin loc aici. Hai să stăm și noi puțin de vorbă, că vreau să mai vorbesc ceva cu voi. Puteți vă aici. Dar să le, mi se pare că Alex se comportă prea ciudat, sincer. Dar atunci dacă l-am întâlnit. Hai odată, Elice, hai. Mișcăm. Nu, scuze, m-a sunat cineva. Da. Ah, te-a sunat Gagicul David, nu-i așa? Ce, mă, bă, duceți-vă. Nu, eu că eu plec, pa. A, pleacă, așa, bă, lasă-l, dar să le, mă, dar să le. Bă, dar asta chiar are un Gagicul, uite-te. Bă, dar să le, dar nu ți se pare că de când l-a întâlnit pe băiatul ăsta se comportă foarte ciudat în ultimul timp? Da, bă, Rafale, adevărat, it's very true. Da, ai luat d-astea pentru engleză, nu? Ai luat cursuri d-astea pentru engleză, nu? Ești profesionist, cum ar veni tu, nu? Da, bă, Rafale, yes, Rafale J.K. Bă, dar să le, la modul cel mai serios, trebuie să mergem după Alice, că nu știu unde s-a dus, mă, asta chiar a plecat acasă, mă, ce o face, mă, Alice, sau unde o fi, mă, Alice, bă, că deja mă și nervează, sincer, mă, unde o fi, mă, Alice, mă, pe bune, adică nu e nicăieri, mă, ce? Ce? How bau? Dar să le, tu ai auzit-o. Hai, zombie! Cine, mă, nu e nimeni, bă, doamne, ai nebunii, mă, dar, doamne, bă, uitați-vă puțin. Rafa, vino, e zombie! Mă, e o jucărie ăsta, ce e zombie? Ia stai, dar du-te lângă el! Da, mă, tu, păi, da, mi-ai dat tu, wow, dar să le dai tu, wow, cât de amuzant ești, dar să le, că e o jucărie. Wow, mamă, cât de amuzant e, în fine, ce se întâmplă aici? Bă, ce sunt cu...
Alice, unde ești? Alice, uite-te puțin ce e aici. Bă, dar să le-am crezut că glumeai. Bă, ce se află cu zombii ăștia în apă? Mă, ce faci? Bă, Alice, nu sparge! Alice, nu sparge! Ia bagă-o pe Alice, ia bagă acolo înăuntru. Ia să intrăm, Alice, ăstea cu zombii. Ia să se bate cu zombii. Ok, da, deci de se pare că sunt aici cu nebunii, ceea ce este foarte bine că Alice, până la urmă, totuși m-a lăsat să stau cu ea în casă. Până la urmă, nu m-a dat afară din casă, dar într-un fel nu o să mai stau pentru că deja i-am zis lui Alice că a fost un experiment. Până la urmă, ea a spus că nu știu ce, că a fost o practică, a crezut că i-am făcut un prank, Mă, ce vrei, mă, dar... Da, foarte amuzant, dar să-l până la urmă ceea ce voiam eu să spun, uite că vin și ăștia, dar să-l ia, uite mă, ai băgat aici, să vină la astea, la curs în fire, nu mă mai întrebi pe ăsta, mă, dar să-l ia, ok, gata, ok, acum te, mă, ce fai, mă, ce, da, dar să-l, dar să-l vreau să te întreb câte magii mai înveți și tu, ok, deci deja se pare că dar să-l mă și enervează la modul cel mai serios, dar să-l poți să mă arai puțin în pace că vreau să vorbesc și eu cu lumea, adică, wow, Alice, mă, ce, da, nu mai am nimic de zis, dați acolo un like, deja mă și enervează copiii ăștia, Alice, ai ceva de zis de final? Da, am de zis, vreau să nu mai spune nimeni de David, da? Pa! Ok, toată lumea să scrie în comentarii Alice plus David. Darusel? Și? Bă, Darusel, uite un burger în apă, fugi după el, repede, burger în apă, Darusel! Darusel, acolo, bă! Acum tu ești burgerul meu! Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.